Somerset Mom. Vălul pictat. Vălul pictat, căruia cei care trăiesc îi spun viață. Capitolul 1 Femeia țipă speriată. Ce s-a întâmplat? întrebă bărbatul. În ciuda obscurității care domnea în camera cu obloane trase, zări obrazul femeii schimbat brusc de spaimă. Chiar acum a încercat cineva să intre. Cine știe, poate că era ama sau vreunul dintre servitori. La ora asta nu mă deranjează niciunul dintre ei. Știu că după amiaza mă culc întotdeauna. Cine altcineva putea să fie? Walter, șopti femeia cu buzele tremurânde. Cu mâna, ea îi arată pantofii. Bărbatul încercă să-i încalță, dar din cauza enervării, îngrijorarea femeii îl cuprinsese și pe el. Nu îi zbutea să se încalțe și pe deasupra, pantofii îl mai și strângeau. Cu un ușor suspin de nerăbdare, femeia i aduse o limbă de pantofi își puse pe umer un kimono și de sculță se apropie de măsuța de toaletă. Avea părul tăiat scurt și, înainte ca bărbatul să-și fi încheiat și returile la cel de-al doilea pantof, iase și pieptenase. Îi întinse haina. Cum ies? Mai bine aștepta puțin să văd dacă totul e în regulă. Nu se poate să fi fost Walter, nu pleacă el de la laborator înainte de ora cinci. Atunci cine să fi fost? Vorbea un șoaptă. Femeia tremura din tot trupul. Bărbatului îi trecu prin minte gândul că în caz de pericol femeia și-ar pierde capul și asta în furie. Dacă exista vreun risc, atunci de ce dracu nu-i spusese? Femeia își suflarea răsuflarea și îi puse mâna pe braț. Îi urmări privirea. Stătea în fața ferestrelor care dădeau spre verandă. Ferestrele aveau obloanele trase și zăvorâte. Mânerul de porțelan se mișcă din nou încet. Nu auzi sără pe nimeni umblând pe verandă. Era îngrozitor să privești mișcarea aceea tăcută. Trecu un minut și nu se auzi niciun zgomot. Apoi, ca într-o poveste cu fantome, văzură mânerul alb de porțelan de la cealaltă fereastră, mișcându-se în același mod îngrozitor, pe furiș și fără zgomot. Era atât de înspăimântător încât chitine, mai putându-se stăpâni, deschise gura vrânță țipe, dar dându-și seama ce avea să se întâmple, bărbatul îi puse mâna la gură, cu o mișcare rapidă, înnăbușindu-i țipătul. Tăcere! Cu genunghii tremurând... Kitty se aplecă spre el și lui Charlie îi fu teamă că o să leșine. Încruntat, cu dinții încleștați, o luă în brațe și o așeză pe pat. Kitty era albă ca varul și, în ciuda faptului că era ars de soare, Charlie pălise și el. Stătea lângă Kitty și privea fascinat mânerul de porțelan. Tăceau și deodată își dădu seama că ea plânge. Pentru numele lui Dumnezeu nu plânge, șopti el iritat. Dacă am pățit-o, am pățit-o. Acum trebuie să ne purtăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Kitty și căută Batista și Charlie, dându-și seama ce vrea, îi întinse poșeta. Unde ți-e casca? Am lăsat-o jos, Dumnezeule. Și ar trebui să te mai stăpânești. Pariez o sută contra unul că n a fost o altă. Pentru ce ar fi venit tocmai la ora asta? Nu vine acasă niciodată în mijlocul zilei, nu-i așa? Niciodată. Pariez pe orice că a fost ama. O umbră de zâmbe trecu pe obrazul femeii. Vocea lui caldă și mângâietoare o liniști. Îi luă mâna și o strânse drăgăstos. El o lăsă o clipă să-și revină. Ei bine, nu putem sta aici o veșnicie, ei zise. Te simți în stare să ieși pe verandă, să vezi ce mai e? Nu cred că aș fi în stare. N-ai puțin coniac pe aici? Chiti clătină din cap. O clipă Charlie se încruntă, îl cuprinse nerăbdarea și nu știu exact ce să facă. Kitty îi strânse mâna deodată cu putere. Și dacă așteaptă afară?" Charlie se să zâmbească și glasul lui păstra același ton blând, convingător, al cărui efect îl cunoștea prea bine. E prea puțin probabil. N-ai un pic de curaj, Kitty? Cum s-ar putea să fie bărbatul tău?" Dacă ar fi venit, ar fi văzut o cască străină în hol, ar fi urcat, ar fi găsit camera ta încuiată și, fără îndoială, ar fi făcut scandal." Trebuie să fi fost unul dintre servitori. Numai un servitor ar fi în stare să întoarcă mânerul în felul acesta. Femeia își mai revenise. Nu-i foarte plăcut nici dacă era ama. Poate fi mituită și dacă ar fi nevoie, o fac eu să tacă. N-ai prea multe foloase când ești funcționar guvernamental, totuși poți trage unele avantaje din treaba asta. Nu se putea să nu aibă dreptate. Kitty se ridică în picioare și, întorcându-se spre el, întinse brațele. Charlie o luă în brațe și o sărută pe gură. Încântarea care o cuprinse fu aproape dureroasă, la dora. Îi dădu drumul și Kitty se îndreptă spre fereastră. Trase zăvorul și întredeschise oblonul uitându-se afară. Nu se vedea nici țipenie de om. Se strecură pe verandă, se uită în camera bărbatului ei și apoi în camera ei. Amândouă erau pustii. Se întoarse în dormitor și îi făcu semn cu mâna. Nimeni. Sunt convins că întreaga poveste n-a fost decât o iluzie optică. Nu râde, am fost îngrozită. Tu în salon și așteaptă-mă să-mi pun ciorapii și pantofii. Capitolul 2 Făcut ce i se ceru și după cinci minute Kitty veni și ea în salon. Charlie fuma o țigară. Ce zici, aș putea bea un brandy? Desigur, am să pun să-ți aducă. Așa cum stau lucrurile, nu cred că ți-ar face rău nici ție să bei unul așteptând tăcere cere să vină servitorul. Kitty îi spuse să aducă Brandy. Cheamă laboratorul și întreabă dacă Walter e acolo," îi zise ea. Nu o să-ți recunoască glasul." Charlie ridică receptorul și ceru laboratorul. Întrebă dacă doctorul feini e acolo." Puse receptorul în furcă. Lipsește de la prânz," spuse el. Întreabă servitorul dacă n-a fost cumva pe aici." nu drăznesc. O să pară foarte ciudat dacă a fost și nu l-am văzut," Servitorul aduse băuturile și Townsend își umplu paharul. Când îi oferi și ei să bea, chiticlătină din cap. Ce-i de făcut dacă a fost Walter?" întrebă ea. Poate că nu o să-i pese." Lui Walter?" Glasul îi sună neîncrezător. Întotdeauna mi-a făcut impresia că e mai degrabă un om timid. Unii bărbați nu pot suporta scene de felul ăsta, nu știi? E de ajuns de deștept ca să-și dea seama că n-are nimic de câștigat dacă face scandal. Nu cred niciun moment că a fost o Walter, dar chiar dacă ar fi fost, sunt de părere că nu o să zică nimic. Cred că se va face că habar n-are. Femeia se gândi o clipă. E grozav de îndrăgosti de mine. Atunci cu atâma, e cu atât mai bine. Hai să-l convingi mai ușor îi zâmbi cu zâmbetul acela fermecător pe care ea îl găsea întotdeauna atât de irezistibil. Era un zâmbet lent care pornea din ochii lui albaștri și cobora imperceptibil spre gura bine desenată. Avea dinți mărunți, albi și egali. Zâmbetul era deosebit de senzual și o făcea să se piardă cu totul. Puțin îmi pasă, spuse ea într-o izbucnire de bucurie. Era în stare de orice. Greșeala a fost a mea. De ce ai venit? Am fost uimită când te-am văzut. N-am putut rezista, dragul meu. Se aplecă spre Charlie, ochii ei negri strălucitori căutându-i pasionat ochii și cu gura ușor întredeschisă de dorință se abandonă cu un suspin extatic în brațele lui care o cuprinse rău crotitoare. Știi că te poți bizui întotdeauna pe mine," zise el. Sunt atât de fericită când sunt cu tine. Aș vrea să te fac la fel de fericit precum mă faci tu." Nu-ți mai este teamă?" Îl urăsc pe Walter," îi răspunse. Nu prea știu ce să-i spună, așa că o sărută. Îi simți obrazul catifelat, lipindu-se de obrazul lui. Charlie îi luă însă brațul și se uită la micul ceas de aur pe care îl purta femeia la mână. Știi ce ar trebui să fac acum? Să fugi, zâmbia. Charlie dădu din cap. O clipă Kitty se lipi și mai strâns de el, dar simți că vrea să plece, așa că se desprinse din brațele lui. E rușinos cât de multe îți neglijezi treburile. Hai, pleacă! Charlie nu putea rezista niciodată tentației de a cocheta. S-ar părea că ești a dracu de grăbită să scap de mine, spuse el pe un ton șăgalnic. Știi bine cât mi-e de greu să mă despar de tine. Răspunsul ei șoptit fusese grav și profund. Charlie râse măgulit. Nu-ți mai frământa mintea cu vizitatorul acela misterios. Sunt foarte sigur că a fost ama. Și dacă ai vreun necaz, îți promit eu că te scot din încurcătură. Ai avut multă experiență din acestea? Charlie zâmbi amuzat și satisfăcut. Nu, dar mă laud că am un cap care stă bine pe umeri. Capitolul 3 Se duse pe verandă și îl privi cum pleacă. Charlie îi făcu semn cu mâna. Un fior ușor o uitându-se după el. Avea 41 de ani, dar era suplu și pășea sprinten ca un adolescent. Cu inima ușoară, împăcată de dragostea amplinită, zăbovi leneșă pe veranda acoperită de umbră. Casa lor era situată în Pleasant Vale, pe o coastă a dealului, deoarece nu își puteau îngădui să locuiască în Mount, cartier de preferat, dar mai scump. Privirea ei pierdută abia observa marea albastră și furnicarul vaselor din port. Nu se putea gândi decât la iubitul ei. Sigur, era o prostie să se fi purtat așa cum se purtase rând după amiaza aceea, dar dacă el o dorise, cum ar fi putut fi ea prudentă? Charlie mai veni să la ea de vreo două sau trei ori după prânz, când în arșița de peste zi nimeni nu se gândea să se clintească din casă și nici servitorii nu-l văzuse revenind sau plecând. Era tare greu la Hong Kong. Nu putea suferi orașul și era foarte supărată când trebuia să intre în căsuța murdară de pe Victoria Road, unde obișnuiau să se întâlnească. Era prăvălia unui anticar și chinezii care ședeau prin jur o priveau țintă într-un mod neplăcut. Nu putea suporta zâmbetul insinuant al bătrânului negustor, care o conducea în fundul prăvăliei și apoi sus pe niște trepte întunecate. Camera era mizeră și murdară și patul larg de lemn lipit de perete o făcea să se cutremure de silă. E groaznic de sordid aici, nu?" îi spuse lui Charlie când se întâlniseră acolo pentru prima oară. A fost până în clipa când ai intrat tu?" răspunse el. În clipa în care o luase în brațe, uitase de tot. O cât de insuportabil era faptul că nu era liberă, că amândoi nu erau liberi. Nu-i plăcea deloc soția lui. Gândurile ei hoinare se opriră o clipă asupra lui Dorothy Townsend. Ce dezagreabil să te cheme Dorothy, te face să pari demodată. Avea cel puțin 38 de ani, dar Charlie nu vorbea niciodată despre ea. Desigur că nici nu-i păsa de nevastă sa, îl plictisea de moarte, dar era un gentleman. Kitty zâmbi afectuos, ironică. Ăsta era el, prostuțul de el. Putea fi necredincios, dar nu și-ar fi îngăduit niciodată să o vorbească de rău. Nevastă sa era o femeie înăltuță, mai înaltă decât Kitty, nici grasă, nici slabă, cu o claie de păr castaniu, nu avusese probabil niciodată alt farmec decât acel al tinereții. Trăsăturile erau regulate, fără nimic care să-ți rețină atenția și ochii ei albaștri aveau o privire rece. Nu te-ai fi uitat de două ori la obrazul ei palid și lipsit de orice strălucire. Se îmbrăca în sfârșit potrivit rangului ei de soție a subsecretarului colonial din Hong Kong. Kitty zâmbi și dădu ușor din numeri. Desigur, nimeni n-ar fi putut spune că Dorothy Townsend nu are un glas plăcut era o mamă admirabilă. Charlie spunea asta mereu și, după cum ar fi spus, mama lui Kitty era o adevărată doamnă. Dar lui Kitty nu-i plăcea, nu-i plăcea atitudinea ei dezinvoltă, iar politețea cu care te întâmpina când te duceai acolo la ceai sau la masă te exaspera, pentru că nu puteai să nu simți cât de puțin o interesa prezența ta. De fapt, presupunea Kitty, nu-i păsa de nimic altceva decât de copiii ei doi băieți care erau la școală în Anglia și un alt băiat de șase ani pe care urma să-l aducă la Hong Kong peste un an. Fața ei era ca o mască. Zâmbea și în felul ei agreabil și manierat spunea lucrurile pe care le așteptai să le spună, dar în ciuda cordialității, te ținea la distanță. Printre cei din colonie avea câțiva prieteni intim care o admirau foarte mult. Kitty se întreba dacă doamna Townsend nu o considera o femeie puțin cam vulgară. Se înroșii. Mai la urma urmei, n-avea de ce să-și dea aerele astea. E adevărat că tatăl ei fusese guvernator colonial și firește că situația asta era deosebit de strălucită, atâta vreme cât ținea. Toată lumea se scula în picioare când intrai undeva și oamenii te salutau când treceai cu mașina, dar ce putea fi mai puțin important decât un guvernator colonial ieșit la pensie? Tatăl lui Dorothy Townsend trăia dintr-o pensie într-o căsuță în Earl's Court, Mama lui Kitty ar fi socotit că e o corvoadă groaznică dacă ar fi rugat-o să-i viziteze. Tatăl lui Kitty, Bernard Garstin, era avocat regal și nu exista niciun motiv care să-l împiedice mai devreme sau mai târziu să fie numit magistrat. Și, în orice caz, locuia în South Kensington. Capitolul 4 Venind la Hong Kong, imediat după căsătorie lui Kitty, fu greu să se împace cu faptul ca poziția ei în societate să fie determinată de slujba pe care o avea soțul ei. Firește, toată lumea se purtase foarte amabil și vreme de două sau trei luni fusese reinvitați aproape în fiecare seară. La dineul de la casa guvernatorului, guvernatorul o primise ca pe o tânără căsătorită, dar Kitty înțelese foarte repede că în calitate de soție a unui bacteriolog guvernamental nu însemna prea mult pentru ceilalți. Acest lucru o înfurie. E de-a dreptul stupid, îi spuse ea lui Walter. Aici dai peste oameni cărora acasă nu le-ai acordat nicio atenție. Mamei nici nu i-ar trece prin minte să invite pe vreunul dintre ei la masă. Nu trebuie să te necăjești din pricina asta, îi răspunse el. Nu are nicio importanță, știi bine. Sigur că nu are nicio importanță, dar asta arată cât de stupizi sunt. Când te gândești la oamenii care obișnuiau să vină la noi acasă, faptul că suntem tratați aici ca un gunoi e de-a dreptul caragios. Din punct de vedere monden, omul de știință e inexistent, zâmbi el. Acum o știa, dar când se măritase cu el, habar n-avea. Nu cred că m-ar amuza chiar dacă aș fi primită la un dineu de către agentul companiei Piendău, spuse ea râzând, ca nu cumva aceste cuvinte să-i fie luate drept o dovadă de znobism. El își dădu seama probabil de reproșul ascuns în cuvintele rostite pe ton nepăsător, pentru că îi lua mâna și o strânse timid. Îmi pare tare rău, dragă Kitty, dar nu trebuie să te superi din pricina asta. O, nu, n-am să mă supăr dintr-atât. Capitolul 5 Nu se poate să fi fost Walter în după amiaza aceea. Trebuie să fi fost vrunul dintre servitori, dar în fond ei nu contau. Servitorii știau oricum totul, dar își țineau gura. Inima a început să-i bată ceva mai repede, când își aduse aminte de felul în care mânerul de porțelan se răsucise încetișor. Nu trebuiau să mai riște în felul acesta. Era mai bine să se ducă la magazinul de antichități. Oricine ar fi văzut-o intrând acolo nu s-ar fi gândit la nimic și era și în deplină siguranță. Proprietarul prăvăliei știa cine-i Charlie și nu era chiar atât de prost încât să se pună rău cu un subsecretar colonial. De altfel, mai avea altceva vreo importanță în afară de faptul că Charlie o iubea? se întoarse de pe verandă în salonașul ei, se trânti pe divan și întinse mâna să ia o țigară. Privirile îi se opriră pe un bilețel pus pe coperta unei cărți. Îl desfăcu repede. Era scris cu creionul. Dragă Kitty, iată cartea pe care o doreai. Voiam să ți-o trimit când l-am întâlnit pe doctorul Fein, care mi-a spus că o să ți-o aducă el, deoarece urma să treacă pe acasă. Vie aici! Sună și când servitorul intră, îl întrebă cine a adus cartea și când. Stăpânul a adus omisii după prânz, răspunse servitorul. Va să zic că fusese Walter. Chemă imediat la telefon biroul subsecretarului colonial și întrebă de Charlie. Îi spuse ce aflase în clipa aceea. Charlie ezită înainte de a-i răspunde. Ce să fac, întrebă ea. Sunt în mijlocul unei conferințe importante, îmi pare rău, dar nu pot să-ți vorbesc acum. Sfatul meu e să stai liniștită. Kitty puse receptorul în furcă își dăduse seama că nu era singur și faptul că era ocupat o enerva. Se așeză din nou la birou și cu capul în palme încerca să analizeze situația. Desigur că Walter putea să se fi gândit pur și simplu că dormea, nu exista niciun motiv să încuie ușa. Încercă să-și amintească dacă vorbeau, în orice caz nu vorbeau cu glas tare, dar mai era și casca, era o nebunie din partea lui Charlie să o fi lăsat jos. Dar n-avea niciun sens să-i reproșeze acest fapt, era firesc, și nimic nu dovedea că Walter a observat-o. Probabil că se grăbea și lăsase doar cartea și biletul în drum spre vreo altă întâlnire în legătură cu treburile lui. Ciudat era doar că încercase ușa și apoi cele două ferestre. Dacă s-ar fi gândit că doarme, nu era el omul care să o deranjeze. Ce imprudentă fusese! Se cutremură o secundă și din nou simți trecându-i prin inimă acea durere dulce care o încerca ori de câte ori se gândea la Charlie merita să facă ce a făcut. Îi spusese că va fi alături de ea și dacă avea să iasă ceva rău, atunci, dacă va crede de cuvință, Walter n-avea decât să facă scandal. Ea l-avea pe Charlie, ce-i păsa de rest? Poate că cel mai bun lucru ar fi fost să știe totul. Nu ținuse niciodată la Walter și de când îl iubea pe Charlie Townsend, o săcăise și o plictisise să-i suporte mângâierile. Dorea să nu mai aibă de-a face cu el, nu-și dădea seama cum ar fi putut dovedi că e vinovată. Dacă o va acuza, va nega și dacă lucrurile aveau să ajungă atât de departe încât să nu mai poată nega, ei bine, atunci îi va arunca adevărul în față și puțin îi păsa de ce va face el. Capitolul 6 la trei luni după ce se căsătorise, Kitty își dădu seama că a făcut o greșeală, dar greșeala fusese mai degrabă a mamei sale decât a ei. Avea o fotografie a mamei în cameră și privirea hărțuită a lui Kitty se opria asupra ei. Nu știa de ce o ținea acolo, fiindcă nu prea o iubea pe maică sa. Avea și o fotografie a tatălui ei, dar o ținea jos, pe pianul cel mare. Se fotografiase când devenise avocat regal și era cu perucă și robă. Nici așa nu arăta prea impozant. Era un om mărunt, uscățiv, cu ochii obosiți, cu buza superioară proeminentă și o gură ca o linie subțire. Un fotograf glumeț îi spusese să zâmbească, dar el nu reușise decât să se încrunte. Din acest motiv, deoarece de regulă colțurile buzelor lăsate în jos și privirea tristă a ochilor îi dădea un aer de ușoară tristețe, domnul Garstin, socotind că arăta marțial, prefera această fotografie dintre toate celelalte fotografia mamei sale o înfățișa pe aceasta în rochia cu care se dusese la tribunal când soțul ei fusese făcut avocat regal. Arăta foarte impozantă în rochia ei de catifea, trena lungă a acestei rochii fusese aranjată cu mult dichis, în păr avea pene și ținea un buchet de flori în mână, stătea foarte dreaptă. Era o femeie de 50 de ani, subțire și cu pieptul plat, cu umerii obrajilor proeminenți, cu nasul mare și bine format, pe cap avea o claie de păr negru, cu firul drept, și Kitty bănuise întotdeauna că dacă nu era vopsit, era cel puțin cănit. Ochii ei negri frumoși și nu stăteau locului niciodată, și lucrul acesta te izbea la ea cel mai mult. În timp ce-ți vorbea, te uimea să descoperi ochii aceia neastâmpărați, în obrazul acela impasibil, neted și gălbejit. Privirile îi lunecau dintr-un loc în altul, către celelalte persoane din cameră, și apoi reveneau asupra ta, dându-ți sentimentul că te măsoară, te cântărește, atentă în același timp la tot ce se petrece în jurul ei și creându-ți impresia că vorbele pe care le rostea n-aveau nicio legătură cu ceea ce gândea. Capitolul 7 Doamna Garstin era o femeie aspră, rea, autoritară, ambițioasă, zgârcită și proastă era fica una dintre cele cinci a unui avocat din Liverpool și Bernard Garstin o cunoscuse în timpul unei călătorii în nordul țării. Atunci părea a fi un tânăr promițător și tatăl ei spusese despre el că avea să ajungă departe. Nu ajunsese. Era neobosit, sârguitor și capabil, dar lipsit de ambiția de a parveni. Doamna Garstin îl disprețuia. Dar dându-și seama că numai prin el poate ajunge la reușită, își pusese în cap să-l mâne pe calea pe care voia ea îl cicălea fără nicio cruțare. Descoperise că atunci când voia să-l silească să facă un lucru pe care sensibilitatea lui nu-l accepta, nu avea decât să-l cicălească până când în cele din urmă istovit, el avea să cedeze. Cât despre ea, se apucase să cultive persoanele care îi puteau fi de folos, Lingușa jurisconsulții care îi puteau trimite soțului ei diverse cazuri și se purta prietenos cu soțiile lor. Era slugarnică față de judecători și de doamnele lor acorda o mare importanță politicienilor care promiteau să ajungă departe. În 25 de ani, doamna Garstin nu invitase odată pe cineva pentru că îi făcea plăcere să-l invite. La intervale regulate dădea mare o spețe, dar zgârcenia era la ea tot atât de puternică pe cât îi erau și ambițiile. Nu-i plăcea deloc să cheltuiască. Se lăuda că poate să facă o tot atât de bună impresie ca oricine altcineva, dar numai cu jumătate de preț. Mesele ei erau lungi și minuțios aranjate, dar nu putu să fi niciodată convinsă că oamenii știu ce beau, chiar dacă mănâncă și discută. Învelea în șervete sticlele de vin spumos de mozel și credea că oaspeții ei îl vor lua drept șampanie. Bernard Garstin avea o clientele frumușică, chiar dacă nu prea mare. Oamenii care fusese răfăcuți consilieri după el îl depășiseră de mult. Doamna Garstin îl împinsese să candideze la alegerile parlamentare. Cheltuielile electorale fusese răsuportate de către partid, dar și aici zgârcenia îi învinsese din nou ambiția și nu se putu hotărâ să cheltuiască îndeajuns de mulți bani ca să-i atragă pe alegători. Donațiile pe care le făcu Bernard Garstin, nenumăratelor fonduri la care candidații trebuiau să contribuie, fură întotdeauna ceva mai mici decât ar fi trebuit să fie. Căzu în alegeri. Deși doamnei Garstin i-ar fi plăcut să fie soție de deputat, își suporta dezamăgirea cu multă tărie. Faptul că soțul ei candidase o făcuse să intre în legătură cu o seamă de personalități de frunte și doamna Garstin înțelegea că acest lucru sporea importanța poziției ei în societate. Știa bine că Bernard nu s-ar fi remarcat niciodată în parlament. Voia totuși ca el să fie deputat, numai pentru a avea drept la recunoștință din partea partidului său, fără îndoială dacă ar fi candidat de vreo două sau trei ori, Bernard și-ar fi câștigat această recunoștință. Dar soțul ei avea încă o situație oarecare, în timp ce alții mai tineri ca el fusese aleși avocați regali. Trebuia să devină și el avocat regal, nu numai fiindcă altcum nu prea avea speranță să ajungă judecător, dar chiar și pentru ea. Se simțea jignită să fie așezată la masă după femei cu zece ani mai tinere ca ea. Dar aici întâlni la soțul ei o încăpățânare pe care nu mai cunoscuse de ani. Bernard se temea că fiind avocat regal nu va mai avea clienți. Nu trebuia să dea vrabia din mână pe cea de pe gardă, îi spunea el, la care ea îi răspundea că zicalele sunt ultimul refugiu al săracilor cu duhul. Bernard îi tras atenția că s-ar putea ca venitul să-i se înjumătățească, și el știa bine că nu există alt argument care să cântărească mai greu într-o discuție cu ea. Doamna Garstin nu-l ascultă. Îi spuse că e un fricos nu-i dă după pace și în cele din urmă Bernard Garstin, ca de obicei, ce dă, Ceru să fie numit avocat regal și fu numit imediat. Temerile lui să dovediră a fi justificate. Nu întrecu pe nimeni și procesele în care pledă fură puține. Își ascunse însă orice dezamăgire și dacă a avut să-i reproșeze ceva soției sale, nu-i vorbi despre asta niciodată. Deveni poate ceva mai tăcut, dar tăcut fusese întotdeauna când stătea acasă și nimeni din familie nu observă vreo schimbare la el. Ficele nu îl priviseră niciodată decât ca pe un izvor de venituri. Li se păruse întotdeauna că e foarte firesc să ducă o viață de câine pentru a fi în stare să le ofere lor masă și casă, rochii, vacanțe și bani pentru tot felul de lucruri și acum... Închipuindu-și că din pricina lui banii nu mai curgeau gârlă, indiferența pe care o avuseseră față de el căpătă o nuanță de exasperant dispreț. Nu le trecu nici când prin mintea să se întrebe ce gânduri îl încercau pe omul acela mărunt și liniștit, care pleca cu noaptea în cap și se întorcea seara, exact la timp, ca să se schimbe pentru cină. Pentru ele era un străin, dar fiindcă era tatăl lor, socoteau că e firesc să le iubească și să le răsfețe. Capitolul 8 dar doamna Garstin avea un fel de curaj care în sine era de admirat. Nu lăsă pe nimeni din imediata ei apropiere, ceea ce pentru ea însemna întreaga lume, să vadă cât de adânc lovită era de neîmplinirea speranțelor sale. Nu-și schimbă deloc felul de viață. Chipzuindu-se cu multă grijă, fu capabilă să dea mese tot atât de arătoase ca mai înainte, să-și întâmpine prietenele cu aceeași veselie deschisă pe care o cultiva de atâta vreme avea la îndemână o cantitate serioasă de palavre, care în societatea în care se învârtea treceau drept conversație. Era un oaspete util într-o companie de oameni cărora că la nu le prea venea la îndemână, fiindcă nu rămânea niciodată în încurcătură când era vorba de ceva nou și puteai fi sigur că va întrerupe o tăcere stânjenitoare cu o vorbă potrivită. Acum era puțin probabil ca Bernard Garstin să devină vreodată judecător la înalta Curte, dar mai putea spera încă să capete un post de judecător la vreun tribunal de comitat, sau în cel mai rău caz să fie numit în vreo slujbă în colonii. Între timp, doamna Garstin a avut satisfacția să-l vadă numit magistrat într-un oraș din Wales. Își pusese nădejde în fete. Dacă avea să le mărite bine, spera să-și compenseze toate dezamăgirile din viață. Avea două fete, Kitty și Doris. Doris n-avea deloc trăsături frumoase. Nasul îi era prea lung și trupul greoi, așa că doamna Garstin nu putea nădăjdui pentru ea decât să se mărite cu un tânăr înstărit și cu o profesie acceptabilă. Kitty însă era o frumusețe, promitea să fie frumoasă încă de când era copil, avea ochii mari și negri, umezi și vioi, părul castaniu și cârlionțat bătând uneori înroșcat, dinți frumoși și un ten plăcut. Trăsăturile feței ei n-aveau să fie însă niciodată deosebit de armonioase, deoarece bărbia era prea pătrată și nasul, deși nu era chiar atât de mare ca a lui Doris, prea gros. Frumusețea fetei depindea într-o bună măsură de tinerețea ei și doamna Garstin își dădea seama că trebuie să o mărite în prima strălucire a juneței sale. Când ieși pentru prima dată în lume, fu uimitor de frumoasă. Pielea obrazului era cel mai atrăgător lucru la Kitty, dar ochii ei erau atât de scânteietori și totuși atât de nourați, încât când îi priveai, te cucereau. Era de o veselie fermecătoare și dorea să placă. Doamna Garstin își revărsa asupra lui Kitty toată dragostea, o dragoste aspră, pricepută și calculată de care era capabilă. Nu trea visuri ambițioase pentru fica ei, năzuia nu la o partidă bună, ci la una strălucită. Kitty fusese crescută cu conștiința că avea să fie o femeie frumoasă și desigur că bănuia care sunt ambițiile mamei sale, se potriveau cu propriile ei dorinți. Fu scoasă în lume și doamna Garstin făcu imposibilul ca să fie invitată la petreceri unde fica ei ar fi putut cunoaște tineri corespunzători, Kitty a avut un succes deosebit. Era amuzantă și frumoasă, și foarte curând se îndrăgostirea de ea pe puțin o duzină de bărbați. Dar niciunul nu era potrivit, și Kitty, prietenoasă și atrăgătoare cu toți, a avut grijă să nu se angajeze față de niciunul. Duminica după amiaza, salonul lor din South Kensington era plin de tineri îndrăgostiți, dar doamna Garstin observă cu zâmbet întunecat și aprobator că nu trebuia să facă niciun fel de efort ca să-i țină la distanță de Kitty. Fata era gata să flirteze cu ei și o amuza să-i întărâte unul împotriva celuilalt, dar când o cerură în căsătorie, ceea ce niciunul nu întârzie să o facă, îi refuză cu tact, dar și cu hotărâre. Primul ei sezon trecu, dar pretendentul perfect nu se arătă. Trecu și al doilea, dar Kitty era tânără și își putea îngădui să aștepte. Doamna Garstin le spunea prietenelor că, după părerea sa, e păcat ca o fată să se căsătorească înainte de a împlini 21 de ani. Trecu însă al treilea an și apoi al patrulea, doi sau trei dintre vechii admiratori ai lui Kitty îi cerură din nou mână, dar erau tot atât de lefteri ca și anul trecut. Doi băieți mai tineri decât ea voiră și ei să o ia de soție. Un funcționar din Indii, KCIE, o ceru și el, dar avea 53 de ani. Kitty continua să se ducă la balurile de la Ascot și Henley. Se distra teribil, dar niciun băiat a cărui situație s-au venit să fi fost satisfăcătoare nu o ceru în căsătorie. Doamna Garstin început să devină tot mai neliniștită. Băgă de seamă că fata începea să atragă bărbați de patruzeci de ani și chiar peste 40. Îi aminti că într-un an, doi, n-avea să mai fie atât de drăguță și că alte fete tinere se iveau în fiecare an. Doamna Garstin nu-și căuta prea mult cuvintele când era vorba de cei din casă și o avertiză pe fica sa foarte tăios că o să-i scadă prețul. i dădu din numeri. Ea se socotea la fel de frumoasă ca mai înainte, poate și mai frumoasă, deoarece învățase în ultimii patru ani să se îmbrace și apoi avea timp berechet. Dacă ar fi vrut să se mărite numai ca să fie măritată, exista cel puțin o duzină de băieți care să fi sărit să nu scape această ocazie. Omul potrivit avea să se ivească fără îndoială mai curând sau mai târziu. Doamna Garstin aprecie situația cu mai multă pricepere. Cu amărăciune în suflet pentru frumoasa ei fată care își ratase șansa, își coborâ nivelul pretenților. Își îndrepta atenția către oameni având o profesie oarecare, pe care îi disprețuise în mândria ei și se porni să caute un tânăr avocat sau un om de afaceri, al cărui viitor să-i inspire încredere. Kitty împlinise 25 de ani și încă nu era măritată. Doamna Garstin era exasperată și nu ezita să-i spună fetei, într-un mod foarte neplăcut, tot ce îi trecea prin minte. O întrebă cât timp mai așteaptă ca să o întrețină taică -su. El cheltuise sume mari de bani pe care cu greu și le putea îngădui, numai ca să-i dea o posibilitate de a se mărita și a lăsase să-i scape toate ocazile. Niciodată nu-i trecut prin minte doamnei Garstin că poate și bunăvoința ei stăruitoare îi speriase pe tineri, fii de părinți bogați sau moștenitori de titluri, ale căror vizite le încurajase mult prea cordial. Nereușita lui Kitty o plunea pe seama prostiei. Atunci veni rândul lui Doris să iasă în lume. Avea așa cum nasul gros și o siluetă nefericită și dansa prost, dar după primele baluri se logodi cu Jeffrey Dennison. Era unicul fiul al unui chirurg cu o situație înfloritoare, căruia îi se acordase titlul de baronet în timpul războiului. Jeffrey avea să moștenească titlul. Nu însemna prea mare lucru să fii baronet de pe urma unor merite în medicină, dar un titlu slavă Domnului era totuși un titlu. Și apoi băiatul mai avea și o avere considerabilă. Cuprinsă de panică, Kitty se mărită cu Walter Fane. Capitolul nou. Îl cunoștea de puțină vreme și nu îl prea băgase în seamă niciodată. Nu-și mai amintea când și unde se văzuseră pentru prima oară și numai după logodnă o altă îi spusese că se cunoscuseră la o serată la care l-a niște prieteni. Firește că atunci ea nu-i acordase nicio atenție și acceptă să danseze cu el din pricină că era o fată bună și îi plăcea să danseze cu oricine ar fi invitat-o. Când o zi sau două mai târziu, la o altă serată, se apropie de ea și îi vorbi, Kitty nici nu știu de unde îl cunoștea. Apoi băgă de seamă că venea la toate seratele la care se ducea și ea. Știi, am dansat cu dumneata până acum, cel puțin de zece ori, și cred că ar trebui să-mi spui și cum te cheamă," îi spuse Chitin cele din urmă râzând. Fein o privi vizibil uimit. Cum adică nu știi cum mă cheamă? Doar ți-am fost prezentat." O, oh, dar oamenii abia mormăie ceva când se prezintă. Uite, eu n-aș fi deloc surprinsă dacă n-ai avea nici cea mai vagă idee cum mă numesc. El zâmbi. Pe față îi se așternu o expresie gravă și oarecum solemnă, dar zâmbetul îi rămase la fel de blând. Sigur că știu. Tăcu pentru o clipă sau două. Nu ești deloc curioasă? Ca oricare femeie. Nu ți-a trecut prin minte să întreb pe cineva cum mă cheamă? Kitty era oarecum amuzată, se întreba de ce crede el că ar putea să o intereseze cât de puțin cine e, dar îi plăcea să fie admirată, așa că se uită la el cu zâmbetul acela al ei strălucitor și cu ochii aceia frumoși, iazuri înnourate sub copaci în pădure, îl privi cu o amabilitate îngântătoare. Ei, și cum te cheamă? Walter Fane. Nu-și dădea seama de ce vine Fein la serate, deoarece nu dansa bine și părea să cunoască foarte puțină lume. Îi trecu o clipă prin minte că se îndrăgostise de ea, dar alungă acest gând din numeri, Cunoscuse fete care credeau că orice bărbat cu care făceau cunoștință se îndrăgostea de ele și le socotise întotdeauna fără minte. Început totuși să-i dea ceva mai multă atenție lui Fein ca până atunci. Fără îndoială el nu se purta ca alți tineri care fusese îndrăgostiți de ea. Cei mai mulți dintre ei îi mărturiseau asta fără ocolișuri și voiau să o sărute și nu puțin chiar o și făcuseră. Walter Fain însă nu vorbea niciodată despre ea și foarte puțin despre sine. Era mai degrabă un om tăcut. Lui Kitty nu îi displăcea, pentru că avea o mulțime de lucruri de spus și se bucura când îl vedea că râde la vreo remarcă mai glumeață de ei. Când vorbea, Fain nu spunea prostii. Era în chip vădit un timid, după cât se părea, trăia în Orient și venise acasă în concediu. Într-o duminică după amiază se -i via acasă la ei, în South Kensington. Mai erau acolo vreo douăsprezece persoane și după ce rămase un timp, fără să se simtă prea în largul lui, plecă. că s-au întrebă cei cu el. Habar n-am, l-a invitat tu să vină? Da, l-am cunoscut la Bedley. Zicea că te-a văzut la diferite serate. I-am spus că sunt întotdeauna acasă duminica. Îl cheamă Fein și are nu știu ce slujbă pe undeva prin Orient. Da, e doctor. E îndrăgostit de tine? Pe cuvântul meu că nu știu. Socot că ar fi cam vremea să știi când un tânăr se îndrăgostește de tine. Nu m-aș mărita cu el chiar dacă ar fi, zise Kitty indiferentă. Doamna Garstin tăcu. Tăcerea ei era plină de reproșuri. Kitty roșii. Știa că mamei sale nu-i mai păsa cu cine avea să se mărite, numai să vină cineva să o ia de pe capul ei. Capitolul 10 În săptămâna următoare, Kitty îl întâlni la trei sărate și, fiindcă timiditatea lui se mai atenoase, început să devină mai comunicativ. Era doctor, bineînțeles, dar nu practica. Se ocupa cu bacteriologia. Kitty avea o foarte vagă idee despre ce însemna asta și avea o slujbă la Hong Kong. Urma să se întoarcă acolo în toamnă. Vorbea foarte mult despre China. Kitty își făcuse un obicei de a părea că o interesează tot ce îi se spunea, dar viața la Hong Kong părea să fie foarte agreabilă. Cluburi, partide de tenis, de polo și de golf. Se dansează mult pe acolo? O, da, cred că da. Se întreba dacă îi spunea toate aceste lucruri cu un scop anume. Părea să-i placă să se afle în societatea ei, dar niciodată prin vreo strângere de mână, o privire sau un cuvânt, nu-i dăduse nici cel mai neînsemnat indiciu că ar privi-o altfel decât ca pe o fată pe care ai cunoscut-o și cu care ai dansat. În duminica următoare veni din nou la ei acasă. Se întâmplă ca și tatăl ei să fie acasă. Ploua și nu putuse să-și facă partida de golf, așa că amândoi avură o lungă discuție. Kitty îl întrebă după aceea pe tatăl ei despre ce vorbiseră după cât se pare, e stabilit la Hong Kong. Președintele tribunalului de acolo e un vechi prieten de-al meu de barou. Face impresia să fie un tânăr neobișnuit de inteligent. chiti știa că de obicei tatăl ei era plictisit de moarte de tinerii cu care de dragul ei și acum al surorii sale era silit de ani de zile să stea de vorbă. Nu se întâmplă prea destată să-ți placă vrunul din tinerii care vin pe la mine. Privirea lui blândă și obosită se opria asupra ei. Ai de gând cumva să te măriți cu el?" Bineînțeles că nu. E îndrăgostit de tine? Nu arată deloc. Îți place? Nu cred că îmi place prea mult, mă cam săcăie. Nu era deloc tipul ei, era scund, dar nu îndesat, ci mai degrabă subțirel. Avea tenul oacheș cu obrazul bărbierit și cu trăsături regulate. Ochii erau aproape negri, nu mari, nu foarte mobili. Privirile ei se opreau asupra lucrurilor cu o stăruință neobișnuită. Ochii curioși, dar nu ne mai pomenit de plăcuți. Având un nas delicat, sprâncene subțiri și o gură bine desenată, ar fi trebuit să fie un bărbat drăguț, dar lucru surprinzător nu era. Când Kitty început totuși să se gândească la el, fu mirată să-și dea seama că, deși Fein avea trăsături atât de armonioase, dacă le luai una câte una, era de parte de a fi un bărbat frumos, Fața era rece, expresia era ușor sarcastică și acum că îl cunoștea mai bine, Kitty își dădu seama că nu prea se simțea în largul ei când era cu Walter. Nu era deloc un om vesel. Către sfârșitul sezonului, deși se văzuseră de multe ori, Walter rămăsese la fel de distant și de nepătruns. Când era cu ea, nu părea a fi chiar timid, ci mai degrabă stânjenit. Conversația lui rămânea în chip ciudat impersonală. Kitty ajunse la concluzia că nu o iubea deloc. Îi plăcea și îi venea mai ușor să stea de vorbă cu ea, dar când avea să se întoarcă în China în noiembrie, probabil că nu se va mai gândi deloc la ea. Nu era exclus să fi fost în tot acest timp logodit cu vreo infirmieră dintr-un spital din Hong Kong, cu fica vreunui preot greoaie, urâtă, cu platfus și sârguincioasă. O astfel de soție s-ar fi potrivit întru totul. Tocmai atunci se anunță logodna lui Doris cu Jeffrey Dennison. Doris, la 18 ani, făcea o partidă foarte bună, în vreme ce ea avea 25 și era tot singură. Și dacă nu o să se mărite deloc? În sezonul acela, singurul om care-i ceruse mâna era un băiat de 20 de ani, care mai studia încă la Oxford. Nu putea să se mărite cu un băiat mai mic decât ea cu 5 ani. Stricase totul. Anul trecut refuzase un cavaler al ordinului Bath, văduv și cu trei copii. Aproape că ar fi vrut să nu-l fi refuzat. Maica să avea să se poarte acum îngrozitor, iar Doris, Doris care fusese întotdeauna sacrificată deoarece ea, Kitty, trebuia să facă o partidă strălucită, n avea să ezite să se bucure de necazurile ei. Kitty își pierduse orice speranță. Capitolul 11 Într-o după-amiază, însă, pe când se îndrepta spre casă venind de la Harold's, îl întâlni din întâmplare pe Walter Fane în Brompton Road. Walter se opri și i vorbi. Apoi degajat o întrebă dacă n-ar vrea să facă o plimbare cu el prin parc. Kitty nu ținea în mod deosebit să se ducă acasă. La vremea aceea, casa nu era un loc prea plăcut. Se plimbară discutând așa cum discutau ei întotdeauna despre lucruri întâmplătoare și el o întrebă unde pleacă să-și petreacă vara. O întotdeauna ne îngropăm undeva la țară. Tata ei stovit după munca depusă în cursul sesiunii, așa că ne ducem în cel mai liniștit colțișor pe care îl putem găsi. Kitty nu era sincer, fiindcă știa prea bine că tatăl ei n-avea de lucru într-atât încât să fie prea obosit și chiar dacă ar fi avut, opinia lui n-ar fi fost luată în seamă la alegerea locului unde să-și petreacă vacanța, dar un colțișor liniștit însemna și un loc ieftin. Nu ți se pare că scaunele ne invită să ne așezăm?" spuse Walter deodată. Urmărindu-i privirea, Kitty zări de o scaune verzi așezate pe o pajiște sub un copac. Bine, să stăm," spuse ea, după ce se așezară, Fein păru să devină ciudat de neatent. Era o ființă stranie. Kitty flecărea totuși îndeajuns de vesel și se întreba de ce o invitase să se plimbe cu el în parc. Poate că avea să-i mărturisească pasiunea pentru infirmiera cu platfus din Hong Kong. Deodată Fein se întoarse spre ea, întrerupând-o în mijlocul unei fraze, așa că nu putu să nu-și dea seama că nu o ascultase. Era alb la față ca varul. Kitty se uită repede la el și observă că în ochii se așternuse o neliniște dureroasă. Glasul îi era încordat, scăzut și nu prea sigur. Dar înainte de a se întreba ce o fi însemnând această agitație, Fein vorbi din nou. Aș vrea să te întrepta că vrei să te măriți cu mine. Nici nu știu ce să-ți spun, zise ea atât de surprinsă încât îl privi de-a dreptul Ita. Nu știai că sunt îndrăgostit nebunește de dumneata? N-ai arătat-o niciodată. Sunt foarte stângat și neîndemânatic. Mi-e întotdeauna mai greu să spun lucrurile pe care le vreau decât cele pe care nu le vreau. Inima fetei a început să bată ceva mai repede. I se mai ceruse mâna destul de des, dar într-un mod glumeț sau sentimental, și a răspunsese la fel. Nimeni nu o ceruse de soție vreodată într-un asemenea chip, atât de neașteptat și totuși ciudat de impresionant. E foarte drăguț din partea dumitale că zise ea nehotărâtă. M-am îndrăgostit de dumneata de când te-am văzut întâia oară. Am vrut să-ți cer mâna și mai înainte, dar nu m-am putut hotărâ să o fac. N-aș spune că formularea asta e prea fericită, râse Era bucuroasă că putea să râdă puțin, deoarece în ziua aceea frumoasă și însorită, atmosfera păruse a fi încărcată de rele prevestiri. Fain se întunecă la față, încruntându-se. O, oh, uh... Dumneata știi ce am vrut să spun. Nu voiam să pierd orice speranță. Dar acum, dumneata, pleci și eu trebuie să mă întorc la toamnă în China?" Nu m-am gândit niciodată la dumneata," spuse Kitty fără vlagă. Walter nu mai scoase niciun cuvânt. Privea mohorât în jos spre iarba de pe pajiște. Era o ființă foarte ciudată. Acum însă, după ce i-o mărturisise, Kitty simți, nici ea nu știa de ce, că dragostea lui era ceva deosebit de ceea ce își închipuise până atunci. Era puțin cam speriată, dar în același timp și încântată. Impasibilitatea lui oarecum impresionantă. Trebuie să mă lași puțin să mă gândesc. Walter stătea nemișcat și nu scotea niciun cuvânt. Voia cumva să o țină acolo până avea să se hotărască? Ar fi fost absurd. Trebuia să se sfătuiască și cu mama ei. Ar fi trebuit să se fi ridicat în picioare când îi vorbise, așteptase gândindu-se că el îi va răspunde, și acum nu știa de ce îi venea greu să facă vreo mișcare. Nu se uita la el, dar știa cum arată. Niciodată nu-și imaginase că ar fi putut să se mărite cu un bărbat care era doar cu puțin mai înalt ca ea. Când stăteai lângă el, vedeai ce trăsături regulate și ce față rece are. Era ciudat când îți dădeai seama totuși de pasiunea mistuitoare care îi cuprinsese inima. Nu te cunosc, nu te cunosc deloc, spuse Kitty cu glas tremurat. Fei nu privi și fata simți cum o chemau ochii lui. O priveau cu o gingășie pe care nu o observase niciodată până atunci, dar aveau totuși o expresie imploratoare, ca aceea unui câine bătut, ceea ce o cam scotea din sărite. Cred că mă vei prețui mai mult când mă vei cunoaște," sigur că ești un timid, nu-i așa? Și totuși se păru că își spuneau cele din urmă lucruri la care te putea aștepta într-o asemenea împrejurare. Nu era îndrăgostită de el și totuși nu știa de ce ezitase să le refuze pe loc. Sunt îngrozitor de stupid," îi spuse Walter. Vreau să-ți spun că te iubesc mai mult decât orice pe lume, dar îmi vine teribil de greu să-ți o mărturisesc." Și asta era ciudat, fiindcă în mod inexplicabil mărturisirea aceea o mișcă. Walter nu era deci un om rece, numai felul în care se purta era nefericit și, în acest moment, îi plăcu mai mult decât îi plăcuse vreodată. Doris urma să se mărite în luna noiembrie. Atunci el avea să fie în drum spre China și, dacă îl va lua de bărbat, vor fi amândoi departe. Nu era prea plăcut să fii domnișoară de onoare la nunta lui Doris. Ar fi fost bucuroasă să scape de treaba asta. Și apoi, Doris măritată și ea încă nu, Toată lumea știa cât de tânără era Doris, și asta o va face pe ea să pară și mai bătrână și să fie dată la o parte. N-avea să fie o căsătorie strălucită pentru ea, totuși era o căsătorie, și faptul că va trăi în China va face lucrurile să fie și mai ușoare. Îi era teamă de limba ascuțită a mamei sale. Da, toate fetele care ieșiseră în lume odată cu ea erau de mult măritate, și multe din ele aveau și copii. Era sătulă să se tot ducă să le vadă cum se laudă cu copiii lor. Walter Fane îi oferea o viață nouă. se întoarse spre el cu un zâmbet al cărui efect îl cunoștea prea bine. Dacă aș fi atât de nesăbuită încât să spun că m-aș mărita cu dumneata, când ai vrea să ne căsătorim? Fein se necă de bucurie și obrajii lui alb se îmbujorară. Acum, imediat, imediat ce va fi posibil, vom pleca în Italia în călătorie de nuntă, în august și septembrie. Asta avea să o scutească să-și petreacă vara cu tatăl și mama ei într-o casă parohială de la țară, închiriată cu cinci guinee pe săptămână. Într-o secundă îi trecu pe dinaintea ochilor anunțul din Morning Post, în care se spunea că din pricină că mirele trebuia să se întoarcă în Orient, nunta urma să aibă loc imediat. O cunoștea pe maică s ajuns de bine, putea să se bizuie pe ea, că o să dea toată importanța acestui măritiș. Cel puțin pentru un moment, Doris va trece pe planul al doilea și când nunta ei mult mai strălucită avea să aibă loc, ea va fi departe. Kitty întinse mâna. Cred că îmi place foarte mult. Trebuie să mă lași să mă obișnuiesc cu dumneata. Prin urmare, da? O întrerupse el. Cred că da. Capitolul 12 Atunci îl cunoștea foarte puțin. Acum, deși erau căsătoriți de aproape doi ani, abia dacă îl cunoștea ceva mai bine. La început fusese mișcată de bunătatea lui și măgulită, deși surprinsă, de pasiunea pe care i-o arăta. Era extrem de atent, avea foarte multă grijă să se simtă bine. Nu-și exprima niciodată nici cea mai mică dorință, fără ca Walter să nu se grăbească să-i o îndeplinească. Îi făcea mereu cadouri. Când se întâmpla să fie suferindă, nimeni n-ar fi putut fi mai atent și mai afectuos ca el. Considera ca o adevărată favoare posibilitatea să facă pentru ea ceva ce i-ar fi cerut un real efort, și întotdeauna era peste măsură de politicos. Când intra ea în cameră, se ridica în picioare, îi dădea mâna să o ajute să coboare din mașină, se grăbea să-i deschidă ușa când ieșea din cameră, nu intra niciodată în dormitorul sau budoarul ei fără să bată la ușă. Nu se purta cu ea așa cum văzuse Kitty că se poartă cei mai mulți bărbați cu nevestele lor, ci ca și cum amândoi ar fi fost oaspeți la un conac. Era plăcut și totuși puțin cam comic. S-ar fi simțit mai bine dacă s-ar fi purtat ceva mai dezinvolt. Nici relațiile conjugale nu o apropiară mai mult de Walter. Atunci era pasionat, sălbatic, neobișnuit de emotiv și de sentimental. Se tulbură când își dădu seama cât de sensibil era de fapt Walter. Stăpânirea lui de sine se datora fie timidității, fie unui antrenament îndelungat. Îi se părea oarecum rușinos că atunci când se afla în brațele lui, după ce și potolise dorințele, el care se sfia atât de mult să spună prostii, care se temea să nu fie ridicol, să-i vorbească asemenea unui copil. Odată îl jignise profund, râzând și spunându-i că debitează cele mai caragioase dulcegării. Simți că brațele îi se desprind din îmbrățișare, și după ce tăcu câteva clipe, o lăsă și fără să spună niciun cuvânt se duse în camera lui. Kitty nu voia să-i jignească sentimentele, așa că o zi sau două după aceea îi spuse Prostuțule, să știi că nu mă supără inepțiile pe care mi le spui." Walter se rușinat. Kitty descoperi foarte curând că soțul ei e urmărit de o nefericită neputință de a se uita pe sine. Era stânjenit de propria lui persoană când la vreo petrecere toată lumea se pornea să cânte, Walter nu se putea hotărâ să cânte la oaltă cu ceilalți. Stătea așa zâmbind, ca să arate că îi face plăcere și că îl amuză, dar zâmbetul lui era forțat, mai degrabă o grimasă sarcastică, și nu se putea să nu te gândești că îi consideră pe toți oamenii aceia care petreceau o adunătură de caragioși. Nu putea să se decidă să ia parte la jocurile de societate pe care Kitty, totdeauna bine dispusă, le găsea atât de amuzante. În timpul călătoriei lor spre China, o altă refuzase categoric să se costumeze când toată lumea se costumase pentru un bal. Arătându-i foarte limpede că totul îi se pare o mare plictiseală, îi strica ei orice plăcere. Kitty era plină de viață. Îi plăcea să pălăvrăgească cât era ziua de lungă și râdea cu ușurință. Tăcerea lui o tulbura, o exaspera obiceiul lui de a nu răspunde niciun fel la observațiile întâmplătoare pe care le făcea. E adevărat că aceste observații nu cereau neapărat un răspuns, dar dacă i-ar fi dat, ar fi fost totuși altceva. Dacă ploua și ea spunea plou cu găleata, i-ar fi plăcut ca el să-i fi răspuns, da, da, nu-i așa? El însă tăcea. Uneori i-ar fi plăcut să-l zgâlțuie. Am spus că plou cu găleata, repeta ea. Te-am auzit, răspundea el cu zâmbetul lui afectos. Asta arăta că nu voia să fie dezagreabil. Dacă nu vorbea, o făcea pentru că nu avea nimic de spus. Dar dacă nimeni n-ar fi vorbit decât atunci când ar avea ceva de spus, se gândea Kitty, rasa umană ar pierde foarte curând obișnuința de a vorbi. Capitolul 13 Adevărul era că Walter nu era deloc atrăgător. Din acest motiv nu era simpatizat de nimeni. Nu trecu deci multă vreme după sosirea lor la Hong Kong și Kitty își dădu seama de asta. Nu află prea multe lucruri despre munca lui Walter. Îi era de ajuns să știe, și o știa prea bine, că un bacteriolog al guvernământului nu însemna cine știe ce. Walter părea să n-aibă nici cea mai mică dorință să discute cu ea această parte a vieții sale, deoarece el, la început voia să știe totul, îl întrebase ce face, evitase să-i răspundă glumind. E ceva foarte plicticos și tehnic," îi spusese el cu alt prilej, și e teribil de prost plătit." Era foarte puțin comunicativ, tot ce știa Kitty despre trecutul lui, unde se născuse, în ce loc și ce anume învățase și câte ceva despre viața pe care o dusese înainte de a o întâlni, aflase întrebându-l în mod direct. Era ciudat. Singurul lucru care părea să-l necăjească era să-l întreb ceva și când, cu curiozitatea ei născută la salta cu un șir de întrebări, răspunsurile lui deveneau din ce în ce mai tăioase. Având zelepciunea să-și dea seama că nu voia să-i răspundă nu din pricină că ar fi avut ceva de ascuns, ci pur și simplu dintr-o înclinație naturală. Îl plictisea să vorbească despre el însuși. Asta îl făcea să fie timid și dezagreabil. Nu știa cum să fie deschis. Îi plăcea să citească, dar citea cărți care lui Kitty îi se păreau foarte plictisitoare. Când nu citea tratate științifice, se apuca de cărți despre China sau de lucrări de istorie. Nu se odihnea niciodată. Kitty era de părere că nici nu putea. Îi plăceau sporturile, juca tenis și bridge. Se întreba oare de ce se îndrăgostise de ea. Nu-și putea imagina pe cineva mai puțin potrivit ca ea pentru acest bărbat rezervat, rece și stăpânit, și totuși era foarte sigură că o iubea nebunește. Ar fi făcut orice ca să-i placă. Era un bulgăre de ceară în mâinile ei. Când se gândea la acele trăsături pe care Walter îi le arătase, singurele pe care le știa, îl cam disprețuia. Se întreba dacă nu cumva felul lui de a fi sarcastic, arătând o îngăduință disprețuitoare față de atâția oameni și lucruri pe care ea le admira, nu era decât o aparență care ascundea o profundă slăbiciune. Presupunea că e inteligent. Toți păreau să creadă că e, dar în afara unor rare împrejurări când se întâmpla să fie cu doi sau trei oameni care îi plăceau și era bine dispus, Kitty nu-l găsea niciodată amuzant. Nu o plictisea, o lăsa indiferentă. Capitolul 14 Deși Kitty o întâlnise pe doamna Townsend pe la diferite ceaiuri, trecură totuși câteva săptămâni de la sosirea ei în Hong Kong până îl văzu pe Charlie Townsend. Ei fu prezentat abia când se duse împreună cu Walter la masă la ei. Kitty fu rezervată. Charlie Townsend era subsecretar colonial și nu avea de gând să-l lase să o trateze cu condescendența pe care o observase la doamna Townsend, în ciuda bunelor ei maniere. Fuseseră primiți într-o cameră spațioasă, mobilată ca oricare alt salon din Hong Kong, într-un stil gospodăresc și confortabil. Venise multă lume. Ei fuseseră ultimii sosiți și când intrară, servitorii oferau invitațiilor cocktailuri și măsline. Doamna Townsend îi salută în felul ei degajat și, uitându-se pe listă, îi spuse lui Walter pe cine trebuia să conducă la masă. Kitty văzu un bărbat înalt și foarte frumos îndreptându-se spre ei. Soțul meu," zise gazda. Am cinstea să stau lângă dumneavoastră," zise el. Kitty se simți imediat mai bine și sentimentul acela de ostilitate dispărut din inima ei. Deși Townsend zâmbea, zări în ochii lui o rapidă licărire de surpriză. Kitty înțelese perfect ce însemna asta și-i veni să râdă. Nu voi fi în stare să mănânc nimic," spuse el. Și cum o știu eu pe Dorothy, masa e grozav de bună." Și de ce nu?" Trebuia să mi se spună. Cineva ar fi trebuit să mă înștiințeze." Despre ce?" Nimeni nu mi-a spus nimic de unde să știu eu că voi avea să cunosc o femeie zăpăcitor de frumoasă." Și ce ar trebui să spun eu?" Nimic, lăsați discuția în seama mea, căci voi repeta acest lucru mereu și mereu. Kitty calmă se întreba ce anume i-o fi spus nevastă sa despre ea. Trebuie să o fi întrebat unele lucruri și Townsend, privind-o cu ochii veseli, și-a mintit deodată. Cum arată, o întrebase pe soția sa când aceasta îi spusese că o cunoscuse pe soția doctorului Fein. E foarte frumușică, tocmai ca o actriță. A jucat pe undeva? A, nu, nu cred. Tatăl ei e doctor sau avocat sau așa ceva. De altfel o să-i la masă. Nu-i nicio grabă, nu? La masă, Townsend, așezat alături de Kitty, îi spusese acesteia că îl cunoștea pe Walter Fane de când s-o în Hong Kong. Jucăm împreună bridge. Fane e cel mai bun jucător de bridge de la club. În drum spre casă, Kitty povesti lui Walter ce îi spusese Townsend. Asta nu înseamnă prea mare lucru, știi doar, dar el cum joacă nu prost. Când are cărți bune, joacă foarte bine, dar când are cărți proaste, e la pământ. Joacă tot atât de bine ca tine? Eu nu-mi fac iluzii cu privire la felul în care joc. M-aș categorisi ca un foarte bun jucător de mâna a doua. Townsend crede că e un jucător de mâna a întâia, dar nu e. Îți place? Nici nu-mi place, nici nu-mi displace. Cred că își face treaba de ajuns de bine și toată lumea spune despre el că e un bun sportiv. Omul acesta nu mă interesează în mod deosebit. Nu era pentru prima dată că reținerea lui Walter o exaspera. Se întreba de ce era nevoie să fie atât de prudent. Cineva sau îți place sau nu-ți place? Ei îi plăcuse foarte mult Charlie Townsend. Și nu se așteptase să-i placă. Era probabil omul cel mai popular din oraș. Se spunea de altfel că secretarul colonial avea să se retragă în curând, și toți sperau că o să-i urmeze Townsend juca tenis, polo și golf, avea ponei de curse, era întotdeauna gata să facă bine oricui. Nu accepta niciodată ca birocrația să-l împiedice să ducă la bun sfârșit o treabă, nu-și dădea niciodată importanță. Kitty nici ea nu știa de ce, se simți un pic supărat auzind cât de bine se vorbea despre el. Își spunea în sine ei că omul acesta trebuie să fie foarte încrezut. Se distrase bine în seara aceea, Vorbiră despre teatrele din Londra, despre Ascot, despre Cauz, despre toate acele lucruri pe care le cunoștea, așa încât ar fi putut să-l întâlnească în vruna din acele case frumoase din Lennox Garden. Apoi, după masă, bărbații trecură în salon. Townsend traversă încăperea și se așeză din nou lângă ea. Deși nu îi spusese nimic deosebit de amuzant, o făcuse să râdă, probabil prin felul în care vorbea. În glasul lui profund și totodată vesel exista o nuanță mângâietoare. În ochii lui blânzi, albaștri, strălucitor, citai o expresie fermecătoare care te făcea să te simți foarte bine alături de el. Fără îndoială avea mult farmec personal. Asta îl făcea să fie atât de agreabil. Era înalt, de peste un metru optzeci, gândia, și avea o siluetă frumoasă. Era evident într-o formă foarte bună și n-avea niciun dram de grăsime de prisos. Era bine îmbrăcat, cel mai bine îmbrăcat bărbat din încăpere și își purta hainele cu eleganță. Îi plăcea ca un bărbat să fie îngrijit. Ochii ei se îndreptară spre Walter. Ar trebui să încerce și el să fie mai îngrijit. Se uită la butonii de la manșeta și de la vesta lui Townsend, văzuse alții asemănători la cartier. Sigur, familia Townsend avea resurse serioase. Obrajii lui Charlie erau tare bronzați, dar soarele nu-i ascundea culoarea sănătoasă a feței. Îi plăcea mustăcioara bine tăiată și răsucită, care nu-i acopera buzele roșii și pline. Avea părul negru, tun scurt și pieptănat foarte lins. Ochii însă, care îi sclipeau sub sprâncenele groase și stufoase, erau lucrul cel mai frumos la el. Erau atât de albaștri și aveau o expresie de o blândețe atât de veselă, încât te făceau să fii convins că e un om bun. Un bărbat cu ochi ca ai lui n-ar fi putut face rău nimănui. Kitty nu putea să nu-și dea seama cât de mult o plăcuse. Chiar dacă nu i-ar fi făcut complimente, l-ar fi trădat -o ochii plini de admirație. Dezinvoltura lui era încântătoare. Nu se simțea deloc stânjenit. Kitty era în largul ei și admira ușurința cu care în acea flecăreală glumeață ce constituia esența conversației lor, stărcura din când în când câte un cuvânt răguț și măgulitor la adresa ei. La plecare, când se despărțiseră, Townsend îi strânse mâna ușor într-un mod în care nu-i lăsa nicio îndoială. Sper să vă revăd în curând," spuse el pe un ton indiferent, dar privirea sa dădua celor cuvinte un sens care nu-i putu scăpa. Hong Kong e un orășel foarte mic, nu-i așa?" răspunse Kitty. Capitolul 15 Cine ar fi crezut atunci că după trei luni avea să fie în asemenea relații?" Între timp îi mărturisise că fusese nebun după ea chiar din acea primă seară. Era cea mai frumoasă ființă pe care o văzuse vreodată. Își aducea aminte până și rochia pe care o purtase. Era rochia ei de nuntă și îi spunea că arăta ca o lăcrămioară. Chiti știu că se îndrăgostise de ea înainte ca el să-i mărturisească acest lucru și puțin cam înspăimântată îl ținu la distanță. Townsend era un bărbat impetuos și îi venea foarte greu să le respingă. Îi era teamă să-l lase să o sărute, deoarece gândul că o va îmbrățișa făcea ca inima să-i bată atât de tare. Nu mai fusese niciodată îndrăgostită, era minunat. Și acum că știa ce înseamnă dragostea, simți o neașteptată atracție față de dragostea pe care i-o purta Walter. Îl necăjea în glumă și își dădu seama că lui îi place asta. Îi fusese probabil puțin cam teamă de el, dar acum avea mai multă încredere. Îl tachina și o amuza să-i vadă zâmbetul cu care la început îi intimidaze flemeaua. În curând, își spunea ea, va deveni mai maleabil. Acum că avea o oarecare idee despre ceea ce înseamnă o pasiune, o amuza să se joace cu afecțiunea lui, ca un harpist care își trece degetele peste corzile harpei. Râdea când vedea cum îl zăpăcește și cum îl încurcă. Când Charlie deveni iubitul ei, situația dintre ea și Walter i se părut delicios de absurdă când se uita la el atât de grav și de stăpânit, abia se putea opri să nu-i în râs. Era prea fericită ca să se poarte urât cu el. Dacă n-ar fi fost el la urma urmei, nu l-ar fi cunoscut pe Charlie. Ezitase un timp înainte de pasul final, nu fiindcă n-ar fi vrut să cedeze pasiunii lui Charlie, dorința ei era egală cu a lui, ci din pricină că atât creșterea cât și conveniențele vieții pe care o dusese o intimidau. Fu uimită după aceea, și actul final se datorase unei întâmplări, niciunul dintre ei nu-și dăduse seama că împrejurarea le este favorabilă până în ultimul moment, descoperind că nu e deloc deosebită de ființa care fusese mai înainte. Se așteptase să se producă în sinea ei o anume, nu prea știa cum și ce, schimbare fantastică, în așa fel încât avea să se simtă o altă ființă, dar când se uită în oglindă, fu uimită văzând aceeași femeie pe care o văzuse cu o zi înainte. Ești supărată pe mine?" O întrebă el. Te ador," șoptia. Nu crezi că ai fost tare proastă, că ai irosit atât de multă vreme?" O adevărată caragioasă," zise ea. Capitolul 16 Fericirea, uneori aproape greu de suportat, îi dădu o nouă frumusețe. Cu puțin înainte de a se căsători, începând a pierde din întâia ei prospețime, arăta obosită și trasă la față. Gurile rele spuneau că începea să se ofilească, dar e o imensă deosebire dintre o fată de douăzeci și cinci de ani și o femeie măritată la aceeași vârstă. Era asemenea unui boboc de trandafir care prindea să îngălbeni pe marginea petalelor și apoi deodată se transformă într-un trandafir în plină floare. Ochii ei scânteietori căpătară o expresie mai plină de interes. Tenul ei, de care fusese întotdeauna peste măsură de mândră și de care avea cea mai mare grijă, era strălucitor. Nu puteai să-l compari cu o piersică sau cu o floare. Din potrivă, piersica sau floarea trebuiau comparate cu pielea ei. Arăta din nou ca de optsprezece ani. Era în culmea strălucirii frumuseții sale, era cu neputință să nu observe asta și prietenele sale o întrebau, în mici aparteuri amicale, dacă nu cumva e însărcinată. Indiferenții care spuseseră că era doar o femeie drăguță cu nas mare, recunoșteau că o judecaseră greșit. Kitty era ceea ce Charlie spusese despre ea când o văzuse pentru prima oară, o femeie de o frumusețe zăpăcitoare. Reușiră să ascundă cu pricepere relațiile dintre ei, avea un spatelat," îi spusese el. Să nu mi te lauzi cu silueta ta," îl întrerupsese ea glumind. Și în ceea ce îl privea nu era nicio primejdie, dar de dragul ei nu trebuiau să riște nimic. Nu se puteau întâlni prea des, nici pe jumătate atât de des pe cât ar fi vrut el, dar trebuiau să se gândească și la cei i s-ar putea întâmpla ei. Uneori se vedeau la magazinul de antichități, câteodată după masa la ea, când nu era nimeni prin jur." De multe ori se întâmpla să-l întâlnească aici și colo în societate. O amuza atunci să-l vadă cât de oficial îi vorbea, jovial, pentru că așa era el întotdeauna, vorbea în același fel cu toată lumea. Cine și-ar fi putut imagina când l auzea achinându o cu umorul acela fermecător al lui, că nu de mult o ținuse în brațele sale pătimașe? îl idolatriza. Era splendid când juca polo, cu cizmele lui elegante, ori în pantalonii albi, în costumul de tenis arăta ca un tinerel. Firește că era mândru de silueta lui. Era silueta cea mai suplă din câte văzuse vreodată. Făcea eforturi ca să-și o mențină. Nu mânca niciodată pâine sau cartofi sau unt și făcea multă gimnastică. Îi plăcea de asemenea cât de stăruitor își îngrija mâinile. Își făcea manicura odată pe săptămână. Era un sportiv excelent și cu un an în urmă câștigase campionatul de tenis. Era fără îndoială cel mai bun dansator cu care dansase vreodată. Era un vis să dansez cu el. Nimeni n-ar fi crezut că are patruzeci de ani. Kitty îi spusese că nu crede. Mi se pare că mă înșeli și că de fapt ai douăzeci și cinci." Charlie Pufnir râs. Era grozav de încântat. Draga mea, am un băiat de 15 ani. Sunt un domn între două vârste. În doi, trei ani o să fiu un tip burtos și bătrân. Tu o să fii adorabil și când o să ai o sută de ani. Îi plăceau sprâncenele lui negre și stufoase. Se întreba dacă nu cumva ele făceau ca ochii lui albaștri să aibă expresia aceea tulburătoare. Era plin de talente. Știa să cânte la pian destul de bine, muzică sincopată, firește. Uneori cânta de ce comice, cu un glas profund și cu o bună dispoziție evidentă. Kitty nu credea că există ceva pe care el să nu-l poată face. Era foarte priceput și în treburile lui și îi împărtășea întru totul plăcerea când îi spunea că guvernatorul îl lăudase în mod deosebit pentru modul în care soluționase cine știe ce problemă dificilă. Deși sunt eu acela care o spune, râdea el, și în ochi avea privirea aceea plină de farmecul dragostei pe care o purta nu există aici un altul care ar fi putut să facă treaba asta mai bine ca mine o cum ar fi vrut să fi fost soția lui și nu a lui Walter capitolul 17 nu era deloc sigur că Walter știa care e adevărul iar dacă nu știa era mai bine să rămână așa dacă știa ei bine până la urmă era mai bine pentru toți la început fusese dacă nu mulțumită cel puțin resemnată să-l vadă pe Charlie numai pe ascuns Timpul însă făcuse ca pasiunea ei să devină mai puternică și de câteva vreme începuse să fie tot mai săcăită de obstacolele care o împiedicau să fie mereu împreună cu Charlie. Îi spusese de atâtea ori că își blestema slujba care îl silea să fie atât de discret și legăturile care îl țineau în frâu și legăturile care încătușau pe ea. Ce minunat ar fi fost, zicea el uneori, dacă amândoi eram liberi. Chiti îl înțelegea, nimeni nu dorea un scandal, și sigur că trebuia să te gândești îndelung înainte de a-ți schimba cursul vieții. Dar dacă s-ar pomeni amândoi liberi, ah, ce simplu ar fi atunci totul. După câte se părea, nimeni n-ar fi suferit prea mult. Chiti știa exact care erau relațiile lui Charlie cu soția lui. Nevastă, sa era o femeie rece, și nu se mai iubeau de ani de zile. Obișnuința, conveniențele și desigur copiii îi obligau să stea împreună. Lui Charlie era mai ușor decât ei. Walter o iubea, dar la urma urmei era absorbit de munca lui și mai apoi un bărbat are cu ce șumple vremea. La început va fi supărat, dar cu timpul îi va trece. Nu exista niciun motiv ca să nu se însoare cu altcineva. Charlie spusese că nu putea înțelege cum s-a întâmplat că a ajuns să-și rosească viața alături de unul ca Fein se întrebă aproape zâmbind de ce cu puțin înainte fusese atât de îngrozită la gândul că Walter îi prinsese. Sigur că era înspăimântător să vezi mânerul uși mișcându-se atât de încet, dar la urma urmei știau care avea să fie cel mai rău lucru pe care îl putea face Walter, și erau pregătiți pentru această eventualitate. Charlie va avea același profund sentiment de ușurare ca și ea, că lucrul pe care și-l doriseră amândoi, mai mult decât orice pe lume, va fi în acest fel realizat fără voia lor. Walter era un gentleman, îi recunoștea această calitate și o aprecia. Va face așadar lucrul care trebuie. Îi va îngădui ei să ceară divorțul. Făcuseră o greșeală, și bine că descoperise acest lucru înainte de a fi fost prea târziu. Kitty se hotărâse ce să-i spună și cum să se poarte cu el. Va fi blândă, zâmbitoare și hotărâtă. Nu era necesar să se certe. Mai târziu avea să fie întotdeauna bucuroasă să-l vadă. Ea spera în chip cinstit că cei doi ani petrecuți împreună vor rămâne pentru el o amintire de neprețuit. Presupun că lui Dorothy Townsend nu îi va păsa prea mult dacă va trebui să divorțeze de Charlie, se gândea ea, Acum când băiatul cel mic se va întoarce în Anglia, îi va fi mult mai plăcut să plece și ea în Anglia. Nu mai are absolut nimic de făcut aici în Hong Kong. Va putea să-și petreacă toate vacanțele cu băieții ei și apoi tatăl și mama ei sunt tot în Anglia. Totul era foarte simplu și toate lucrurile puteau fi aranjate fără scandal și fără resentimente. Și după aceea se va putea mărita cu Charlie. Kitty oftă din adâncul inimii. Vor fi foarte fericiți. Merita să accept să treci printr-o serie de necazuri ca să ajungi aici. În clar o imagine alungându-i o pe cealaltă, Kitty întrevăzu viața pe care aveau să o ducă împreună, cum se vor distra casa în care vor trăi, funcțiile la care avea să se ridice el, cum îl va ajuta ea, el va fi mândru de ea și ea, ea îl va adora. Un sentiment de teamă se strecură în toate aceste visări cu ochii deschiși. Era ceva ciudat, ca și cum niște instrumente de suflat și de coarde ar fi cântat melodii domoale plăcute și deodată ar fi început să bată toate tobele într-un ritm cu totul lipsit de veselie. Mai devreme sau mai târziu, Walter tot avea să vină acasă. Inima ei început să bată mai repede la gândul acestei întâlniri. Era ceva neobișnuit în faptul că plecase în acea după amiază fără să-i spună un cuvânt. Nu era teamă de el. La urma urmei, ce-i putea face? își tot repeta ea, totuși nu-și putea potoli neliniștea. Își memoră încă o dată tot ce avea să-i spună. Ce rost să-i mai facă o scenă? Îi părea foarte rău, Dumnezeu e martor că nu voia să-l facă să sufere, dar n-avea încotro dacă nu-l iubea. N-avea sens să se prefacă și era mai bine să-i spună adevărul. Spera să nu fie nefericit, dar făcuse o greșeală și singurul lucru inteligent era să o recunoască. Întotdeauna se va gândi la el cu prietenie. Dar chiar în clipa în care își spunea toate acestea, o subită dezlănțuire de spaimă îi năpădi palmele acoperindu-i le cu o sudoare rece și, din cauza că îi se făcuse frică, se înfurie pe el. La urma urmei, dacă avea să facă o scenă, n-avea decât. Avea să capete mai mult decât își dorise. O să-i spună că niciodată n-a ținut la el nici măcar cât negru sub unghie și că de când s-a măritat cu el n-a trecut o singură zi în care să nu regrete acest lucru. Era atât de plicticos, o, cum plictisea, o plictiseau, o plictisea și se considera mai presus de ceilalți. Să-ți vie să mor de râs, nu alta. Nu avea simțul umorului, nu putea să sufere aerul lui disprețuitor, răceala și stăpânirea lui. E ușor să fii stăpânit când nu te interesează nimeni și nimic în afară de tine. Îi era silă de el, nu putea suporta să o sărute. Ce calități avea ca să fie el atât de îngânfat? dansa foarte prost, la petrecere stătea ca o mămâie, nu știa să cânte din gură sau la vreun instrument, nu știa să joace polo, la tenis nu era mai bun ca alții. Bridge? Pe cine interesa Bridge-ul? Kitty se înfuria din ce în ce mai tare, să îndrăznească numai să-i reproșeze ceva. El era vinovat de tot ce se întâmplase, era mulțumită că în sfârșit avea să cunoască și el adevărul. Îl ura și nu voia să-l mai vadă niciodată. Da, era mulțumită că totul se terminase. De ce nu voia să o lase în pace? O sâcâise până să se mărite cu el, iar acum era sătulă de mutra lui până peste cap. Sătulă, repetă ea cu glas tremurând de furie. Sătulă, sătulă. Auzi mașina apropiindu-se de poarta grădinii, după care Walter începu să urce scările. Capitolul 18 Walter intră în cameră. Lui Kitty in inima a început să-i bată nebunește, mâinile îi tremurau. Din fericire ședea pe canapea, ținea în mână o carte deschisă ca și cum ar fi citit. Bărbatul rămase o clipă în prag și privirile li se întâlniră. Lui Kitty se făcu inima cât un purice, un fior îi străbătu deodată trupul și se cutremură. O încercă o senzație ciudată ca și cum moartea ar fi trecut cu coasa pe lângă ea. Fața lui era de o paloare de ceară. Îl mai văzuse odată așa când erau amândoi în parc și o ceruse în căsătorie. Ochii lui negri, imobil și impenetrabil, păreau nefiresc de mari. Știa totul. Te-ai întors mai devreme," spuse Kitty. Îi tremurau buzele și abia putea să articuleze cuvintele pe care le rostea. Era înspăimântată. Îi era teamă că o să leșine. Cred că e cam la ora obișnuită." Glasul lui se păru lui Kitty ciudat, Încercase să dea vorbelor o aparență degajată, dar sunară forțat. Se întrebă dacă Walter băgase de seamă că tremura din fiecare mădular. Cu mare efort se strădui să nu țipe. Walter privi în jos. Mă duc să mă schimb." După care ieși din cameră. Kitty era distrusă. Timp de două-trei minute nu fu în stare să se miște, dar în cele din urmă, ridicându-se de pe canapea cu greutate, ca și cum ar fi fost bolnavă, izbuti să se țină pe picioare. Nu-și dătea seama dacă va fi în stare să meargă. Se îndreptă spre verandă, sprijinindu-se de scaune și mese, apoi de perete, până când ajunse în camera ei. Își puse o rochie de după amiază și când intră din nou în budoarul ei, se folosea de salon numai când avea musafiri, el stătea la o masă și se uita la fotografiile din sketch. Coborâm, cina e gata. Te-am făcut să aștepți? Era groaznic, dar nu-și putea stăpâni tremuratul buzelor. Când avea să înceapă a vorbi? Se așezara la masă și o clipă tăcura mândoi. Apoi el spuse ceva și, din pricină că era un lucru atât de banal, avea un aer rău prevestitor. Vasul Empress n-a sosit astăzi," zise el. Mă întreb dacă nu a fost întârzia de furtună." Trebuia să vină azi?" Da." Kitty se uita la el în clipa aceea și văzu că privea țintă în farfurie spuse din nou ceva tot atât de banal despre un turneu de tenis care urma să se desfășoare și vorbind de lung. De obicei, glasul lui era plăcut, având un registru variat, acum însă vorbea pe același ton, era ciudat de nefiresc. Kitty avea impresia că Walter vorbește de undeva de foarte departe și în tot acest timp privirile lor erau îndreptate fie spre farfurie, fie spre masă, fie spre vrunta blou de pe perete. Nu voia să-i întâlnească ochii. Kitty își dădu seama că nu era în stare să o privească. Mergem sus?" întrebă Walter după ce termina rămasa. Dacă vrei?" Kitty se ridică și Walter îi deschise ușa. Când trecu pe lângă ea, îi văzu ochii plecați în pământ. de îndată ce intrara în salon, Walter lua din nou revista ilustrată. E un sketch nou? Nu cred că l-am văzut. Nu știu, n-am băgat de seamă." stătea acolo de vreo două săptămâni și știa că se uitase la revistă din scoarță în scoarță. Walter luă revista și se așeză. Ea se întinse pe canapea și își luă cartea pe care o citea. De obicei, seara, când erau singuri, jucau cărți sau făceau paciențe. Walter ședea rezemat de spătarul unui fotoliu într-o poziție comodă și atenția lui părea absorbită de ilustrațiile la care se uita. nu întorcea însă pagina. Kitty încerca să citească, dar nu vedea ce scrie în carte. Literele îi jucau pe dinaintea ochilor, o cuprinse o puternică durere de cap, când avea să-i vorbească. Rămas era așa, fără să scoată niciun cuvânt vreme de un ceas. Kitty renunță să se mai prefacă și, lăsând cartea să-i cadă în poală, își pironi privirile în gol. Îi era teamă să facă gestul cel mai neînsemnat sau cel mai mic zgomot. Walter stătea foarte liniștit în aceeași poziție comodă și privea țintă cu ochii aceia ai lui deschiși larg la ilustrații. Liniștea lui era ciudat de amenințătoare. Lui Kitty îi făcea impresia unei fiare sălbatice, gata să sară. Când Walter se ridică deodată, Kitty trăsări. Își strânse pumnii și își dădu seama că devine palidă. Acum. Am ceva de lucru, spuse Walter cu glasul acela al lui calm, alb, evitând privirea. Dacă n-ai nimic împotrivă, mă voi duce în biroul meu. Cred că atunci când voi termina, vei fi culcată. Sunt cam obosită în seara asta," Atunci, noapte bună. Noapte bună. Walter ieși din încăpere. Capitolul 19. A doua zi dimineață, îl sună cât mai devreme pe Townsend la birou. Da, ce s-a întâmplat? Vreau să te văd. Draga mea, sunt teribil de ocupat. Eu sunt un om care muncește. E foarte important. Pot veni la birou? O, nu, dacă aș fi în locul tău, n-aș veni. Bine, atunci vino tu aici. Mi-este imposibil să plec acum. Ce-i zice să lăsăm pe după amiază? Și apoi nu crezi că ar fi mai bine să nu vin la tine acasă? Trebuie să te văd imediat." Urmă o pauză și lui Kitty-i futeamă că s-a întrerupt legătura. Mai ești la telefon?" întrebă ea îngrijorată. Da, mă gândeam. S-a întâmplat ceva? Nu-ți pot spune la telefon." Din nou se făcută cere și apoi Townsend vorbi iar. Bine, uite ce e. Aș putea să te văd pentru zece minute la unu, dacă asta te aranjează. Ar fi bine să te duci la prăvălia lui Cucio. Și vin și eu de îndată ce pot." La prăvălia de antichități?" întrebă ea descurajată. Păi nu ne putem întâlni în holul hotelului Hong Kong chiar în voie," spuse el. Kitty dezluși o urmă de enervare în glasul lui Charlie. Foarte bine, mă voi duce la Cucio." Capitolul 20 se dădu jos din rickshaw pe Victoria Road și urcă pe alea povârnită până la prăvălie. Zăbovi o clipă în fața vitrinei ca și cum ar fi fost atrasă de mărunțișurile și bibelourile expuse. Un băiat însă care stătea acolo pândind eventualii clienți, recunoscând-o imediat, zâmbi larga complicitate. Zise ceva cuiva din interiorul prăvăliei și negustorul, un om scund, gras, îmbrăcat într-un halat negru, ieși afară și o salută. Kitty intră în prăvălie cu pași grăbiți. Domnul Townsend nu a venit încă. Urcați la etaj, da?" Kitty se îndreptă prin spatele prăvăliei către scările șubre și întunecoase și urcă urmată de negustorul cel gras, care descuie ușa dormitorului. În cameră aerul era năbușitor și mirosea acru. Se așeză jos pe un cufăr din lemn de santal. În clipa următoare auzi pași grei pe scările care scârțâiau. Townsend intră și închise ușa după el. Pe fața avea o expresie supărată, dar când o văzu, posomorea la dispăru și îi zâmbi în felul lui cuceritor. O îmbrățișă repede și o sărută. Ei, care-i necazul? Numai când te văd și mă simt mai bine, zâmbia. Charlie se așeză pe pat și și-a prins o țigară. Arăți cam prăpădită în dimineața asta. Nu mă mir, spuse Kitty, nu cred că am închis ochii toată noaptea. Charlie se uită lung la ea. Mai zâmbea încă, dar zâmbetul lui era rigid și forțat. Kitty a avut impresia că în ochii lui stăruie o umbră de neliniște. Știe," spuse ea. Înainte de a răspunde, Charlie ezită o clipă. N-a zis nimic. Cum?" Charlie se îngruntă la ea. Atunci ce te face să crezi că știe?" Totul, privirea lui, felul în care a vorbit la cină?" S-a purtat urât? Nu, din potrivă. A fost de o politețe extrem de corectă. Pentru prima dată de când suntem căsătoriți, nu m-a sărutat când mi-a spus noapte bună." Kitty își plecă ochii în jos. Nu era sigură că Charlie a înțeles. De obicei, Walter o lua în brațe, și lipea buzele de ale ei, o strângea la piept, iar trupul lui vibra afectuos și pasionat în timp ce o săruta. De ce crezi că n-a spus nimic?" Nu știu." Urmă o clipă de tăcere. Kitty ședea nemișcată pe cufărul din lemn de santal și îl privea pe Townsend cu o atenție îngrijorată. Acesta se posomorâse iar și între sprâncene îi se ivise o brazdă. Colțurile gurii se lăsaseră în jos, dar deodată își ridică privirea și în ochii apăru o licărire amuzată. Mă întreb dacă o să spună ceva. Kitty nu-i răspunse nimic, nu înțelegea ce voia să spună Charlie. La urma urmei, Walter n-ar fi primul bărbat care ar închide ochii într-un caz de acest fel. Ce ar avea de câștigat că ar face scandal? Dacă ar fi vrut să facă tămbălău, ar fi stăruit să intre în camera ta. Ochii licăreau și buzele îi se despicară într-un surâs larg. Am fi arătat ca o pereche de caraghioși nenorociți. Aș fi vrut să-i fi văzut fața aseară. Crez și eu că era supărat, e desigur un șoc pentru el. E o situație afurisit de umilitoare pentru orice bărbat. Apare întotdeauna ca un caragios în ochii altora. Walter nu mi se pare a fi un tip care să țină să-și spele rufele murdare în public. Nu cred că ar dori să o facă, răspunse ea pe gânduri. E foarte sensibil, mi-am dat seama... În ce ne privește, totul e foarte bine. Știi, e o foarte bună idee să te pui în situația altuia și să te întrebi cum ai reacționa în locul lui. Există un singur mijloc ca să-ți salveze obrazul când ești într-o asemenea situație, și anume să te faci că nu știi nimic. Pariez pe ce vrei că asta e în tocmai ceea ce o să facă el. Cu cât vorbea mai mult, cu atât Townsend devenea mai expansiv. Ochii lui albaștri scânteiau și din nou devenise același om vesel și jovial. Iradia o încredere încurajatoare. Dumnezeu știe că nu doresc să spun nimic neplăcut despre el, dar dacă e să ajungem la bani mărunți, un bacteriolog nu-i cine știe ce. Sunt șanse ca eu să devin secretar colonial când simt să-ți va pleca și e în interesul lui Walter să se pună bine cu mine trebuie să se gândească și la pâine, ca de altfel noi toți. Crezi că oficiul colonial va face ceva pentru un tip care provoacă un scandal? Crede-mă, are totul de câștigat dacă își ține gura și totul de pierdut dacă face tărăboi. Kitty se frământa încurcată. Știa cât de rezervat e Walter și putea crede că teama de o scenă neplăcută și spaima de a atrage atenția opiniei publice ar fi putut să-l influențeze, dar nu putea crede că ar fi fost determinat de gândul vreunui avantaj material. Poate că nici ea nu-l cunoștea prea bine, dar Charlie nu-l cunoștea deloc. Ți s-a întâmplat cumva să-ți treacă prin minte că mă iubește nebunește? Townsend nu răspunse, dar îi zâmbi și trângărește. cunoștea și îi plăcea zâmbetul acesta fermecător al lui. Ei, ce este? Știu că ai vrea să spui ceva îngrozitor. Știi, femeile au adeseori impresia că bărbații sunt mult mai nebunește îndrăgostiți de ele decât sunt cu adevărat. Pentru prima dată, în după amiaza aceea, Kitty izbucni în râs. Încrederea lui era molipsitoare. Ce spui, e monstruos! Ți-am spus asta pentru că în ultima vreme nu ți-ai făcut prea multe probleme cu bărbatul tău. Poate că nu-i chiar atât de îndrăgostit de tine pe cât a fost. În orice caz, nu-mi voi închipui niciodată că tu mă iubești nebunește, replică ea. Aici greșești. O, oh, cât de bine se simțea când îl auzea vorbind așa. O știa, și credința în pasiunea lui îi încălzea inima. Vorbind, Charlie se sculă și veni să se așeze lângă ea pe cufărul de santal, o lua de mijloc. Nu-ți mai frământa că pușorul tău prostuț zise el. Îți spun eu că n-ai de ce să te temi. Sunt foarte sigur că se va preface că habar n-are de nimic. Știi, lucrurile de acest fel sunt greu de dovedit. Spui că te iubește. Poate că nu dorește să te piardă cu totul. Jur că aș accepta orice dacă ai fi soția mea decât să te pierd. Kitty s-a plecat spre el. În brațele lui se simți fără putere. Dragostea pe care o simțea pentru Charlie era aproape o tortură. Ultimele lui cuvinte o izbiseră. Poate că Walter o iubește atât de pătimaș încât era pregătit să accepte orice umilire dacă avea vreodată să-l lase să o iubească. Kitty putea înțelege acest lucru deoarece ea așa l iubea pe Charlie. Un fior de mândrie o străbătu și în același timp o vagă senzație de dispreț pentru un bărbat care poate iubi cu atât de multă umilință. Drăgăstoasă îl luă pe Charlie de gât. Ești pur și simplu minunat. Tremuram ca o frunză când am venit aici și tu ai făcut ca totul să fie din nou bine. Charlie o sărută. Draga mea, ești o mare mângâiere pentru mine. Sunt convins că n-ai de ce să te temi. Știi că sunt alături de tine, nu o să te părăsesc. Kitty și-a temerile, dar o clipă regretă că planurile ei de viitor se spulberaseră. Acum, când orice primejdie trecuse, aproape că dorea ca Walter să fie insistat să divorțeze. Știam că mă pot bizui pe tine," spuse ea. Așa aș vrea să sper." N-ar trebui să te duci să mănânci?" O, ducă-se dracului și prânzul ăsta." Charlie o strânse și mai tare. Acum o ținea în brațe lipită de el. Buzele lui le căutară pe ale ei. O, Charlie, trebuie să mă lași să plec." nici gând. Kitty râse ușor în semn de dragoste fericită și de biruință. Privirile lui erau grele de dorință. O luă în brațe și, ținând-o strâns, ghemuită la piept în cuie ușa. Capitolul 21 Toată după amiaza aceea se gândi la ce-i spusese Charlie despre Walter. Seara urmau să se ducă la masă în oraș și când el se întoarse de la club, Kitty tocmai se îmbrăca. Walter bătu în ușa budoarului ei. Intră, Walter nu deschise ușa. Mă duc să mă îmbrac, cât mai durează. Zece minute. Walter nu mai spuse nimic și se duse în camera lui. Glasul lui avea tonul acela chinuit pe care îl observase și în seara trecută. Kitty se simți foarte sigură de ea. Fugata înaintea lui și când Walter coborâ, ea se și instalase în mașină. Mi-e teamă că te-am făcut să aștepți," spuse el. Nu o să mor din cauza asta," spuse ea și zâmbi în timp ce vorbeau. Coborând dealul, Kitty făcu o remarcă două, dar el îi răspunse tăios. Femeia dădu din numeri. Începea să-și cam răbdarea. Dacă Walter voia să facă mutre, n-avea decât, puțin îi păsa. Își continuară drumul în tăcere până la destinație. Fusese invitată foarte multă lume. Erau prea mulți oameni și prea multe feluri de mâncare. În timp ce vorbea veselă cu vecinii ei, Kitty îl observă pe Walter. Era palid ca un mort și avea un aer înțepat. Bărbatul dumitale arată cam extenuat. Credeam că suportă bine căldura. A lucrat mult și din greu? Întotdeauna lucrează din greu. Cred că aveți intenția să plecați curând în vacanță. O, da, cred că ne vom duce în Japonia, ca anul trecut, zise Kitty. Doctorul mi-a spus să scap neapărat de căldura asta, dacă nu vreau să mă fac praf. Walter nu mai privi ca de obicei zâmbitor, așa cum făcea când erau invitați la vreo masă în oraș. Nu se uita deloc la ea. Băgă de seamă că atunci când se urcase în mașină, Walter evitase să o privească și procedă la fel și atunci când, cu obișnuita lui politețe, îi dăduse mâna ca să coboare. Acum, vorbind cu femeile din stânga și din dreapta lui, nu zâmbea deloc, ci le privea cu ochi fix și fără să clipească. Într-adevăr, ochii lui păreau enormi și pe fața aceea palidă, negrica de cărbune. Obrazul lui avea o expresie rigidă și severă. Trebuie să fie un partener foarte plăcut, se gândi Kitty cu ironie. Ideea că doamnele acelea nefericite încearcă să se dedea obișnuitelor bârfeli cu masca aceea îndunecată o amuza copios. Bineînțeles că știa, nu avea nici cea mai mică îndoială în privința asta și era furios pe ea. Dar ce nu i-a spus nimic? Oare într-adevăr din cauză că deși furios și lovit, o iubea atât de mult încât îi era teamă să nu-l părăsească? Gândul acesta o făcuse să-l disprețuiască ușor, dar fără răutate. La urma urmei era bărbatul ei și avea grijă de hrana și de locuința ei. Atâta vreme cât nu se va amesteca în treburile ei și o va lăsa să facă tot ce voia, avea să fie foarte drăguță cu el. Pe de altă parte, tăcerea lui se datora poate pur și simplu unei timidități morbide. Charlie avea dreptate când îi spunea că nimeni nu ar detesta mai mult ca Walter să facă scandal. Nu ținea niciodată să vorbească dacă putea să evite acest lucru. Îi povestise odată că fusese citat ca martor într-un proces, unde trebuia să depună mărturie ca expert și timp de o săptămână înainte de proces, abia mai izbutise să doarmă, era stăpânit de o timiditate maladivă. Și mai era ceva, Bărbații sunt în general orgolioși și atâta timp cât nimeni nu știa ce se întâmplase, s-ar putea ca Walter să treacă cu vederea totul. Se întreba chiar dacă nu cumva Charlie avusese dreptate când îi sugerase că Walter știa de cine depindea existența lui. Charlie era cea mai cunoscută figură în oraș și în curând avea să fie secretar colonial. Putea să-i fie foarte util lui Walter. Pe de altă parte ar fi putut să-i devină foarte dezagreabil dacă Walter l-ar fi supărat. Inima ei tresălta de bucurie când se gândea la puterea și hotărârea iubitului ei. Se simțea fără apărare în brațele lui bărbătești. Bărbații erau ciudați. Nu i-ar fi trecut prin minte niciodată că Walder era capabil de atâta josnicie și totuși nu pot să știi niciodată. Probabil că seriozitatea lui era doar o mască menită să ascundă o fire meschină și vicleană. Cu cât se gândea mai mult la acest lucru, cu atât îi se părea că Townsend avea dreptate își îndreptă privirea încă o dată spre bărbatul ei, de data aceasta fără nicio indulgență. Printr-o întâmplare, tocmai în clipa aceea, femeile din dreapta și din stânga lui vorbeau cu vecinii lor, așa că el nu discuta cu nimeni. Privea țintă drept înaintea lui și departe de tot ce era în jur, și ochii lui erau plini de o tristețe de moarte. Kitty guduită. Capitolul 22. A doua zi după masă, pe când stătea lungită pe divan dormitând, fu trezită de o bătaie în ușă. cine îi strigă ea iritată? Nu era obișnuită să fie deranjată la ora aceea. Eu. Kitty recunoscu glasul bărbatului ei și se ridică grăbită în capul oaselor. Intră. Te-am trezit? întrebă el intrând. Da, mai trezit, răspunse ea pe tonul firesc pe care l-a adoptase față de el în ultimele două zile. Vrei să vin în camera de alături? Aș vrea să stăm puțin de vorbă. Inima i se zbătu deodată cu putere în piept. Să-mi pun un halat." Walter ieși. Kitty își puse papucii și se înveli într-un kimono. Se uită în oglindă. Era foarte palidă și își dădu cu puțin ruj pe obraz. Se opri o clipă în ușă, făcându-și curaj pentru discuția care o aștepta, și după aceea, cu o expresie de siguranță pe față, trecu în camera de alături. Cum ai reușit să pleci de la laborator la ora asta?" întrebă ea. Nu te văd prea des în orele de după amiază." Nu vrei să stai jos?" Nu se uita la ea. Vorbea pe un ton grav. Era bucuroasă să facă cei ceruse, îi cam tremurau genunchii și, nemai putând să continue discuția pe tonul acela glumeț, tăcu. Walter se așeză și el pe un scaun și și-a prins o țigară. Privirile lui rătăceau fără răgaz de colo până colo prin cameră. Îi venea greu după cât se părea să înceapă. Deodată o privi drept în ochi și, fiindcă evitase atât de mult timp să se uite la ea, uitarea lui directă o înspăimântă într-un asemenea hal încât își înnăbuși cu greu un țipăt. Ai auzit vreodată de Meitan Fu?" întrebă el. S-a scris mult în ziare în ultima vreme despre localitatea asta." Kitty se uită uimită la el și o văia. Localitatea aceea unde bântuie holera? Domnul Arbensnot vorbea despre asta aseară. E o epidemie, cred că e cea mai gravă din câte au fost de ani de zile. Era acolo un medic misionar. A murit de holeră acum trei zile. În momentul de față nu se mai află în locul acela decât o mănăstire franceză și un funcționar de vamă. Toți ceilalți au plecat. Privirile lui erau ațintite asupra ei și Kitty nu-și putu lăsă ochii în jos. Încercă să ghicească intențiile, dar era nervoasă și nu putea dezluși decât o pândă ciudată în atitudinea lui. Cum putea să se uite atât de fix? Nici nu clipea măcar. Călugărițele franceze fac și ele ce pot. Au transformat orfelinatul într-un spital, dar oamenii mor ca muștele. M-am oferit să mă duc și să mă ocup de stăvilirea epidemiei. Tu? Kitty trăsări violent. Primul gând care i trecu prin minte fu că în cazul că Walter pleca, va fi liberă să se vadă cu Charlie cât poftea. Totuși ideea o tulbură, simți că roșește. De ce o privea astfel? Se uită stânjenită în altă parte. E necesar să faci asta, îngăimăia. Nu-i niciun doctor străin acolo. Dar tu nu ești doctor, ești bacteriolog. Sunt doctor în medicină. Și înainte de a mă specializa, am lucrat mult în medicina generală la un spital. Faptul că sunt în primul rând bacteriolog e cu atât mai bine. Va fi o șansă excelentă ca să fac cercetări. Vorbea pe un ton aproape ușuratic și când îl privi, fu surprinsă să vadă în ochii lui o licărire bagiocoritoare. Nu înțelegea ce se întâmplă. Dar nu o să fie teribil de primejdios? Teribil! Walter zâmbi, un fel de rânjet bagiocoritor. Kitty își sprijini fruntea în palmă. Sinucidere, nimic altceva, groaznic. Nu crezuse că avea să facă una ca asta. Nu se putea să-l lase să o facă. Nu era vina ei că nu-l iubea. Nu putea suporta ideea că Walter avea să se sinucidă de dragul ei. Lacrimii se prelinseră încet pe obraji. — De ce plângi? Glasul lui era rece. Nu ești obligat să te duci, nu-i așa? Nu, mă duc pentru că vreau eu. Te rog, nu te duce, Walter. Ar fi îngrozitor dacă s-ar întâmpla ceva și dacă ai muri. Deși rămase impasibil, umbra unui zâmbet îi trecut din nou prin ochi. Nu răspunse nimic. Unde-i localitatea asta? Întrebă ea după o pauză te-am Fu e așezată pe un afluent al fluviului de apus. O să mergem de-a lungul fluviului de apus și după aceea cu lectica. Cum adică oh, o să mergem? Cine o să mergem? Tu și cu mine. Kitty se uită repede la el. I se păru că nu a auzit bine. Dar acum zâmbetul lui trecuse de la ochii la buze. Ochii lui negri o priveau țintă. Te aștepți deci să vin și eu? M-am gândit că ți-ar plăcea să vii. Chit început să respire agitată, se înfioră toată. Dar o femeie n-are ce să caute acolo. Misionarul și-a trimis soția și copiii mici încă de acum câteva săptămâni și comisarul și soția lui au venit și ei. Am întâlnit-o pe nevastă sa la un ceai. Mi-am adus chiar acum aminte și mi-a spus că a plecat de undeva din cauza holerei. Sunt cinci călugărițe franțuzoaice în Meitanfu, cuprinse panica. Nu știu ce vrei. Ar fi o nebunie să mă duc acolo. Știi cât de plăpândă sunt. Doctorul Highward spune că trebuie să plec din Hong Kong din pricina căldurii. N-aș putea suporta căldura de acolo. Și holera, frica de ea, mă scoate din minți. Înseamnă să caut primejdia cu lumânarea. N-are niciun rost să mă duc acolo. Aș muri! Walter nu-i răspunse. Kitty se uita la el disperată și abia își putea stăpâni plânsul. Fața lui era de o paloare sumbră care deodată o înfricoșă. Zări pe chipul bărbatului ei o expresie de ură. Oare voia cumva să o omoare? Și răspunse singura acestui gând atroce. E absurd! Dacă crezi că trebuie să te duci, te privește, dar nu-mi poți cere să te urmezi. Nu pot suferi boala și încă o epidemie de holeră. Nu pretind că sunt foarte curajoasă și nu ezit să-ți o spun că nu am tăria necesară pentru aceasta. Voi rămâne aici până la data la care voi pleca în Japonia. Am crezut că vei dori să mă însoțești în momentul în care mă pregătesc să pornesc într-o expediție atât de primejdioasă. Acum își bătea joc de ea pe față. Kitty era din ce în ce mai încurcată. Nu-și dădea seama dacă vorbea serios sau pur și simplu încerca să o înspăimânte. Nu cred că ar putea fi cineva îndreptățit să-mi reproșeze că refuz să mă duc într-un loc primejdios, unde n-am ce să caut sau unde n-aș fi de niciun folos. Ai putea fi de cel mai mare folos, ai putea să-mi dai curaj și să-mi alinne cazurile. Kitty s-a făcut și mai palidă. Nu înțeleg despre ce vorbești. N-aș fi crezut că pentru asta ar fi nevoie de altceva decât de o inteligență mijlocie. Nu mă duc cu altă. E monstruos să-mi cere așa ceva atunci nici eu nu o să mă duc și voi intenta imediat cererea de divorț. Capitolul 23 Kitty îl privi cu ochi inexpresivi. Ce auzise fusese atât de neașteptat încât în primul moment abia și dădu seama despre ce e vorba. Ce naiba vrei să spui cu asta? Chiar și în urechile ei întrebarea suna fals. Observă privirea disprețuitoare care se-i vise în ochii severe ai lui Walter. Mi-e teamă că mai crezut un prost mai mare decât sunt, nu prea știa ce să-i răspundă, era nehotărâtă dacă să-și afirme indignată inocența sau să-i izbucnească în reproșuri furioase. Walter păru să-i ghicească gândurile. Am toate probele necesare. Kitty început să plângă. Lacrimile îi curgeau pe obraj, deși nu simțea niciun fel de tristețe și nici nu și le ștergea. Plângând, putea să-și mai revină, dar mintea era pustie. Walter o privea indiferent și calmul lui o înspăimântă. După un timp, el își manifestă nerăbdarea. Nu faci prea mare lucru cu plânsul, știi bine?" Glasul lui e atât de rece și de aspru răscolinia o oarecare indignare. Își recâștigă prezența de spirit. Puțin îmi pasă. Presupun că n-ai nicio obiecție ca să cer eu divorțul. Pentru un bărbat asta n-are nicio importanță." Îmi dai voie să te întreb de ce ar trebui să suport eu, fie și cea mai mică neplăcere din partea ta?" Pentru tine e același lucru. Nu-i prea mult dacă îți cer să te porți ca un gentleman am o mult prea mare grijă de binele tău. chiti se ridică și șterse ochii. Ce vrei să spui? îl întrebă ea. Townsend se va căsători cu tine numai dacă e parte impricinată și cazul e atât de compromițător încât soția lui va fi silită să divorțeze de el. Nu știi ce vorbești, strigă ea. O, ce proastă ești! Glasul lui era atât de disprețuitor încât Kitty se înroși de furie și probabil furia ei era cu atât mai mare cu cât niciodată până atunci nu l-auzise spunându-i decât vorbe dulci, măgulitoare, încântătoare. Fusese obișnuită să-l știe supus oricăror capricii ale ei. Dacă vrei să știi adevărul, iată-l. E mai mult decât nerăbdător să mă ia de nevastă. Dorothy Townsend e cu totul de acord să divorțeze și ne vom căsători de îndată ce vom fi liberi. Ți-a spus chiar toate cuvintele astea sau asta e impresia pe care o ai după cum se poartă? În ochii lui Walter li cărea o bagiocoră amară. Kitty se simțea oarecum nesigură. Nu era convinsă că Charlie îi spusese vreodată acest lucru. Mi-a spus-o de nenumărate ori. Minți și știi bine că minți. Mă iubește din tot sufletul, mă iubește tot atât de pasionat pe cât îl iubesc și eu. Ai descoperit acest lucru. Foarte bine. N-am să neg nimic. De ce aș face-o? Ne iubim de un an și sunt mândră de asta. El înseamnă totul pentru mine în lumea asta și mă bucur că ai aflat-o în cele din urmă. Ne e groaznic de silă să ne ascundem. Ne e silă de concesii și de toate celelalte. A fost o greșeală că m-am mărit acum mine. N-ar fi trebuit să o fac niciodată. Am fost o proastă. N-am ținut niciodată la tine. N-am avut niciodată nimic în comun. Nu-mi plac oamenii care îți plac și mă plictisesc lucrurile care pe tine te interesează. Sunt mulțumită că totul s-a sfârșit. Se uita țintă la ea, fără să facă nici cea mai mică mișcare și fără ca vreun mușchi de pe față să-i tresară. O ascultă atent și nicio schimbare a expresiei sale nu arăta că spusele ei l-ar afecta. Știi de ce m-am măritat cu tine?" Fiindcă voiai să te măriți înaintea sorei tale, Doris." Acesta era adevărul, totuși o impresionă într-un fel ciudat când își dădu seama că el îl știa. Și curios, chiar în acea clipă de teamă și furie, îi se făcu milă de el. Walter zâmbi ușor. Nu-mi făcusem nicio iluzie despre tine," spuse el. Știam că ești proastă și frivolă și fără minte. Știam că țelurile și idealurile tale erau vulgare și comune. Dar te iubeam. Știam că ești o ființă de mâna a doua. Dar te iubeam." E caragios când mă gândesc cât de tare mă sileam să mă amuz cu lucrurile care te amuzau și cât de grijuliu eram să-ți ascund că nu sunt un ignorant și un tip vulgar și un bârfitor și un prost. Știam cât de înspăimântată erai de inteligență și am făcut tot ca să mă crezi un prost tot atât de mare ca și restul bărbaților pe care îi cunoșteai. Știam că te-ai măritat cu mine din conveniență. Te iubeam atât de mult încât nici nu-mi păsa. Cei mai mulți oameni, atât cât pot să-mi dau eu seama când iubesc pe cineva și nu sunt iubiți, simt că sunt nedreptățiți, devin furioși și înnăcriți. Eu nu eram așa, nu m-am așteptat niciodată să mă iubești, nu vedeam niciun motiv să o faci, niciodată nu m-am considerat o ființă care poate să fie iubită. Eram mulțumit să mi se îngăduie să te iubesc și eram fermecat când uneori mă gândeam că ți-am plăcut sau când observam în ochii tăi o licărire de afecțiune binevoitoare. Am încercat să nu te plictisesc cu dragostea mea. Știam că nu-mi pot îngădui să fac așa ceva și pândeam întotdeauna primul semn care să-mi arate că afecțiunea mea te plictisește. Ceea ce cei mai mulți dintre bărbați consideră un drept, eu eram pregătit să-l socotez să drept o favoare. Kitty, obișnuită din totdeauna cu complimentele, nu auzise niciodată asemenea lucruri. O furie oarbă care îi alungă teama, o cuprinse, o sufocă parcă și simți că vinele îi se umflă și i se zbat la tâmple. Vanitatea rănită poate face pe o femeie mai răzbunătoare decât o leoaică, ai cărei pui au fost răpiți. Bărbia lui Kitty, și așa puțin cam prea pătrată, se contură proeminentă și urâtă ca a unei maimuțe, și ochii ei străluciră de răutate, dar își stăpâni furia. Dacă un bărbat nu e în stare să facă o femeie să-l iubească, e vina lui, nu a ei. Evident. Tonul lui bagiocoritor îi mărie enervarea. Își dădu seama că l-ar răni mai tare numai dacă își va păstra calmul. Nu am cine știe ce studii și nu sunt foarte inteligentă. Sunt exact o femeie tânără, obișnuită. Îmi plac lucrurile care le plac oamenilor în mijlocul cărora am trăit toată viața. Îmi place să dansez, să joc tenis, să mă duc la teatru și îmi plac bărbații care practică sportul. E adevărat că m-ai plictisit întotdeauna, tu și lucrurile care-ți plac. Pentru mine ele nu au nicio valoare și nu le doresc mai târât de-a lungul acelor galerii interminabile din Veneția, când mi-ar fi plăcut mai mult să joc golf la sandwich. Știu, îmi pare rău că n-am fost tot ceea ce te-ai așteptat să fiu. Din nefericire, te-am considerat întotdeauna respingător din punct de vedere fizic. Nu mă poți învinui pentru asta. Kitty ar fi putut face față situației mult mai ușor dacă Walter ar fi fost cuprins de furie sau ar fi făcut scandal, ar fi putut răspunde la violență cu violență. Stăpânirea lui de sine era de-a dreptul nefirească și lura acum așa cum nu lurise niciodată. Nu cred nici măcar că ești un bărbat ca oricare altul. De ce n-ai pătruns cu forța în cameră când știai că sunt acolo cu Charlie? Ai fi putut cel puțin să încerci să-l bați. Ți era teamă? Dar în momentul în care spusese asta și roșii, fiindcă i se făcuse rușine, Walter nu răspunse și în ochii lui Kitty citi un dispreț glacial. Umbra unui zâmbet trecu pe buzele lui. S-ar putea ca asemeni unui personaj istoric să fiu prea mândru ca să lupt. Kitty, incapabilă să se gândească la un răspuns, dădu din numeri. Timp de o secundă, Walter o fixă cu privirea lui nemișcată cred că ți-am spus tot ce am avut de spus. Dacă refuz să vii la mei tanfu, voi intenta acțiunea de divorț. De ce nu vrei să fii de acord să mă lași să divorțez eu? În cele din urmă nu mai fixă. Se sprijini mai bine în scaun și și-a prins o țigară. O fumă până la capăt, fără să spună un cuvânt. Apoi, zvârlind mucul, îi zâmbi ușor. O privi din nou. Dacă doamna Townsend mă va asigura că divorțează de soțul ei și dacă Townsend îmi făgăduiește în scris se căsătorește cu tine într-o săptămână sau două, hotărârile fiind definitive, voi face și asta. Era ceva în felul în care vorbea care o tulbura, dar demnitatea ei e obligă să-i accepte oferta cu semeție. E foarte generos din partea ta, Walter. Spre mare ei mirare, el zbucnit deodată într-un hoho de râs. Kitty se înroși furioasă. De ce râzi? Nu văd ce e de râs. Iartă-mă, aș zice că am un simț al umorului cam ciudat. Cristi se uită la el încruntându-se. Ar fi vrut să-i spună ceva tăios care să-l rănească, dar nu-i veni în minte nicio replică. Walter se uită la ceas. Ar trebui să te grăbești dacă vrei să-l mai prinzi pe Townsend la birou. Dacă te hotărăști să vii cu mine la Meitan Fu, ar trebui să o pornim poi mâine. Vrei să-i vorbesc chiar astăzi? Se zice că fierul trebuie bătut cât e cald. Inima a început să-i bată mai repede. Nu se simțea tulburată, simțea altceva, nu știa nici ce. Ar fi vrut să aibă mai mult timp, ar fi vrut să-l poată pregăti pe Charlie, dar avea cea mai deplină încredere în el, o iubea tot atât de mult pe cât îl iubea și ea. Și ar fi fost o perfidie să-i treacă cumva prin minte gândul că el n-ar fi acceptat cu bucurie necesitatea care era impusă. Se întoarse cu fața gravă către Walter. Nu cred că știi ce înseamnă dragostea. Nici nu-ți poți imagina cu câtă disperare ne iubim, Charlie și cu mine. E într-adevăr singurul lucru care contează și orice sacrificiu pe care ni-l cere dragostea, ni se va părea tot atât de ușor ca și cum n-ar fi nimic. Walter se înclină, dar nu spuse un cuvânt și o urmări cu privirea cum iese din cameră cu pași măsurați. Capitolul 24 Kitty îi trimise lui Charlie un bilet în care scrisese Te rog, primește-mă, e urgent!" Un boi o rugă să aștepte și reveni spunându-i că domnul Townsend o va primi peste cinci minute. Era peste măsură de nervoasă. Când în cele din urmă fui introdusă în biroul lui, Charlie o întâmpină și îi dădu mâna, dar în clipa în care boiul închise ușa și îi lăsă singuri, renunță la atitudinea ceremonios afabilă. Știi, draga mea, zău că n-ar trebui să vii aici în orele de lucru. Am îngrozitor de multă treabă și nu trebuie să dăm lumii posibilitatea de a bârfi." Kitty îl privi lung cu ochii ei frumoși și încerca să zâmbească, dar buzele erau țepene și nu putu zâmbi deloc. N-aș fi venit dacă n-ar fi fost necesar. El zâmbi și o lo de braț. Ei, acum că ești aici, vino și stai jos. Încăperea era prelungă, îngustă și goală. Plafonul era înalt, pereții zugrăviți în două nuanțe ca Mobilierul camerei consta într-un birou mare, un scaun turnant pentru Townsend și un fotoliu de piele pentru vizitatori. Pe Kitty o intimidă faptul că trebuia să se așeze în acest fotoliu. Charlie se așeză la birou. Nu-l văzuse niciodată purtând ochelari, nici nu știa că poartă. Când băgă de seamă că ochii ei se opriseră asupra ochelarilor, Charlie și-i scoase. Îi folosesc numai la citit," spuse el. Lacrimile îi izbucniră fără să vrea și începu să plângă fără să-și dea seama de ce plânge. Nu o făcea intenționat, nu voia să-l înșele, dar dorința instinctivă de a stârni compasiunea era mai puternică decât ea. Charlie o privi cu ochii goi. Ce s-a întâmplat, draga mea? Nu plânge!" Kitty și scoase Batista și încercă să-și stăpânească hohotele de plâns. Charlie sună și când boiul veni, se duse la ușă. Dacă întreabă cineva de mine, spune că sunt plecat. Am înțeles, sir. Boiul închise ușa. Charlie se așeză pe brațul fotoliului și o cuprinse de umeri. Și acum, Kitty, dragă, spunem ce e. Walter vrea să divorțeze. Simți că apăsarea brațului lui pe umerii ei încetează, trupul lui încremeni, se făcu tăcere. Apoi Townsend se ridică de pe fotoliu și se așeză din nou pe scaunul lui. Ce vrei să spui?" întrebă el. Ea-l privi repede, glasul lui era răgușit și i văzu obrajii care deveniseră răstacoji. Am avut o discuție cu el, vin direct de acasă. Spune că are toate dovezile de care are nevoie. Nu te-ai dat pe mâna lui, n-ai recunoscut nimic." Lui Kitty se strânse inima. Nu, spuse ea. Ești sigură, sigură de tot? întrebă el privind-o tăios. Foarte sigură, minția din nou. Charlie se sprijini de spătarul scaunului și privi țintă și neatent harta care era atârnată pe peretele din fața lui. Ea îl observă neliniștită. Era oarecum nedumerită de modul în care Charlie primise știrea. S-ar fi așteptat să o îmbrățișeze, să-i spună că e mulțumit, deoarece acum vor putea fi împreună pentru totdeauna. Dar sigur, bărbații erau ciudați. Kitty plângea încetişor, nu ca să-i trezească simpatia, dar pentru că îi se părea firesc să o facă. Ne-am băgat într-o încurcătura furisită, spuse el în cele din urmă, dar n-are rost să ne pierdem capul. Plânsul nu o să ne ajute cu nimic, să știi. Kitty observă nuanța de iritare din glasul lui și șterse ochii. Nu-i vina mea, Charlie, n-am putut face altfel firește că n-ai putut, pur și simplu am avut un ghinion blestemat și eu sunt la fel de vinovat ca și tine. Lucrul pe care trebuie să-l facem acum e să vedem cum putem ieși din încurcătura asta. Nu cred că vrei să divorțezi, după cum nu vreau nici eu. Kitty abia se stăpâni să nu se sufoce de mirare. Îl privi cu mare atenție. Nu se gândea deloc la ea. Mă întreb ce doveze are. Știu cum ar putea dovedi că eram amândoi în camera aceea. În general am fost cât se poate de precauți. Sunt sigur că bătrânelul din Dubiana cu antichități nu ne-a trădat. Chiar dacă ne-a văzut intrând în prăvălie, nu văd de ce nu am fi putut umbla amândoi după antichități. Își vorbea mai mult lui decât ei. E ușor să aduci învinuiri cuiva, dar ea a furisit de greu să le dovedești. Orice avocat poate să-ți confirme asta. Poziția noastră e să negăm totuși. Dacă amenință să intenteze acțiune de divorț, o să-i spunem că îl ia dracu și că o să ne batem." Nu poți să apari în fața tribunalului Charlie. De ce naiba nu poți? Mi-e teamă că trebuie totuși să apari. Dumnezeu mi-e martor că nu vreau scandal, dar n-o să putem sta cu brațele încrucișate." De ce trebuie să ne apărăm?" Ce întrebare! La urma urmei, chestiunea asta nu te privește numai pe tine, mă privește și pe mine." Dar de fapt, nu cred că trebuie să-ți fie teamă. O să fim noi în stare să le reducem la tăcere într-un fel sau altul pe bărbatul tău. Singurul lucru care mă preocupă e care e calea cea mai bună pe care s o apucăm. După cât se părea, îi trecuse deodată prin minte o idee deoarece se întoarse spre ea, zâmbindu-i seducător și glasul lui, care cu o clipă mai înainte era repezit și rece, deveni mieros. Mi-e teamă că ai fost groaznic, de mâhnită, biată, femeiușcă, Păcat, mare păcat. Întinse brațul spre birou și îi lua mâna. Am intrat într-o încurcătură, dar o să ieșim noi din ea. Nu-i... Se opri și Kitty bănui că ar fi vrut să spună că nu era prima din care ieșise. Lucru cel mai important e să ne păstrăm calmul. Știi că nu o să te las singură. Nu mi-e teamă, puțin îmi pasă de ce o să facă. Mai zâmbea, dar zâmbetul lui era probabil cam forțat. Dacă se va întâmpla, ce e mai rău, o să vorbesc cu guvernatorul. O să mă înjure ca dracu, dar e un om de treabă și bărbat de lume. O să aranjeze el lucrurile într-un fel. Nu o să-i vină nici lui la îndemână să iasă scandal. Ce ar putea face, întrebă Kitty? Ar putea exercita o anume presiune asupra lui Walter. Dacă nu va putea să-l decidă stimulându-i ambițiile, îl va determina făcând apel la simțul lui de datorie. Kitty era demoralizată. Își dădea seama că nu putea să-l facă pe Charlie să înțeleagă cât de disperată e situația. Ușurința lui o săcăi Îi părea rău că veni să-l vadă la birou. Locul o intimida. Ar fi fost mai ușor să-i spună ce vrea dacă ar fi fost în brațele lui și l-ar fi luat de gât. Nu-l cunoști pe Walter, spuse ea. Știu că orice om are prețul lui. Îl iubea pe Charlie din toată inima, dar răspunsul lui o dezamăgi, căci un om deștept ca el n-ar fi trebuit să spună o asemenea prostie. Nu cred că ți-ai dat seama cât de furios e Walter. Nu i-ai văzut fața și nici cum arată. O clipă el nu-i spuse nimic și o privi zâmbind ușor. Kitty știa la ce se gândește. Walter era bacteriolog și avea o slujbă măruntă. Era greu de crezut că ar fi avut insolența de a deveni o pacoste pentru înaltele cercuri oficiale. N-are rost să te înșeli singur, Charlie," spuse ea cu seriozitate, dacă Walter s-a hotărât să intenteze acțiune de divorț, orice îi spune tu sau altcineva nu poate avea nici cea mai mică influență asupra lui. Obrazul lui Charlie se întunecă și se înnăspri iar. E ideea lui să mă declare vinovat? La început a fost. Până la urmă am reușit să-l fac să consimtă să mă lase să divorțez eu de el. E, asta nu-i chiar atât de îngrozitor. Din nou deveni mai destins și în ochii lui îi apăru o lumină de ușurare. Asta mi se pare o soluție foarte bună. Și la urma urmei e lucrul cel mai puțin însemnat pe care îl poate face un bărbat. E singurul lucru la locul lui. Dar pune o condiție. O privi cercetător și păru să se gândească o clipă. Firește, nu sunt un om foarte bogat, dar voi face tot ce-mi stă în putință. Chitită cu. Charlie spunea lucruri pe care nu s-ar fi așteptat niciodată să îi le spună. Și din cauza asta îi venea greu să vorbească. Se așteptase să-i spună totul dintr-o izbucnire în brațele lui iubitoare, cu obrazul dogorind cu ibărită la pieptul lui. E de acord să divorțez eu de el, dacă soția ta îi da asigurarea că va divorța și ea de tine. Și ce altceva mai vrea? Kitty abia mai putea vorbi. Și îmi vine teribil de greu să-ți spun, Charlie, sună groaznic dacă promiți să te căsătorești cu mine la o săptămână după ce hotărârea devine definitivă. Capitolul 25 Câteva clipe, Charlie nu spuse niciun cuvânt, apoi îi luă din nou mâna și o strânse ușurel. Știi, draga mea, orice s-ar întâmpla, pe Dorothy nu trebuie să o amestecăm în toate lucrurile astea. Kitty se uită la el cu ochii goi. Nu înțeleg cum adică. Știi, nu ne putem gândi numai la noi. Îți dai seama, dacă totul ar fi cum trebuie, nu ar exista niciun lucru pe care să-l doresc mai mult decât să mă căsătoresc cu tine. Dar e absolut exclus. O știu pe Doroti. Nimic nu o va face să divorțeze de mine. Lui Kitty începu să-i fie groaznic de frică. Început din nou să plângă. Charlie se ridică, veni lângă ea și o cuprinse de după mijloc. Nu te supăra, draga mea, trebuie să ne păstrăm calmul," Credeam că mă iubești. Sigur că te iubesc, spuse el afectuos. Să n-ai nicio îndoială. Dacă ea nu vrea să divorțeze, Walter va declara că tu ești vinovatul. Trec multă vreme până răspunse Charlie. Glasul lui era uscat. Asta mi-ar ruina cariera, dar ție mi-e teamă că nu-ți va folosi prea mult. Dacă vom ajunge până acolo, îi voi spune totul lui Dorothy. Ea va fi înspăimântător de rănită și de nenorocită, dar mă va ierta. Deodată-i veni o idee. Nu știu chiar dacă n-ar fi mai bine să-i spun totul în orice caz. Dacă s-ar duce la bărbatul tău, sunt sigur că l-ar putea convinge să-și țină gura. Asta înseamnă că nu vrei să divorțeze de tine. Păi trebuie să mă gândesc și la băieții mei, nu? Și apoi nu vreau să fie nefericită. Ne-am înțeles întotdeauna foarte bine. A fost o soție teribil de bună cu mine, știi și tu. De ce mi-ai spus că nu înseamnă nimic pentru tine? Nu ți-am spus niciodată asta. Ți-am spus că nu o iubesc. Nu ne-am mai apropiat unul de altul de ani de zile, decât așa întâmplător de Crăciun, de pildă, sau înainte de a pleca în Anglia, sau după ce se întorcea. Nu e o femeie care îi place acest lucru. Dar întotdeauna am fost foarte bun, prieteni. Nu mă deranjează să-ți spun că depinde de ea mai mult decât poate crede cineva. Atunci nu socoți că ar fi mai bine să mă fi lăsat în pace? Îi se părea bizar că, în ciuda spaimei care o sugruma, mai putea vorbi atât de calm. Erai cea mai drăguță femeiușcă pe care o văzusem de nu mai știu când și pur și simplu m-am îndrăgostit nebunește de tine. Nu mă poți acuza din pricina asta." Și apoi mi-ai spus că n-ai să mă părăsești niciodată. Dar pentru numele lui Dumnezeu nu te voi părăsi. Am intrat într-o încurcătură groaznică și voi face tot ce este omenește posibil ca să te scot din ea." În afară de singurul lucru firesc și necesar. Charlie se ridică și se întoarse la scaunul lui. Draga mea, trebuie să fii rezonabilă. E mult mai bine să privim realitatea în față. N-aș dori să-ți jignesc sentimentele, dar totuși trebuie să-ți spun adevărul. Sunt foarte preocupat de cariera mea. Nu văd de ce nu aș fi în curând guvernator, și o treabă a furisit de plăcută să fii guvernator colonial. S-ar putea să nu fiu silit să-mi dau demisia dar va exista întotdeauna o pată neagră în statele mele de serviciu. Dacă voi fi obligat să plec din slujbă, va trebui să intru în afaceri, undeva în China, unde am cunoscuți. În orice caz, singura mea șansă e ca Doroti să rămână alături de mine. Atunci de ce mi-ai spus că nu dorești nimic altceva pe lume decât să fiu a ta? Colțurile gurii se traseră în jos a supărare. O, draga mea, nu e drept să iei în serios tot ce-ți spune un bărbat care e îndrăgostit. Nu credeai ce spunei? În acel moment, da. Și ce se va întâmpla cu mine dacă Walter divorțează? Dacă nu avem pe ce să ne bizuim în apărarea noastră, nu o să luptăm. Nu se va face tărăboi, oamenii au vederi destul de largi în zilele noastre. Pentru prima dată Kitty se gândi la maică sa, se înfioră, se uită din nou la Townsend. În durerea ei se amesteca acum și o undă de supărare. Sunt convinsă că nu-ți va fi deloc greu să suporți orice necaz va trebui să îndur, spuse ea. Nu să ajungem prea departe dacă ne vom spune unul altuia lucruri neplăcute. Kitty disperată, era îngrozitor să-l iubească atât de sincer și totuși să fie atât de furioasă pe el. Nu era posibil ca el să nu-și fi dat seama cât de mult însemna pentru ea. O, Charlie, tu nu știi cât de mult te iubesc? Dar, draga mea, și eu te iubesc, numai că nu trăim pe o insulă pustie. Și trebuie să ne descurcăm cum putem mai bine în împrejurările în care suntem siliți să trăim. Zău că ar trebui să fii rezonabilă. Cum pot să fiu rezonabilă? Pentru mine dragostea noastră era totul și tu erai toată viața mea. Nu e deloc plăcut să constat că pentru tine totul n-a fost decât o aventură. Știi și tu că n-a fost doar o aventură, dar obligându-mă să o determin pe soția mea, care ei sunt foarte atașat, să divorțeze și să-mi ruinez cariera căsătorindu-mă cu tine îmi cer totuși foarte mult. Mai mult decât sunt gata să fac eu pentru tine. Împrejurările sunt oarecum mai deosebite. Singura deosebire e că nu mă iubești. Poți iubi foarte mult o femeie fără să dorești să-ți petrece restul vieții cu ea. Îl privi repede și o cuprinse disperarea. Lacrimi grelei se rostogoleau de-a lungul obrajilor. O, cât de crud ești! Cum poți să fii atât de fără inimă? Începu să plângă în hohote. Charlie se uită neliniștit spre ușă. Draga mea, încearcă să te stăpânești. Tu nu știi cât de mult te iubesc, hohotia? Nu pot trăi fără tine, nu-ți e milă de mine?" Deci nu mai era în stare să vorbească, plângea nestăpânit. Nu vreau să fiu nemilos și, domnul știe, nu vreau să-ți jignesc sentimentele, dar trebuie să-ți spun adevărul. Draga mea, viață e distrusă, de ce nu m-ai lăsat în pace? Ce rău ți-am făcut eu?" Firește, dacă asta ți este de vreun folos, poți arunca asupra mea întreaga vină. Pe o cuprinse furia. Va să zic că m-am aruncat în brațele tale. Va să zic că nu te-am lăsat în pace până n-ai cedat rugăminților mele. Nu vreau să spun asta, dar fără îndoială că nu m-aș fi legat de tine dacă nu mai ai fi lăsat să înțeleg de ajuns de limpede că ești gata să te legi și tu de mine. O, oh, ce rușine! Știa bine că spusele lui erau adevărate. Fața lui era mohorâtă și supărată și își frângea încurcat mâinile. Când și când se uita exasperat la ea. Oare bărbatul tău nu te-ar putea ierta?" Nu i-am cerut asta." Fără să vrea, Charlie își strânse pumnii. Kitty îl văzună, bușindu-și exclamația de supărare care îi veni pe buze. De ce nu te duci la el să-i ceri să te ierte?" Dacă te iubești atât de mult pe cât spui, trebuie neapărat să te ierte." Cât de puțin acum. Capitolul 26 Kitty șterse lacrimile și încercă să-și vină în fire. Charlie, dacă mă părăsește, o să mor. Acum era silită să recurgă la compasiunea lui. Ar fi trebuit să-i spună asta de la început. Dacă ar fi știut ce îngrozitoare alternativă îi fusese oferită, generozitatea lui, simțul lui de dreptate, bărbăția lui ar fi fost atât de puternic stârnite, încât nu s-ar mai fi putut gândi la nimic altceva decât la primejdia care o amenința. O cât de pătimaș dorea să-i simtă scumpele proteguitoarele lui brațe luând-o de mijloc. Walter vrea să merg la Meitan Fu. O, dar asta e localitatea unde bântuie holera. E una dintre cele mai grele epidemii din câte au fost în ultimii cincizeci de ani. Nu e un loc unde să se ducă o femeie, nu se poate să plece acolo. Dacă mă abandonez, trebuie să mă duc. Ce vrei să spui, nu înțeleg. Walter îl înlocuiește pe doctorul misionar de acolo care a murit și ține morții să-l însoțesc. Când? Acum, imediat. Townsend își împinsă scaunul înapoi și o privi cu ochii uimiți. S-ar putea să fiu foarte prost, dar nu sunt stare să înțeleg nimic din tot ce-mi spui. Dacă vrea să te duci cu el, atunci cei cu divorțul? M-a pus să aleg. Sau merg la Meitan Fu, sau va intenta acțiune de divorț. A, așa!" Expresia glasului se schimbă foarte puțin. Cred că e cât se poate de cum se cade din partea lui. Cum se cade? Firește, e grozav de frumos din partea lui să se ducă acolo. Adevărat, nu e un lucru care mi-ar plăcea să-l fac, dar fără îndoială o să capete o decorație când o să se întoarcă. Dar eu, Charlie, țipăia cu teamă în glas. Păi, dacă vrea să mergi cu el în împrejurările de față, nu văd cum ai putea să le refuzi. Asta înseamnă pentru mine moarte. Categoric o moarte sigură. O, dă un colo, asta exagerare. Nu cred că te-ar lua dacă ar crede așa ceva. Riscul nu e mai mare pentru tine decât pentru el. De fapt, nu e niciun risc dacă ești atent. Am fost aici când a izbucnit o epidemie de holeră și nu mi s-a întâmplat nimic. Lucrul cel mai important e să nu mănânci nimic nefiert. Fructe crude sau salate sau lucruri din astea. Și să ai grijă ca apa de băut să fie fiertă. Pe măsură ce vorbea, devenea tot mai sigur și vorba lui era tot mai grăbită. Se mai luminase chiar la față și era mai vioi. La urma urmei, asta-i treaba lui, nu? Îl interesează microbii. Dacă stai să te gândești mai bine, e chiar un noroc pentru el. Dar eu, Charlie..." Repetă ea, acum nu cu teamă în glas, ci consternată. Uite ce e. Cel mai bun mijloc de a înțelege pe cineva e să te pui în pielea lui." Din punctul lui de vedere, ai fost o femeiușcă năbădăioasă și dorește să te facă inofensivă. Întotdeauna m-am gândit că nu vrea să divorțeze. Nu mi se pare că e un tip de felul ăsta și ți-a făcut ceea ce el consideră că e o ofertă generoasă și dacă o refuzi, îl înfuri. Nu vreau să te acuz, dar într-adevăr de dragul lui, cred că ar trebui să-i acorzi puțină atenție. Dar nu vezi că o să mă omoare? Nu-ți dai seama că mă ia acolo pentru că știe că o să mă omoare?" Ei, draga mea, nu vorbi așa. Suntem într-o situație a de grea și nu-i vremea să fim melodramatici. Te-ai decis să nu mă înțelegi. O, oh, ce durere îmi străpunge inima, ce spaimă! Era gata să strige de durere. Nu mă pot trimite la o moarte sigură. Dacă nu mă iubești și nu ți-e milă de mine, trebuie totuși să ai sentimente mai omenești. Cred că ești cam nedreaptă cu mine vorbindu-me -mi astfel. Pe cât pot eu să-mi dau seama, bărbatul tău se poartă foarte generos. El vrea să te ierte dacă tu ai vrea să-l lași să o facă. Vrea să te scoată de aici și să evit această ocazie ca să te ducă într-un loc unde pentru câteva luni o să-ți fie imposibil să faci vreun rău. Nu pretind că mei ta fuie o localitate climaterică, dar n-are rost să te montezi din pricina asta. De fapt, ăsta ar fi cel mai rău lucru pe care l-ai putea face. Cred că mulți oameni mor pur și simplu de frică într-o epidemie tot atât de mulți cât mor și din cauza bolii. Dar mi-e frică. Când Walter a vorbit de asta, eram aproape să leșin. În primul rând, cred și eu că a fost un șoc, dar când vei începe să privești lucrurile cu calm, o să-ți revii, o să fie o experiență cum nu poate să aibă și cine. Credeam, credeam... Se clătina încoace și încolo chinuită. Charlie nu spunea nimic și pe obrază i-a apărut din nou expresia aceea de supărare pe care Până acum ea nu i-o cunoscuse deloc. Kitty nu mai plângea. Era calmă, cu ochii uscați și, deși vorbea încet, avea totuși un glas ferm. Deci vrei să plec acolo?" N-ai încotro, nu-i așa?" Așa e." Ca să fiu cinstit, trebuie să-ți spun că dacă bărbatul tău ar intenta acțiunea de divorț și ar câștiga, n-aș putea să mă căsătoresc cu tine." Lui Charlie trebuie să-i fi părut un veac până ce Kitty răspunse. Femeia se ridică încet în picioare. Nu cred că soțul meu s-a gândit vreodată să intenteze acțiunea de divorț. Atunci, pentru numele lui Dumnezeu, de ce mai scos din minți cu speranța asta? O întrebă el. i privirea. privi rece. Știa că o să mă lași în plata domnului. Chitită cu. Vag că atunci când înveți o limbă străină și citești un text din care la început nu înțelegi nimic și deodată un cuvânt sau o propoziție îți oferă un fir călăuzitor, Vag, tot așa cum într-o clipită îți fulgeră prin minte o bănuială confuză, Kitty a avut o presimțire a ceea ce se petrecea în mintea lui Walter. Era ca și cum ai fi zărit un peisaj întunecat și amenințător în scăpărarea unui fulger și în clipa următoare ar fi dispărut în întunericul nopții. Ce văzu o înfioră? Walter m-a amenințat așa cum m-a amenințat, fiindcă a știut că o să te prăbușești, Charlie. E ciudat că te-a judecat atât de bine. Numai el putea să mă facă să încerc o asemenea crudă deziluzie. Charlie se uita la sugativa din fața lui, se încruntase ușor și se întunecase la față, dar nu zise nimic. A știut că ești vanitos, laș și egoist. A vrut să văd toate acestea cu ochii mei. A știut că ai să fugi ca un iepure la apropierea primejdiei. A știut cât de grosolan mă înșelam crezând că mă iubești, fiindcă și-a dat seama că era incapabil să iubești pe altcineva în afară de tine însuți. A știut că mă vei sacrifica fără nicio durere ca să-ți salvezi pielea. Dacă ai vreo satisfacție spunându-mi lucruri foarte neplăcute, presupun că n-am niciun drept să mă plâng. Femeile sunt întotdeauna nedrepte și, în general, reușesc să arunce vina asupra bărbaților totuși și cealaltă parte are ceva de spus. Kitty nu lua în întreruperea lui. Acum știu tot ce știa el. Știu că ești rău și fără inimă, știu că ești egoist, egoist mai mult decât se poate spune prin cuvinte și știu că n-ai curaj nici măcar cât un iepure. Știu că ești un mincinos și un impostor, știu că ești cu totul de disprețuit. Și ceea ce e tragic, și brusc obrazul îi se crispă de durere, Ceea ce e tragic e că, în ciuda acestor lucruri, te iubesc din adâncul inimii mele. Kitty, femeia hohotia amar, îi pronunțase numele pe tonul acela mângâietor și profund, care era atât de firesc și care însemna, de fapt, atât de puțin pentru el. Caragiosule, spuse Kitty. Se dădu repede înapoi, roșindu se ofensat. Nu putea înțelege. Ea îi aruncă o privire în care licărea o sclipire amuzată. Încep să nu-ți mai plac, nu-i așa?" Ei bine, fie cum vrei, nu mai are nicio importanță pentru mine. Început să-și pună mânușile. Ce ai de gând să faci, întrebă el. O, nu-ți fie teamă, nu o să ți se întâmple nimic, o să fii de plină siguranță. Pentru numele lui Dumnezeu nu vorbi așa, Kitty, zise el și în glasul lui profund răsună o undă de neliniște. Trebuie să știi că tot ce te privește, mă privește și pe mine. Voi fi groaznic de neliniștit să știu ce se va întâmpla. Ce-i vei spune soțului tău? Îi voi spune că sunt gata să plec cu el la Meitanfu. Poate că dacă vei fi de acord, nu va insista să mergi. N-ar fi putut spune de ce, când afirmase asta, se uită la el într-un chip foarte ciudat." Sper că nu-ți e cu adevărat frică," o întrebă el. Nu," spuse ea, mi-ai dat curaj. Să mă duc într-un loc unde e o epidemie de holeră e o experiență unică și dacă voi muri, ei bine voi muri și gata." Am încercat să fiu pe cât am putut de bun cu tine. I-a privi din nou. Lacrimii țișniră din ochi și inima era plină de durere. Îi venea să-i se arunce la piept și să-și strivească buzele de ale lui, dar ce rost avea să facă astfel? Dacă vrei să știi, zise ea, încercând să vorbească cu glasul ferm, plec cu moartea în inimă și mi-e o teamă cumplită. Nu știu ce e în mintea aceea întunecată și răsucită a lui Walter, dar mă înfior de spaimă. Mă gândesc că moartea va fi poate o eliberare. Își dădu seama că nu se va mai putea stăpâni nici măcar o clipă. Se îndreptă grăbită spre ușă și ieși înainte ca el să se poată scula de pe scaun. Townsend oftând de lung, ușurat. Simțea că trebuie să bea neapărat un brandy. Capitolul 27 Când ajunse acasă, îl găsi pe Walter. Ar fi vrut să se ducă direct în camera ei, dar el era jos în hol, spunând unuia dintre boi ce are de făcut. Era atât de nenorocită încât acceptă bucuroasă umilirea la care trebuia să se expună. Se opri în fața lui. Vin cu tine în localitatea aceea," spuse ea. A, bine. Când vrei să fiu gata?" Mâine seară." Nu-și dădu seama cum de o îndrăznea la aceea provocatoare, indiferența lui Walter o împinse ca un vârf de suliță așa că spuse un lucru care o miră chiar și pe ea însăși. Presupun că n-am nevoie să iau decât câteva rochii de vară și un giulgiu, nu-i așa? Îl privi cu atenție și își dădu seama că ușurința ei îl înfuriase. I-am și spus servitoarei tale de ce anume o să ai nevoie. Kitty dădu din cap, în cuvințare și urcă în camera ei. Era foarte palidă. Capitolul 28 Se apropia în sfârșit de destinație fusese răpurtați în lectice zile întregi de-a lungul unei poteci înguste care străbătea niște ore zări fără sfârșit. O porneau în zor și călătoreau până când căldura zilei ei silea să se adăpostească într-un han de la marginea drumului și după aia își continuau drumul până când ajungeau în orașul unde aranjaseră să-și petreacă noaptea. Lectica lui Kitty era în fruntea convoiului și Walter o urma, apoi într-un șir răzleț veneau culiz care duceau lenjeria de pat, proviziile și echipamentul. Kitty trecea prin ținuturile acelea fără să vadă nimic. În decursul lungilor ore în care tăcerea era întreruptă doar de vorba întâmplătoare a vreunuia dintre purtătorii de lectică sau de vreo frântură de cânte caspru, ea revedea într un în minte chinuitoarele detalii ale scenei petrecute în biroul lui Charlie. Amintindu-și ceea ce-i spusese el și ceea ce-i spusese ea, era îngrozită, dându-și seama ce întorsătură seacă și practică luase conversația lor. Ea nu spusese ce ar fi vrut și nu vorbise pe tonul pe care avusese intenția să-l folosească. Dacă ar fi fost în stare să-l facă să-și dea seama de dragostea ei nemărginită, de pasiunea inimii și de neputința sa, el n-ar fi putut fi atât de neomenos încât să o lase în voia soartei. Fusese luată pe neașteptate, nu-i venea să-și creadă urechilor când îi spusese atât de limpede că nu-i păsa de ea. Acesta era și motivul pentru care nici nu plânsese foarte mult, căci fusese teribil de uluită. De atunci însă plânsese, plânsese fiind profund nefericită. Noaptea la Han, împărțind cu soțul ei cea mai bună cameră de oaspeți și conștientă că Walter, întins pe patul lui de campanie, e treaz, își îngropa fața în pernă ca să-și înnăbușe orice geamăt. În timpul zilei însă, la adăpostul perdelelor lecticii, își îngăduia să-și dea drumul. Durerea ei era atât de mare încât ar fi fost în stare să țipe în gura mare. Nu-și imaginase că se poate suferi atât de mult și se întreba disperată ce făcuse ca să merite atâta suferință. Nu putea înțelege de ce Charlie nu o iubea, era greșeala ei, presupunea ea, dar făcuse tot ce putuse ca să-l facă să o îndrăgească. Se înțeleseseră întotdeauna atât de bine, râdeau tot timpul când erau împreună, nu erau numai iubiți, ci și bun prieteni. Nu putea înțelege, era zdrobită. Își spunea că îl urăște și că îl disprețuiește, dar în același timp nu își putea închipui cum avea să trăiască dacă n-avea să-l mai vadă niciodată. Dacă Walter o lua cu el la Meitanfu în fu ca să o pedepsească, se făcea singur de râs, că și păsa acum ce se va întâmpla cu ea. Nu mai avea de ce să trăiască și totuși era cumplit de greu să termin cu viața la 27 de ani. Capitolul 29 pe vasul cu care merseseră în susul fluviului de apus, Walter citise mereu, dar în timpul meselor se străduia să își ghebe o conversație oarecare. Îi vorbea ca și cum ar fi fost un străin cu care se întâmplase să călătorească împreună, despre lucruri indiferente, din politețe și imagina Kitty, sau fiindcă în acest fel putea să facă și mai vizibilă prăpastia care îi despărțea. Într-o sclipire de înțelegere, îi spusese lui Charlie că Walter o trimisese la el amenințând-o cu divorțul dacă nu-l va însoți în orașul lovit de boală, numai ca să-și poată da seama singură cât de indiferent, de laș și de egoist este. Era adevărat. Era o stratagemă care se potrivea foarte bine cu umorul lui sardonic. Știa precis ce avea să se întâmple și îi dăduse servitoarei dispozițiile necesare înainte ca ea să se fi întors. Zărise în privirea lui un dispreț care îi se adresa atât ei cât și amantului ei. Probabil se gândise că dacă ar fi fost în locul lui Townsend, nimic pe lume nu l-ar fi putut opri de la orice sacrificiu menit să-i satisfacă până și cel mai nensemnat capriciu. Știa că și asta era adevărat. Dar atunci cum putuse să opună să facă un astfel de lucru primejdios și care o înspăimânta atât de tare? La început crezuse că se joacă doar cu ea și până în clipa în care plecaseră, tot nădăjduise că avea să puvnească râsul acela ușor al lui, spunându-i că nu era nevoie să vină și ea. Nu avea nici cea mai vagă idee ce se petrecea în mintea lui. Nu se putea să-i dorească moartea. O iubise doar cu atâta disperare. Acum știa cei i dragostea și-și amintea o mie de semne ale adorației lui pentru ea. Pentru Walter ea era omul care aducea ploaie sau vreme bună, cum spun francezii nu se putea să nu mai iubească. Oare încetezi să mai iubești pe cineva pentru că ai fost tratat cu cruzime? Ea nu-l făcuse să sufere așa cum o făcuse Charlie pe ea să sufere. Și totuși, dacă acesta ar fi făcut un semn, în ciuda a tot ceea ce se întâmplase, ar fi lăsat totul baltă, tot ce ar fi putut să-i mai ofere lumea și ar fi zburat în brațele lui, cu toate că o sacrificase. Și nu-i păsa ce se va întâmpla cu ea, cu toate că era rău și crud, ea tot îl mai iubea. Focul dragostei ei nu putea fi stins nici cu tone de apă. La început crezuse că trebuie doar să aștepte cu răbdare și mai devreme sau mai târziu Walter avea să o ierte. Fusese prea sigură de puterea pe care o avea asupra lui ca să creadă că o pierduse pentru totdeauna. Dar acum nu mai era chiar atât de sigură. Seara la Han, când stătea în scaunul negru de lemn cu spătarul drept și citea la lumina unei lămbi de vânt, putea să-l observe în voie. Ea, întinsă pe salteaua de paie pe care urma să îi se aștearnă patul, stătea mai în umbră. Trăsăturile acelea precise, regulate, făceau ca expresia feței lui să pară foarte severă. Nici nu-ți venea să crezi că mai era cu putință ca uneori acele trăsături să se mai destindă într-un zâmbet atrăgător. Putea să citească la fel de calm de parcă ar fi fost la mii de mile de părtare. Îl vedea întorcând paginile și îi zărea ochii mișcându-se regulat, urmărind rând după rând. Nu se gândea la ea. Când însă se servea masa și se aducea de mâncare, Walter punea cartea deoparte și îi arunca o privire, neștiind că lumina făcea ca expresia feței lui să fie foarte clară. Era surprinsă să vadă în ochii lui acea lucire de dezgust. Da, o surprindea. Era posibil ca dragostea să-l fi părăsit cu totul? Era posibil oare ca el să-i dorească moartea? I se părea absurd. Ăsta ar fi fost actul unui nebun. Fiorul care o străbătu când îi trecu prin minte un asemenea gând că poate Walter nu era cu totul sănătos la minte, fu cumplit. Capitolul 30 Deodată purtătorii care o duceau în lectică de multă vreme tăcuți, începură să vorbească și unul dintre ei, întorcându-se spre ea, încercă să-i atragă atenția prin cuvinte pe care nu le înțelegea și prin gesturi. Kitty se uită în direcția pe care o arăta purtătorul de lectică și pe culmea unui deal zări un portic arcuit. Știa că trebuie să fie vorba de un monument ridicat în cinstea vreunui fericit învățat sau vreunei văduve virtuoase, căci trecuse pe lângă multe asemenea edificii de când debarcaseră de pe vas, dar acesta, profilat în lumina soarelui care apunea, era mai fantastic și mai frumos decât oricare dintre cele pe care le văzuse. Totuși nu știa de ce o neliniștea, îi se părea că are o semnificație pe care o simțea în mod intuitiv, dar pe care nu și-o putea traduce prin cuvinte deslușea vag în acel moment, parcă un fel de amenințare, parcă un fel de zeflemea. Trecu pe lângă un crâng de bambus și trunchiurile lor se aplecaseră deasupra potecii, ca și cum ar fi vrut să o oprească din drum. Deși nu adia niciun pic de vânt în seara de vară, frunzele copacilor se înfiorau ușor. Avea impresia că printre arbori se ascunde cineva care o pândește cum trece. Ajunseseră la poalele dealului, unde se terminau orezăriile. Purtătorii de lectică începură urcușul în pas săltat. Dalul era acoperit cu mici movile verzi, apropiate, chiar foarte apropiate unele de altele, în așa fel încât pământul era ondulat ca nisipul mării când se retrage fluxul. Știa ce însemna asta. Trecuse prin asemenea locuri de fiecare dată când se apropiaseră de vreun oraș mai populat și când ieșeau din el. Era un cimitir. Acum știu de ce purtătorii de lectică i-a atenția asupra porticului, care se înălța pe culmea dealului, ajunseseră la capătul călătoriei lor. Trecură pe sub portic și purtătorii se opriră să schimbe mânerele lecticii de pe un număr pe altul. Unul dintre ei își tersă sudoarea de pe față cu o cârpă murdară. Poteca șerpuia coborând. De fiecare parte a potecii erau case mânjite de noroi. Deodată, purtătorii de lectică începură să vorbească agitați și, cu o săritură care o zgâlțâi zdravăn, se trasă răcât putura mai aproape de un zid. În clipa următoare își dădu seama ce îi înspăimântase, căci, cum stăteau acolo așa, vorbind unul cu celălalt, trecură patru țărani grăbiți și tăcuți, purtând un sicriu nou, nevopsit, și lemnul lui lucea alb în întunericul care se lăsa. Sicriul trecu, dar purtătorii nu se mișcau de parcă n-ar fi putut să-și mai adune puterile să meargă mai departe. Kitty simți că îi se zbate inima de spaimă. Din urmă se auzi un strigăt și o porniră din nou. Nimeni nu mai vorbea. Mai merseră câteva minute și apoi cotiră scurt, trecând printr-o poartă larg deschisă. Lectica fu lăsată jos. Ajunseseră. Capitolul 31 Kitty intră în camera de primire a bungaloului. Se așeză pe un scaun în timp ce culizi intra unul câte unul în camera aducând bagajele. În curte, altă arăta unde să fie puse lucrurile. Era foarte obosită. O voce necunoscută o făcu să tresară. Pot intra?" Kitty roșii și se făcu palidă. Era istovită și o enerva să aibă de-a face cu un străin. Un bărbat ieșit din zona de întuneric. Camera lungă și joasă era luminată de o lampă cu abajur și întinse mâna. Mă numesc Wendington," sunt reprezentantul guvernământului. A, ah, vama, știu, am auzit că sunteți aici. În lumina aceea scăzută nu vedea decât că era un om scund, subțire, numai înalt ca ea, chiel și cu o față mică și spelbă. Locuiesc chiar la palele dealului, dar cum ați venit pe un alt drum, nu mi-ați putut vedea casa. M-am gândit că veți fi foarte obosiți ca să veniți să cinați cu mine, așa că v-am comandat masa aici și m-am invitat singur. Sunt încântată că ați făcut acest lucru. Veți vedea că bucătarul nu-i rău. Am reținut boii lui Watson ca să ne servească." Watson era misionarul care a fost aici?" Da, un om foarte drăguț. Vă voi arăta mormântul lui mâine, dacă vreți." Cât de amabil sunteți," zise Kitty zâmbind. În clipa aceea, Walter intră în cameră. Wendington făcuse cunoștință cu el mai înainte de a veni să o vadă pe Kitty, așa că îi zise, Tocmai îi spuneam doamnei dumitale că vom cina împreună. De când a murit Watson, n-am prea avut cu cine să vorbesc în afară de călugărițe, dar nu reușesc niciodată să mă descurc foarte bine cu franceza. Și pe lângă asta, nu le poți vorbi decât despre un număr limitat de lucruri. I-am spus boiului să aducă ceva de băut, zise Walter. Servitorul aduse whisky și apă și Kitty băgase de seamă că Wendington își turnă din plin. Felul în care vorbea și chicotitul lui frecvent o făcură pe Kitty să-și spună că atunci când intrase în cameră, nu era chiar treaz. Noroc, zise el, apoi întorcându-se spre o altă adăugă, aici o să ai de lucru exact cum ai vrut. Mor ca muștele. Magistratul orașului și-a pierdut capul și colonelul Iu, ofițerul care comandă trupele de aici, se zbate ca un drac ca să împiedice jafurile. Dacă nu se întâmplă ceva, vom fi uciși în curând cu toții în paturile noastre. Am încercat să le fac pe călugăriță să plece, dar n-au vrut. Toți vor să fie martiri, dracu să ia. Vorbea vioi și în glasul lui era un fel de undă de râs, așa că nu puteai să-l asculți fără să nu zâmbești. Dar dumneata, de ce n-ai plecat? Păi am pierdut jumătate din personalul pe care l-am avut și cealaltă jumătate e gata să se întindă și să moare dintr-o clipă în alta. Cineva trebuie să rămână și să facă lucrurile să meargă înainte, nu-i așa? Ai fost inoculat? Da, Watson m-a inoculat. Și el s-a inoculat și nu i-a fost de mare folos. Bie tu pisă loc. spre Kitty și fața lui mică și veselă era încrețită toată de râs. Nu cred că riscul e prea mare dacă iei precauțiile necesare. Aveți grijă să fierbeți apa și laptele și să nu mâncați fructe sau legume nefierte. Ați adus cumva plăci de gramofon? Nu, nu cred, spuse Kitty. Îmi pare rău că n-ați adus. Speram să aduceți. Nu mai am o placă nouă de multă vreme și sătul de cele vechi pe care le am. Boiul intră în cameră și îi întrebă dacă vor să ia masa. Nu vă schimbați în seara asta, nu-i așa? întrebă Weddington. Boiul meu a murit săptămâna trecută și cel pe care l-am acum e un nepriceput, așa că nu m-am schimbat pentru seară. Mă duc să-mi scot pălăria, spuse Kitty. Camera ei era alături, era aproape goală. Ama îngenunchease pe podea și cu lampa lângă ea despacheta lucrurile lui Kitty. Capitolul 32 Sufrageria era mică și cea mai mare parte a ei era ocupată de o masă imensă. Pe pereți erau atârnate gravuri înfățișând scene din Biblie și texte decorate cu miniaturi. Misionarii au întotdeauna mesele foarte mari, le explică Wellington. Ei primesc o indemnizație anuală pentru fiecare copil pe care l-au, așa că atunci când se însoară își cumpără mese la care să fie loc pentru toți oaspeții mititei. O lampă mare cu parafina atârna în plafon și Kitty putu să vadă mai bine ce fel de om era Waddington. Din cauza cheliei se înșelase și crezuse că nu mai era tânăr, dar acum își dăte seama că trebuie să fie avut sub patruzeci de ani. Fața lui mică, sub o frunte înaltă și bombată, era netedă și avea o culoare proaspătă. Era urât ca o maimuță, dar o urățenie nu lipsită de un anume farmec. Trăsăturile lui, nasul, gura, nu erau mai mari decât acele ale unui copil și avea doi ochi mici de un albastru intens și strălucitor. Sprâncenele erau blonde și rare. Avea aerul unui amuzant băiat bătrân. Își turna mereu vin în pahar și, pe măsură ce cina înainta, el era tot mai departe de a fi treaz. Dar dacă era beat, asta nu supăra, beția lui fiind asemănătoare cu aceea unui satir care ar fi furat o ploscă de la un păstor adormit le vorbi despre Hong Kong. Avea mulți prieteni acolo și voia să știe ce mai era cu ei. Fusese cu un an înainte la cursele de cai din oraș și le vorbi despre ponei și despre proprietarii lor. Și fiindcă veni vorba, ce mai fac Townsend?" îi întrebă el. O să devină secretar colonial?" Kitty simți că roșește, dar Walter nu se uită la ea. Nu m-aș mira," zise el. E din tipii care răzbat." Îl cunoști?" întrebă Walter. Da, îl cunosc când de ajuns de bine. Am călătorit odată împreună venind de acasă încoace. Dinspre celălalt mal al fluviului se auzi răbătăile gongurilor și pogniturile artificilor. Acolo, la o atât de mică distanță de ei, marele oraș zăcea cufundat în spaimă și moartea neașteptată și nemiloasă se grăbea pe străzile lui întortocheate. Dar Weddington început să vorbească de Londra, vorbi despre teatre. Știa tot ce se juca în perioada aceea și le spuse ce piese văzuse când fusese ultima dată acasă în concediu. Râse când își aduse aminte de umorul cu tărui artist comic de mâna a doua și oftă când comentă frumusețea cu vedete de comedie muzicală. Îi făcu plăcere să se laude că un văr al său se însurase cu una dintre cele mai renumite actrițe. Luase masa cu ea și îi dăduse fotografia ei. Avea să-l arate când vor veni să ia masa cu el la vamă. Walter se uita la oaspetele lor cu o privire rece și ironică și în chip evident nu era deloc amuzat. Făcea un efort ca să arate un interes politicos față de subiectele despre care Kitty știa prea bine că n-are habar. Un zâmbet abia schițat stăruia pe buzele lui. Kitty însă, fără să știe de ce, era copleșită de spaimă. În casa acelui misionar mort, în fața orașului lovit de boală, părea a fi nemăsurat de departe de întreaga lume trei făpturi solitare, străini unii de alții. Terminară masa și Kitty se ridică. Nu vă supărați dacă vă spun noapte bună, mă duc la culcare. O să mă duc și eu, cred că și doctorul vrea să se ducă la culcare, zise Weddington. Trebuie să plecăm de vreme mâine dimineață. Îi dă dumâna lui Kitty. Se ținea bine pe picioare, dar ochii luceau mai tare ca de obicei. Voi veni să te iau, îi spuse lui Walter, și te voi duce la magistrat și la colonelul Yu. Și apoi o să mergem la mănăstire să știi că ai o treabă care ți se potrivește, ți-o spun eu. Capitolul 33 Somnul lui Kitty fu chinuit de visuri strani. Se făcea că merge în lectică și simțea mișcarea legănată a pasului inegal și larg al oamenilor care o purtau. Intra în orașe vaste și întunecate în care mulțimea se aduna în jurul ei și o privea cu ochi curioși. Străzile erau înguste și întortochiate și în prăvăliile deschise, pline de mărfuri ciudate, orice mișcare încetac între ceia pe acolo și cei care cumpărau ca și cei care vindeau se opreau. Apoi ajuns în fața porticului memorial și conturul lui fantastic părut să pâlpâie deodată de viață monstruoasă. Marginile lui capricioase parcă erau niște brațe care se mișcau asemenea unui zeu hindus și pe când trecu pe sub portic, auzi ecoul unui hoho de râs jocoritor. În clipa aceea, Charlie Townsend se apropie de ea și o luă în brațe și o coborâ din lectică și îi spuse că totul a fost o greșeală și că niciodată n-a înțeles să se poarte cu ea așa cum se purtase, fiindcă o iubea și nu putea trăi fără ea. Îi simți sărutările pe buze și plânse de bucurie, întrebându-l de ce fusese atât de crud cu ea, dar deși îl întreba, știa bine că n-avea nicio importanță. Și atunci se auzi un strigă trăgușit și neașteptat și fură despărțiți și printre ei trecură grăbindu-se tăcuți niște culi îmbrăcați în zdrențe albastre care duceau un sicriu. Se trezi tresărind. Bungaloul se înălța pe la jumătatea urcușului unui deal abrupt și pe la fereastră zări râul îngust de sub deal și în față orașul. Se crăpea de ziua și dinspre fluviu se ridica o ceață alburie, învăluind joncile care stăteau ancorate aproape unele de altele, ca niște boabe într-o păstaie. Erau câteva sute învăluite în tăcere, misterioase în lumina aceea spectrală, și aveai senzația că oamenii din ele se aflau sub puterea unei vrăji, căci nu păreau să doarmă, dar ceva straniu și îngrozitor îi făcea să fie atât de nemișcați și de muți. Dimineața se înstăpâni și soarele străbătuceața albicios ca duhul zăpezii pe o planetă care se stinge. Deși pe fluviu se luminase și se deosebeau vag siluetele joncilor îngrămădite la mal și pădurea deasa catargelor, în fața ochilor ei se ridica un zid strălucitor, pe care privirea nu-l putea străpunge. Deodată însă, din norul acela alb, răsări un bastion înalt, întunecat și masiv. Nu părea a fi devenit vizibil din cauza soarelui a tot descoperitor, ci din potrivă, parcă s-ar fi înălțat din nimic la atingerea unei baghete magice. Se ridica asemenea unei fortărețe deasupra fluviului. Dar vrăjitorul care construia lucra foarte repede și iată un zid colorat, înălțându-se acum deasupra bastionului. În cealaltă clipă, străpungând ceața, nelămurit și uriaș, luminatici colo de o rază de soare, se iviu un mănunchi de acoperișuri galbene și verzi. Părea uriașe, dar nu se deosebea niciun contur, dacă era cumva vreo ordine în acel vălmășag, nu era deloc evidentă. Totul era lipsit de formă și ciudat, dar de o inimaginabilă bogăție de culori și linii. Nu era o fortăreață, niciun templu, ci palatul vrăjit al unui împărat ale zeilor, unde niciun muritor nu putea pătrunde. Era prea aerian, prea fantastic și nesubstanțial ca să fie opera unor mâini omenești. Era plăzmuirea unui vis." Lacrimile se scurgeau pe obrajii lui Kitty și privea cu mâinile strânse la piept și cu gura întredeschisă, deoarece îi se tăiase respirația. Nici când nu se simțise cu inima atât de ușoară, îi se părea că trupul îi era o cochilie care zăcea la picioarele ei, că ea însă și nu e decât spirit pur. În fața ei era frumusețea. Capitolul 34. Întrucât Walter pleca dimineața de vreme, se întorcea la prânz numai pentru o jumătate de ceas și nu se mai înapoia decât când cina era gata, Kitty stătea mai tot timpul singură. Câteva zile nu se mișcă din bungalow. Era foarte cald și cea mai mare parte a timpului stătea lungită într-un șezlong lângă fereastra deschisă, încercând să citească. Lumina puternică a miezii răpise palatului vrăjit misterul lui și acum nu mai era decât un templu lângă zidul orașului, vopsit în culori țipătoare și sărăcăcios, dar întrucât îl văzuse odată într-o asemenea stare extatică, nu i se mai păru chiar atât de banal. Adesea în zori sau în amurg, apoi din nou seara, regăsea din nou câte ceva din acea frumusețe. Ceea ce îi se păruse a fi un bastion puternic era doar zidul orașului, și ochii ei se odihneau mereu pe acest zid masiv și întunecat. Dincolo de crenelurile lui zăcea orașul în gheara înspăimântătoare a Molimei. În chip vag își dădea seama că acolo se petreceau lucruri îngrozitoare. Nu le afla de la Walter, care, când îl întreba ceva că ce altfel îi vorbea foarte rar, îi răspundea cu o nepăsare amuzată care o făcea să se înfioare, ci de la Weddington sau de la Ama. Oamenii mureau cam o sută pe zi și rare ori se mai însănătoșea vreun bolnav atins de holeră. Zeii fusese răscoși din templele părăsite și așezați pe străzi. Li se aduceau ofrande și sacrificii, dar flagelul tot nu se potolise. Oamenii mureau atât de repede încât abia mai puteau să îngroape. În unele case, familii întregi fusese răsecerate și nu rămăsese nimeni ca să îndeplinească ritualurile funerare. Ofițerul care comanda trupele din oraș era un om priceput și dacă populația nu se răsculase și nu incendia casele, acesta se datora fermității sale. El îi silea pe soldați să îi îngroape pe cei pe care nu avea cine să îi îngroape și împușcase cu mâna lui un ofițer care nu voise să intre într-o casă lovită de molimă. Uneori pe Kitty o apuca o asemenea spaimă, încât se descuraja cu totul și tremura din tot trupul. Puteai spune foarte bine că riscul era neînsemnat dacă luai măsuri rezonabile de precauție. Panica totuși o nebunea. Îi treceau prin minte tot felul de planuri nebunești de scăpare. Să fugă, da, să fugă. Ar fi fost gata să plece așa cum era, fără altceva decât ce avea pe ea, undeva unde să fie în siguranță. Se gândea să implore mila lui Weddington, spunându-i totul și să-l roage să o ajute să se întoarcă la Hong Kong. Dacă s-ar arunca în genunchi în fața soțului ei și ar recunoaște că e teribil de înspăimântată, chiar dacă o ura, trebuia totuși să aibă atâta omenie încât să-i fie milă de ea. Era exclus. Dacă ar pleca, unde s-ar duce? Nu la mama ei, mai că să ar fi făcut-o să vadă foarte limpede că odată ce-a măritat-o, să cotea că a scăpat de ea și oricum nu voia să se ducă la maică sa. Ea voia să se ducă la Charlie, dar el nu voia. Știa ce ar spune dacă ar apărea deodată în fața lui. Îi vedea obrazul întunecat și asprimea și rata ascunsă în ochii lui fermecători. Iar fi greu lui Charlie să găsească vorbe care să sune frumos. Își încleștă pumnii. Ar fi dat orice ca să-l umilească așa cum o umilise el. Câteodată o apuca o asemenea turbare încât ar fi vrut să-l lase pe Walter să intenteze acțiunea de divorț, distrugându-se pe sine numai ca să-l distrugă și pe el iar unele lucruri pe care îi le spusese Charlie o făceau să roșească de rușine numai amintindu-și-le. Capitolul 35 Prima dată când rămăsese singură cu Waddington, aduse vorba despre Charlie. Waddington vorbise despre el în seara sosirii lor. Kitty pretinse că el nu era altceva decât o cunoștință a soțului ei. Nu mi-a plăcut niciodată prea mult," spuse Waddington. L-am considerat întotdeauna ca fiind un om plicticos." Trebuie să fie foarte greu să-ți placă cineva, răspunse Kitty, pe tonul acela vesel și ironic pe care îl putea adopta atât de ușor. Cred că e unul dintre cei mai populari bărbați din Hong Kong. Știu, asta e marfa lui, și a făcut o adevărată mai serie din popularitate. Are talentul de a face pe oricine îl întâlnește să i se pară că e singura ființă de pe lumea asta pe care dorea să-o vadă. E gata întotdeauna să-ți facă un serviciu care să nu îl coste nimic și chiar dacă nu-ți face ce ai nevoie, reușește să te convingă că s-a întâmplat așa pentru că omenește a fost imposibil să se întâmple altfel. Asta e fără îndoială o trăsătură atrăgătoare? Farmec, și nu mai farmec. De asta devine până la urmă puțin cam obositor, cel puțin așa cred eu. E o plăcere să ai de-a face cu un om care nu e chiar atât de fermecător, dar e ceva mai sincer. L-am cunoscut pe Charlie Townsend destul de multă vreme și odată sau de două ori l-am surprins fără mască. Niciodată n-am fost cineva, un funcționar inferior de vamă și știu că în sinea lui nu-i păsa absolut de nimeni pe lumea asta decât de el însuși. Chititolănită în fotoliu îl privea cu ochi zâmbitori. Își sucea și își răsucea verigheta pe deget. Sigur că o să ajungă departe. Cunoaște toate tertipurile. Înainte de a muri, sunt foarte sigur că va trebui să-i spun Excelența voastră și să mă ridic când va intra în cameră. Foarte mulți sunt de părere că merită să ajungă departe. Toată lumea îl consideră ca fiind un om foarte priceput. Priceput? Aș de unde? E un mare șmecher. Îți dă impresia că-ți face treaba rapid și bine din cauza strălucitoarei lui inteligențe. Nu-i vorba de așa ceva. Trudește ca orice funcționar mărunt." Cum a căpătat totuși reputația de a fi atât de priceput?" Sunt mulți proști pe lumea asta și când un om cu oarecare funcție mai înaltă nu face fițe și îi bate pe spate și le spune că va face orice pentru ei, e foarte probabil să-l socotească deștept. Și apoi mai e și soția lui." E o femeie capabilă, să știi. Are un cap bun și e sănătos, și sfatul ei e întotdeauna prețios. Atâta vreme cât Charlie Townsend poate să se bizuie pe ea, poate fi sigur că nu o să facă nicio prostie. Și ăsta e primul lucru de care are nevoie cineva ca să ajungă departe, fiind în serviciul statului. Ei n-au nevoie de oameni deștepți. Oamenii deștepți au idei. Ideile provoacă încurcături. Ei au nevoie de oameni care au farmec și tact, și pe care te poți bizui să nu facă nicio gafă. O, sunt sigur că Townsend o să ajungă în vârful piramidei, da, da. Mă întreb de ce nu-ți place? Nu-mi displace. Îți place mai mult nevasta lui? Întrebă Kitty. Sunt un bărbat de modă veche și îmi place o femeie bine crescută. Aș vrea să fie tot atât de bine îmbrăcată pe cât e de bine crescută. Nu se îmbracă bine? N-am observat niciodată. Am auzit întotdeauna că sunt un cuplu foarte unit, zise Kitty, privindu-l cu atenție printre gene. Ține foarte mult la ea și asta spre lauda lui. Cred că e cea mai acceptabilă trăsătura caracterului său. Cam rece apreciere. Are mici flirturi, dar nu-i nimic serios. E prea viclean ca să le împingă atât de departe încât să-i cauzeze vreo neplăcere nevestisii. Și apoi nu e un tip pasionat. E doar vanitos. Îi place să fie admirat. Acu e gras și are patruzeci de ani, dar când a venit prima dată aici era chiar foarte frumos. Am auzit-o ades pe soția lui tachinându-l pe chestia cuceririlor lui. nu ia prea în serios flăturile? O oh, nu, știe că nu merg prea departe. Spune că ar vrea să se poată împrieteni cu sărmanele ființe care cad pradă farmecelor lui Charlie, dar întotdeauna ele sunt atât de vulgare. Zicea că într-adevăr nu e prea măgulitor pentru ea că femeile care se îndrăgostesc de bărbatul ei sunt în general numai femei de mâna a doua. Capitolul 36 când Weddington plecă, Kitty reflectă la ceea ce îi spusese el cu atâta dezinvoltură. Nu-i fusese prea plăcut să asculte și trebuise să facă oarecum un efort ca să nu arate cât de mult o lovea. Era dureros când se gândea că tot ce îi spusese Weddington era adevărat. Știa că e așa. Charlie era și prost și vanitos, setos de lingușiri și-și amintea mulțumirea de sine cu care îi povestise niște istorioare ca să-i dovedească deșteptăciunea. Era mândru de viclenia lui Josnică ce netrebnică trebuie să fie dacă își dăruise inima cu atâta pasiune unui astfel de om pentru că, pentru că avea ochi frumoși și arăta bine. Dorea să-l disprețuiască, deoarece atâta vreme cât îl ura, știa că era foarte aproape de a-l iubi. Felul în care o tratase ar fi trebuit să-i deschidă ochii. Walter îl disprețuise întotdeauna. O, de ar fi putut să și-l fi alungat din minte. Oare soția lui l-o fi tachinat pe seama zăpăcelii ei evidente pentru el? Dorothy ar fi vrut să se împrietenească cu ea, dar o socotea de mâna a doua. Kitty zâmbi ușor. Cât de indignat ar fi mama ei dacă ar ști că fica ei era considerată o femeie de mâna a doua. Dar noaptea îl visă din nou. Simți cum o strânge cu putere în brațe, simți patima fierbinte a sărutărilor lui pe buze. Ce importanță avea că era gras, că avea patruzeci de ani, râse cu duioasă afecțiune amintindu-și că lui îi păsa totuși atât de mult de asta. Îl iubea cu atât mai mult pentru vanitatea lui copilărească, și putea să-i pară rău de el și să-l mângâie. Când se sculă, lacrimile curgeau și roaie pe obraz. Nu știu de ce, îi se păru grozav de tragic că plânsese în somn. Capitolul 37 îl vedea pe Weddington în fiecare zi, deoarece când își termina ziua de lucru, venea sus pe deal la bungaloul familiei Fein și după o săptămână ajunseră într-un stadiu de intimitate la care în altfel de împrejurare n-ar fi putut să ajungă nici într-un an. Odată când Kitty îi spuse că nu știe ce s-ar fi făcut fără el, Weddington îi răspunse râzând. Vezi, dumneata, și cu mine suntem singurii oameni care pășesc foarte liniștit și pașnic pe un teren solid. Călugărițele merg prin ceruri și bărbatul dumitale prin întuneric. Deși izbucnise într-un râs nepăsător, Kitty se întreba ce-o fi vrut să spună. Simțea că ochii lui mici și vesele o scrutau cu o amabilă și tulburătoare atenție. Descoperise că era un om perspicace și bănuia că relațiile dintre ea și Walter îi atâțaseră curiozitatea cinică. Își găsise o distracție în al lui Mi. Îi plăcea și știa că era bine intenționat față de ea. Nu era nici spiritual, nici scânteitor, dar avea un fel sec și ascuțit de a vorbi care era amuzant și obrazul lui vesel de băiețaș, deasupra căruia se vedea craniul acela chel, fața încrețită de râs, făcea ca observațiile lui să fie câteodată extrem de hazli trăise mulți ani în localități de frontieră, adesea lipsit de societatea vreunui compatriot și personalitatea lui se dezvoltase într-o libertate fără margini. Era plin de manii și ciudățenii, sinceritatea lui era înviorătoare, privea viața cu ironie și modul în care ridiculiza colonia de la Hong Kong era incisiv. Râdea însă și de oficialitățile din Meitan Fu și de holera care decima populația orașului. Nu putea relata o întâmplare tragică sau eroică fără să nu facă să pară ușor absurdă. Povestea multe istorii despre aventurile sale întâmplate în cei 20 de ani de când era în China și din ele se putea trage concluzia că lumea era un loc foarte grotesc și bizar. Deși nega că ar fi un cuceritor al vieții din acele locuri, se jura că sinologii erau tot atât de trăzniți ca și curcile bete. Vorbea chinezește cu ușurință. Citea puțin și ce știa aflase din discuții, dar de multe ori îi povestea lui Kitty întâmplări din romanele chinezești și din istoria Chinei, și deși le relata pe tonul acela de flecăreală veselă, care era atât de firesc, nu exista nicio intenție de bagiocură în ceea ce spunea, ci din potrivă, se vedea chiar o anume nuanță de afecțiune. Aveai la ce să te gândești. Kitty nu auzise niciodată vorbindu-se despre chinezi decât ca despre un popor extrem de vechi și cu obiceiuri ciudate. Acum parcă un colț al acelei cortine fusese dat pentru o clipă la o parte și, dincolo de această pânză, zărise licărul unei lumi pline de culoare și un tâlc pe care nici nu le visase. Și dea acolo vorbind, râzând și bând. Nu crezi că bei prea mult?" îl întrebă cu îndrăzneală Kitty. asta e marea mea plăcere în viață," răspundea el, și în afară de asta băutura alungă holera." Când pleca, de obicei era beat, dar se ținea bine, devenea vesel, dar nu era dezagreabil. Într-o seară, Walter venind acasă mai devreme ca de obicei, îl pofti să rămână la cină. Se întâmplă un incident ciudat. Sorbise răsupa și mâncase răpeștele, după care, odată cu puiul fript, boiul îi dădu lui Kitty o salată verde proaspătă. Pentru numele lui Dumnezeu doar n-ai să mănânci, strigă Weddington când o văzu pe Kitty că ea din salată. Ba ta mâncăm salată în fiecare seară soției mele îi place, zise Walter. I se dădu platoul lui Weddington, dar el clătină din cap. Mulțumesc foarte mult, dar eu nu am intenția să mă sinucid tocmai acum. Walter zâmbi întunecat și se servi cu salată. Weddington nu mai spuse nimic, de fapt deveni ciudat de tăcut și imediat după cină plecă. Era adevărat că mâncau salată în fiecare seară, la două zile după ce sosiseră, bucătarul, în nepăsarea lui, le servise salată și Kitty, fără să se gândească, mâncase din ea. Walter se aplecă repede spre ea. N-ar trebui să mănânci boiul, e total nebun dacă ne servește salată. De ce n-ar trebui? întrebă Kitty. Și calmă, începu să mănânce din salată. Nici ea nu știa ce intenție de bravadă îi venise așa deodată. Se uită țintă la Walter cu o privire bagiocoritoare. I se părea că a devenit cam palid, dar când i se oferi salată, luă și el. Bucătarul, văzând că n-au refuzat-o, le servea salată în fiecare zi și în fiecare zi, înfruntând moartea, ei o mâncau. Era absurd să înfrunți asemenea riscuri. Kitty, terorizată de ideea bolii, mânca salată cu sentimentul că se răzbună astfel, cu răutate, nu numai pe Walter, ci că își bate joc de propriile ei temeri disperate. Capitolul 38. A doua zi, după amiază, Weddington veni la bungalow și după câtva timp o întrebă pe Kitty dacă n-ar vrea să meargă să se plimbe. Nu ieșise din casă de când sosise, așa că fu bucuroasă să meargă. Nu sunt prea multe locuri unde să te plimbi," zise Weddington. O să mergem spre culmea dealului." A, da, acolo unde este porticul, l-am zărit de multe ori de pe terasă." Unul dintre boile deschise poarta grea și o porniră pe o potecă întunecată în praf abia făcură câțiva pași și Kitty, apucându-l de braț pe Weddington, scoase un țipăt de spaimă. Privește! Ce s-a întâmplat? Jos, lângă peretele care înconjura curtea locuinței, un bărbat zăcea pe spate cu picioarele desfăcute și cu brațele întinse deasupra capului. Era îmbrăcat în hainele albastre, zdrențuite și peticite ale cerșetorilor și în cap avea un smoc de păr. Parcă ar fi mort, bolborosi Kitty. E mort, să mergem, mai bine te uita în altă parte. Am să le spun să-l ia de aici când ne vom întoarce. Kitty tremura însă atât de tare încât nu era în stare să facă un pas. N-am văzut niciodată un om mort. Ar trebui să te grăbești să te obișnuiești cu asta, fiindcă ai să vezi o mulțime înainte de a pleca din locurile astea vesele. O lua de braț și mersera așa câteva timp, fără să scoată un cuvânt. A murit de holeră? întrebă ea cele din urmă. Cred că da. Urcarea pe deal până la portic. Era bogat împodobit cu tot felul de chipuri dăltuite în lemn. Fantastic și ironic, porticul stătea în locurile acelea asemenea unei pietre de hotar. Se așezară pe soclul porticului, cu fața spre podișul larg. Dealul era presărat peste tot cu movile verzi ale mormintelor risipite, fără nicio rânduială, în așa fel încât avea impresia că sub pământ morții trebuie să se înghesuie unul în altul. Aleea șerpuia printre lanurile verzi de orez. Un băiețaș călare pe grumazul unui bivol se îndrepta agale spre casă și trei țărani cu pălării mari de paie trecură clătinându-se într-o parte și în alta sub poverile pe care le duceau în spate. După căldura zilei era plăcut să stai acolo în adierea ușoară a serii și orizontul larg al locurilor pogora asupra sufletului chinuit o melancolie liniștitoare. Lui Kitty însă nu-i putea pieri din minte imaginea cerșetorului mort, cum poți vorbi și râde și bea whisky când oamenii mor în jurul dumitale? Îl întrebă ea deodată pe Weddington. Fără să-i răspundă, Weddington se întoarse, o privi și apoi îi atinse brațul. Locul acesta nu-i pentru o femeie, zise el pe un ton grav. De ce nu pleci? chitil privi pieziș pe sub genele ei lungi și umbra unui surâs îi trecu pe buze. În împrejurările de față m-am gândit că locul unei soție alături de bărbatul ei când mi-au telegrafiat că vii cu Fein, am fost uluit. După aceea m-am gândit că ai fost poate infirmieră și chestii din astea erau necesare. Mă așteptam să fiu una dintre acele femei cu fața mohorâtă care îți fac viața amară când ești în spital. Când am intrat în bungalou și te-am văzut, șezând și odihnindu-te, am rămas paf. Arătai foarte plăpândă, palidă și obosită. Cred că nu te așteptai să arăt cum nu se poate mai bine după nouă zile de drum. Și acum arăt slăbită, palidă și obosită și, dacă mi dai voie să spun, disperat de nefericită. Kitty se roșii fără să vrea, dar fu totuși în stare să izbucnească într-un hoho de râs care păru destul de vesel. Îmi pare rău că nu-ți place cum arăt. Singurul motiv pentru care par nefericită e că de când am avut 12 ani, am știut că am un nas puțin cam prea mare. Dar o durere secretă, când e cultivată cu pricepere, e cea mai bună poză. Nici n-ai crede câți tineri drăguți au dorit să mă consoleze. Ochii albaștri, scânteietori ai lui Weddington, se opriră asupra ei și Kitty își dădu seama că nu crede niciun cuvânt din ce spusese. Nu-i păsa prea mult din moment ce se făcea că o crede. Știam că nu sunteți căsătoriți de prea multă vreme și am ajuns la concluzia că dumneata și bărbatul dumitale sunteți îndrăgostiți nebunește unul de celălalt. N-am putut crede că el a vrut să vii aici, dar că probabil dumneata ai refuzat categoric să rămâi acasă. O explicație foarte rezonabilă, spuse ea pe un ton glumeț. Da, dar nu e cea adevărată. Aștepta să continue, temându-se de ce avea să urmeze, pentru că știa bine cât de perspicace era și își dădea seama că nu și-o voia niciodată să-și spună părerea, dar nu era în stare să reziste dorinței de a-l auzi vorbind despre ea. N-am crezut nici o secundă că dumneata ți iubești bărbatul. Cred că nu-ți place, și n-aș fi surprins dacă l-ai urât. În orice caz, însă, sunt cu totul sigur că ți-e teamă de el. O clipă, Kitty se uită în depărtare. Nu voia să-i arate lui Wellington că o afecta vreun lucru din ce spusese. Am o oarecare bănuială că nu-ți place prea mult bărbatul meu, zise ea cu o ironie calmă. Îl respect, e un om de caracter și e inteligent, și asta pot să-ți o spun, e o combinație foarte neobișnuită. Nu cred că știi ce face aici, fiindcă nu cred că e foarte vorbăreț când e cu dumneata. Dacă există un om care ar putea să pună capăt acestei îngrozitoare epidemii, apoi el e acela. Îngrijește pe cei bolnavi, ia măsuri să se curețe orașul, încearcă să purifice apa de băut. Nu-i pasă unde se duce și ce face, își riscă viața de 20 de ori într-o zi. L-a băgat în buzunar pe colonelul Iu și l-a făcut să-i pună soldații săi la dispoziție. E insuflat chiar puțin curaj și magistratului și bătrânul încearcă într-adevăr să facă ceva. Maicile de la mănăstire îl socotesc un erou. Dumneata, nu? La urma urmei asta nu e treaba lui, nu? E bacteriolog? Nu l-a chemat nimeni să vină aici. nu face impresia că e împins de milă față de toți acești muribunzi. Watson era deosebit, el iubea rasa umană. Deși era misionar, pentru el n-avea nicio importanță dacă erau creștini, budiști sau confucianiști. Toți erau ființe omenești. Bărbatul dumitale n-a venit aici pentru că i-ar păsa cumva dacă o mie de oameni vor muri de holeră. Nu se află aici nici de dragul științei. Atunci de ce a venit? Întreabă-l pe el. Mă interesează să vă văd împreună. Mă întreb uneori cum vă purtați când sunteți singuri. Când sunt și eu, jucați amândoi teatru și jucați al dracului de prost, zău așa. Nici din voi n-ar căpăta nici treizeci de șilingi pe săptămână într-o trupă ambulantă, dacă asta e tot ce știți să faceți. Nu știu ce vrei să spui, zâmbi Kitty, încercând să păstreze un aer de frivolitate care știa că nu poate să-l înșele. Este o femeie foarte frumoasă. E ciudat că bărbatul dumitale nu se uită niciodată la dumneata. Când îți vorbește, parcă n-ar fi glasul lui ce al altcuiva. Crezi că nu mă iubește? Întrebă Kitty încet, cu glasul răgușit, părăsindu-și deodată aerul ei ușuratic. Nu știu. Nu știu dacă nu-i inspiră o asemenea repulsie, încât când el lângă dumneata ei se face pielea ca de găină, ori dacă e mistuit de o dragoste pe care, dintr-un motiv oarecare, nu-și îngăduie să-ți o arate. M-am întrebat dacă n-ați venit aici amândoi ca să vă sinucideți. Kitty observase privirea speriată și mai apoi căutătura aceea scrutătoare pe care l aruncase Weddington când se întâmplase povestea cu salata. Cred că dai prea multă importanță cât or va fire de salată, spuse ea cu o oarecare seriozitate. Se ridică. Nu mergem acasă? Sunt sigură că ai vrea să bei un whisky. Nu ești o eroină, în niciun caz. Ți-e teamă de moarte. Ești sigură că nu vrei să pleci de aici? Și ce ai dumneata cu treaba asta? Te voi ajuta. Și dumneata ai căzut victima durerii mele ascunse? Uită-te la profilul meu și spunem dacă nasul nu-mi e puțin cam prea lung. Muddington o privi meditativ, cu lucirea aceea ironică și malițioasă în ochii lui scânteietori, amestecată de această dată cu o umbră ca aceea unui copac de pe malul unui râu care se oglindește în apă, o expresie de neobișnuită duioșie. Zărindu-o lui Kitty venirea deodată lacrimile în ochi. Trebuie să rămâi? Da trecură pe sub porticul fastuos și coborâ dealul. Când ajunseră în fața casei, zăriră trupul cerșetorului mort. Weddington -o, o de braț, dar Kitty se desprinse, rămase locului. Nu e groaznic? Ce moartea? Da. Face ca tot restul să pară cumplit de nensemnat. Nu mai arată om. Când te uiți la el, abia poți crede că a fost vreodată viu. Îți vine greu să-ți închipui că nu cu mulți ani în urmă a fost și el un băiețaș care fugea în josul dealului și se juca cu zmeul. Nu-și putut stăpâni hohotul de plâns care o înnăbușea. Capitolul 39 Câteva zile mai târziu, Eddington, stând de vorbă cu Kitty, cu un pahar mare de whisky în mână, a început să-i povestească despre mănăstire. Mai că starețe e o femeie remarcabilă, zise el. Surorile îmi spun că se trage dintr-una din cele mai mari familii din Franța dar nu spun care. Maica stareță nu vrea, zic ele, să se vorbească despre ea. De ce nu întreb dacă te interesează atâta, zâmbichiti? Dacă ai cunoaște o ți da seama că e imposibil să-i pui vreo întrebare indiscretă. Trebuie într-adevăr să fie remarcabilă dacă poate să ți inspire tocmai dumitale teamă. Sunt purtătorul unui mesaj de-al ei. M-a rugat să-ți spun că, deși s-ar putea să nu dorești să te aventurezi chiar în focarul epidemiei, iar face o mare plăcere să-ți arate mănăstirea. E foarte drăguț din partea ei. N-aș fi crezut că are habar de existența mea. I-am vorbit de dumneata. Mă duc pe acolo de vreo două-trei ori pe săptămână să văd dacă nu pot să le ajut cu ceva și aș îndrăzni să spun că și bărbatul dumitale le-a spus ceva de dumneata. Trebuie să fii pregătită să descoperi că au o admirație nemărginită pentru el. Ești catolic? Privirea lui malițioasă sclipi și obrazul lui mic și caragios se încreți de râs. De ce te hlizești la mine? întrebă Kitty. Ar putea veni ceva bun din Galilea? Nu, nu sunt catolic. Mă consider credincios al religiei anglicane, ceea ce presupun e un mod inocent de a spune că nu crezi foarte tare în ceva. Când Maica Stareță a venit aici acum zece ani, a adus exact cu ea zece călugărițe, din care au rămas în viață doar trei. După cum vezi, Meitanfu, chiar în cele mai bune perioade, nu e o locație climaterică. Maicile trăiesc chiar în mijlocul orașului, în cartierul cel mai sărac. Lucrează din greu și n-au niciodată vacanță. Și acum sunt numai trei și mai ca stareță? O, nu, altele le-au luat locul, acum sunt șase. Când a murit una la începutul epidemiei de holeră, au venit alte două de la canton. Kitty tremură ușor. Ție rece? Nu, a trecut doamna cu coasa. Când pleacă din Franța, călugării să le pleacă pentru totdeauna. Nu sunt ca misionarii protestanți care au din când în când câte un an de concediu. Întotdeauna m-am gândit că asta trebuie să fie cel mai greu lucru pentru ele. Noi, englezii, nu suntem foarte strâns legați de pământul pe care ne-am născut. Putem să ne simțim ca acasă în orice parte a lumii, dar francezii sunt legați de țara lor aproape în mod fizic. Nu se simt în largul lor când sunt plecați din țară. Întotdeauna mi s-a părut foarte emoționant că femeile acestea fac tocmai acest sacrificiu. Kitty îl privi cu răceală. Nu putea înțelege deloc emoția cu care vorbea omulețul acela și se întreba dacă nu era cumva o poză. Băuse destul de mult whisky și probabil că nu era chiar treaz. Vino să vezi singură," spuse el zâmbind ironic și ghicindu-i imediat gândurile. Nu-i chiar atât de riscant pe cât ar fi dacă ai mânca o roșie." Dacă dumitale nu ți-e teamă, atunci nu văd de ce ar trebui să-mi fie mie. Cred că te va amuzaie ca un colțișor din Franța. Capitolul 40 Traversară fluviul cu un sampan La debarcader, o lectică o aștepta pe Kitty, care fu purtată pe deal până la stăvilar. De acolo culizi veneau și luau apă din fluviu și se agitau încolo și încoace cu gălețile lor mari, purtate pe umeri și agățate de cobilițe, stropind drumul și împroșcând cu apă de parcă ar fi plouat cu găleata. Purtătorii lecticii lui Kitty îi îndemnară pe culiz cu strigăte scurte și ascuțite să le facă loc să treacă. Firește, toată viața economică e paralizată, zise Weddington, mergând alături de lectică. În condiții normale trebuie să te lupți să-ți faci drum printre culis care duc și aduc tot felul de poveri de la și către jongile de pe fluviu. Strada era îngustă și întortocheată și Kitty nu-și dădu seama deloc încotro se îndreaptă. Multe dintre prăvălii erau închise. În timpul călătoriei sale se obișnuise cu murdăria străzilor, dar aici gunoaiele se adunaseră de săptămâni, lături și resturi de tot felul și mirosul era atât de cumplit încât a trebuit să-și țină Batista la nas. Trecând prin orașele acelea ciudate, fusese stânjenită de privirile strălucitoare cu care o urmăreau oamenii, dar acum nu-i aruncau decât o privire indiferentă. Trecătorii, mai curând rari și nu ca de obicei imbulzindu-se, păreau preocupați de treburile lor. Erau speriați și fără vlagă. Din când în când, trecând pe lângă vreo casă, auzea bătaia gongurilor și vaierul ascuțit al unor instrumente necunoscute, în dărătul acelor uși murise cineva. Am ajuns," spuse în cele din urmă Weddington. Lectica a fost așezată jos în fața unei intrări, deasupra căreia se înălța o cruce. Când coborâ din lectică, privirile lui Kitty se opriră pe zidul prelung și alb. Weddington sună. Nu trebuie să te aștepți la ceva măreț, știi, sunt teribil de sărace." Ușa fu deschisă de către o fetiță chinezoaică și, după ce Weddington îi spuse câteva cuvinte, ea îi conduse într-o cămăruță aflată de o parte a coridorului. Înăuntru era o masă mare acoperită cu o mușama în carouri. În jurul pereților erau așezate scaune țepene și, într-un colț al camerei, o statuie de gips a Sfintei Fecioare. În clipa următoare intră în cameră o călugăriță scundă și dolofană, cu o față comună, cu obrajii roșii și ochi veseli. Weddington, care i-o prezentă pe Kitty, spuse Sora San Joseph. Se la dame du doctor? întrebă ea zâmbind încântată, apoi adăugă că Maica stareță va veni imediat. Sora San Joseph nu vorbea engleza, și franceza lui Kitty era nesigură. Dar Weddington, vorbind fluent, volubil și incorrect, trântea tot felul de remarci glumețe, care o făceau pe simpatica maică să se cutremure de râs. Hohotele ei vesele și spontane o uimiră foarte tare pe Kitty, care se închipuia că maicile erau întotdeauna grave și această veselie dulce și copilărească o mișcă. Capitolul 41 Ușa se deschise. În închipuirea lui Kitty, nu într-un mod firesc, ci ca și cum s-ar fi întors singură în balamale și maica să intră în cameră, Rămase o clipă în prag și un zâmbet grav se schiță pe buzele ei când o văzu pe sora care râdea și când se uită la obrazul încrețit ca de clovna lui Weddington. Apoi făcu câțiva pași și îi întinse mâna lui Kitty. Doamna Fein vorbea engleză cu un accent străin foarte apăsat, dar cu o pronunțare corectă și schiță o vagă înclinare. E o mare plăcere pentru mine să cunosc pe soția bunului și bravului nostru doctor. Kitty își dădu seama că stareța o privea cu atenție, măsurând o lung și fără stânjenire. Făcea asta atât de deschis, încât nu părea nepoliticoasă. Simțeai că era vorba de o femeie a cărei treabă era să-și formeze o opinie despre ceilalți oameni și căreia nu-i trecuse niciodată prin minte să folosească vreun subterfugiu pentru a ajunge aici. Cu demnă amabilitate le făcu semnul aspeților să ia loc și se așeză și ea. Sora San Josef, tăcută, dar zâmbitoare, stătea alături de stareță. Știu că vouă englezilor vă place ceaiul," spuse maica stareță. Să mă scuzați însă dacă va fi servit cum se servește pe aici. Știu că domnul Weddington preferă whisky-ul. Mi-e teamă însă că nu-i pot oferi whisky." Zâmbi și în privirea gravă stareței trecu o licărire de ironie. O, mamer, vorbiți de parcă aș fi un bețiv înveterat!" Aș vrea să vă spun că nu beți deloc, domnule Weddington. În orice caz, nu pot spune că nu beau niciodată decât peste măsură. Mai ca stare țărâse, și traduse în franceză, surorei San Josef ușuratica replică. Se uită lung și prietenos la Weddington. Trebuie să fim îngăduitori cu domnul Weddington, fiindcă de două sau de trei ori, când n-am avut niciun ban și nu știam cu ce să ne hrănim orfanii, el ne-a venit în ajutor. Fata care le deschisese ușa intră cu o tavă pe care se aflau câteva cești chinezești, un ceainic și o farfurioară cu prăjituri franțuzești numite madlene. Vă rog să gustați din madlene, spuse stareța, fiindcă sora San Joseph le-a făcut azi dimineață special pentru dumneavoastră. Vorbirea despre lucruri banale, mai ca stareță o întrebă pe Kitty de cât timp venise în China și dacă drumul până la Hong Kong o obosise foarte mult, o întrebă dacă fusese în Franța, și dacă la Hong Kong climatul nu i se părea prea greu de suportat. Conversația prietenoasă, dar oarecare, avea o deosebită savoare din cauza împrejurărilor în care se desfășura. Camera era foarte liniștită, și cu greu îți venea a crede că te afli în mijlocul unui oraș foarte populat. Acolo domnea pacea. Și totuși, de jur împrejur, epidemia bântuia cu furie și oamenii, înspăimântați și neliniștiți, erau ținuți în frâu de voința de fiera unui soldat, care era mai curând un brigand. În mănăstire, infirmieria era plină de soldați bolnavi și muribunzi și un sfert din orfanii îngrijiți de călugărițe muriseră. Kitty, impresionată, nici ea nu prea știa de ce, se uita cu atenție la femeia cu aerul grav, care îi punea aceste întrebări plicticoase. Era îmbrăcată în alb și singura pată de culoare pe veșmântul ei era inima roșie care ardea ca o flacără pe piept. Era o femeie între două vârste, trebuia să fie avut vreo patruzeci sau 50 de ani, era greu de precizat deoarece ei se zăreau puține cute pe obrazul neted și palid și îți făcea impresia că era departe totuși de a fi tânără, mai cu seamă după felul demn în care se purta, după siguranța și după gingășia mâinilor frumoase și totuși puternice. Avea un obraz prelung, o gură mare, cu dinți egali și mari. Nasul, deși nu prea mic, era delicat și sensibil, însă ochii, pe sub sprâncenele subțiri și negre, dădeau feței sale un aer intens și tragic. Avea ochii foarte mari și negri și, deși nu erau tocmai reci, prin fermitatea lor calmă erau ciudat de dominatori. Primul gând care îți trecea prin minte când o priveai pe maica stareță era că trebuie să fi fost foarte frumoasă în tinerețe și apoi îți dădeai seama că frumusețea acestei femei, datorită caracterului, sporise cu ani. Glasul ei era profund, coborât și stăpânit și, indiferent dacă vorbea franceza sau engleza, vorbea rar. Dar lucrul cel mai izbitor la ea era aerul de autoritate atenuată de milostenia creștină. Simțeai la ea obișnuința de a comanda, să fie ascultată îi se părea firesc, dar primea ascultarea cu umilință. Kitty bănuia totuși că, în ciuda comportării ei austere, avea o îngăduință omenească față de slăbiciunea umană și era imposibil să-i vezi zâmbetul grav cu care l-asculta pe Weddington, spunând netulburat tot felul de prostii și să nu fi sigur că avea un pronunțat simț al ridicolului. Dar era altceva la ea, o anume însușire de care Kitty își dădea într-un fel seama, dar pe care nu zbutise să o definească, ceva care, în ciuda cordialității maicii starețe și a desăvârșitelor ei maniere, o făcea pe Kitty să se simtă ca o școlăriță stângace și o ținea la distanță. Capitolul 42 Monsieur ne manjurien, spuse sora San Joseph. Gustul domnului Wellington a fost ruinat de bucătăria manciuriană, remarcă ca stareță. Zâmbetul dispăru de pe fața sorei San Joseph și expresia obrazului ei deveni ușor afectată. Weddington, cu o lucire poznașă în ochi, luă încă o prăjitură. Kitty nu-și dădu seama ce se întâmplă. Ca să vă dovedesc cât de nedreaptă sunteți, mamer, îmi voi strica pofta pentru excelenta cină care mă așteaptă. Dacă doamna Fein ar dori să viziteze mănăstirea, mi-ar face plăcere să o arăt. Zâmbind dezaprobator, mai ca stareță se întoarse spre Kitty. Îmi pare rău că o vizitați când totul este în neorânduială. Avem atât de mult de lucru și atât de puține surori ca să putem face tot ce trebuie. Colonelul Iu a stăruit să punem infirmeria noastră la dispoziția soldaților bolnavi și a trebuit să transformăm le reflectoar în infirmerie pentru orfanii noștri. Se opri în prag ca să-i facă lui Kitty loc să treacă și împreună o pornire de-a lungul coridoarelor albe și răcoroase, urmate de sora San Joseph și de Weddington. Intrară mai întâi într-o încăpere mare și goală, în care mai multe fete chinezoice lucrau la niște broderii foarte complicate. Când vizitatorii intrară în cameră, fetele se ridicară în picioare și mai ca stareță îi arătă lui Kitty diferite modele de broderie. Continuăm să facem treaba asta în ciuda epidemiei, fiindcă le abate gândurile de la pericolul îmbolnăvirii. Intrară apoi într-o altă cameră în care fete mai tinere coseau, tiveau sau însă îi lau și apoi într-o cameră unde erau numai copii mici, supravegheați de o novice chinezoaică. Se jucau zgomotos și când mai maica stareță intră, se îngrămădiră în jurul ei. Câte doi-trei țânci, cu ochii și părul negru, apucare de mână și se ascunseră în poalele rochiei sale. Un zâmbet de încântare ilumină fața gravă și ea îi mângâie dojenindu-i cu vorbe blânde, pe care Kitty, deși nu știa chineza, își dădea seama că sunau asemeni unor alinturi. Se înfioră o clipă, deoarece în micile lor uniforme, slabi, cu pielea lividă, cu nasul turtit, îi se păreau tare ciudați. Maica stareță stătea printre ei asemenea milosteniei însăși. Când voi să plece, copiii nu o lăsară și se agățară de fusta ei, așa că, zâmbind mustrător, trebuie să întrebuințeze cu blândețe forța ca să se elibereze. Copiilor, în orice caz, nu li se părut deloc înfricoșătoare această mare doamnă. Știți, desigur, spuse ea, în timp ce treceau pe un alt coridor, că acești copii sunt orfani doar în sensul că părinții au vrut să scape de ei. Le dăm ceva bani pentru fiecare copil pe care ni-l aduc, altfel nici nu s-ar osteni să vină aici și pur și simplu i-ar arunca. Se întoarse către soră. Astăzi a venit vreunul? întrebă ea. Patru. Acum, cu epidemia de holeră, sunt mai doritori ca oricând să nu fie împovărați de fete care nu le sunt de niciun folos. E arătă lui Kitty dormitoarele și apoi trecură pe lângă o ușă pe care era scris cuvântul infirmerie. Kitty auzi gemete și strigăte puternice și tot felul de sunete scoase de niște oameni care se chinuiau. Nu vă voi arăta infirmeria," spuse maica stareță cu glasul liniștit. Nu e un lucru pe care să vrei să-l vezi." Un gând îi trecu prin minte. Mă întreb dacă doctorul Fein e aici." O privi întrebător pe soră și ea, cu un zâmbet vesel pe față, deschise ușa și se strecură înăuntru. Când ușa se deschise și astfel putu să audă și mai bine tumultul groaznic dinăuntru, Chiti se dădu înapoi. Sora San jozef se întoarse. Nu i-a fost și nu revine decât mai târziu. Ce se aude cu bolnavul de la numărul șase? Povră garson a murit. Mai Maica stareță își făcu cruce și buzele ei se mișcară într-o rugăciune scurtă și tăcută. Trecură printr-o curte, și privirea lui Kitty căzua asupra a două forme prelungi, care zăcea una lângă alta, pe jos, acoperite cu o pânză de bumbac albastră, mai ca să se întoarse către Weddington. Avem atât de puține paturi încât trebuie să punem câte doi bolnavi într-un pat, și în clipa în care moare unul, trebuie să-l scoatem imediat afară ca să facem loc altuia, îi zâmbie însă lui Kitty. Acum o să vă arătăm capela, suntem foarte mândri de ea. Unul dintre prietenii noștri din Franța ne-a trimis de puțină vreme o statuie a Sfintei Fecioare în mărime naturală. Capitolul 43 Capela nu era altceva decât o încăpere joasă și prelungă, cu pereții văruiți în alb și cu mai multe șiruri de bănci de brad. Într-un capăt al încăperii se ridica altarul, în fața căruia era statuia făcută din gips, zugrăvită în culori țipătoare statuia arăta foarte nouă, lucioasă și bătătoare la ochi. În spatele ei era o pictură în ulei, înfățișând răstignirea și pe cele două mari la picioarele crucii, în atitudini de exagerată îndurerare. Desenul era foarte prost făcut și petele întunecate de culoare erau așternute pe pânză de un ochi care habar n-avea de ceea ce înseamnă frumusețea culorii. Pe pereți erau pictate de aceeași mână neinspirată scene ale calvarului. Capela era urâtă și decorația de prost gust. Călugărițele intrând în capelă în genunchiară ca să se roage și apoi ridicându-se, mai ca stare începu să început să-i vorbească lui Kitty. Tot ce se poate sparge când ajunge aici e spart, dar statuia care n-a fost dăruită de către binefăcătorul nostru a venit de la Paris fără nici cea mai mică zgârietură, fără îndoială că e vorba de un miracol. O lucire malițioasă sclipi în ochii lui Weddington, dar omul își ținu gura, Altarul și scenele calvarului au fost pictate de una dintre surorile noastre, sora Saint Anselm. Maica stareță și făcu cruce. Era o adevărată artistă. Din nefericire a căzut victima epidemiei. Nu sunteți de părere că sunt foarte frumoase? Chiti bâigui că da. În fața altarului erau așezate buchete de flori de hârtie și sfeșnicele erau dezolant de împodobite. Avem cinstea de a păstra aici sfânta împărtășanie. Da?" spuse Kitty, neînțelegând despre ce e vorba. În tot timpul acestor teribile greutăți ne-a fost de un mare ajutor. Ieșiră din capelă și se întoarseră în încăperea unde fusese ră la început. Înainte de a pleca, nu ați dori să vedeți pruncii adușați azi dimineață? Da, foarte mult. Mai Maica stareță îi conduse într-o cămăruță aflată de cealaltă parte a coridorului. Pe o masă, sub un cearșaf, se zvârcolea ceva într-un mod ciudat. Sora trase cearșaful și descoperi patru prunci micuți și goi. Erau foarte roșii și dădeau neobosit și caraghios din mâini și din picioare. Fețele lor cât pumnul erau agitate de strâmbături stranii și totuși era ceva neobișnuit de mișcător în înfățișarea lor. Maica stareță se uită la ei cu un zâmbet amuzat pe buze. Par foarte vioi, uneori îi aduc doar ca să moară aici. Desigur, noi îi botezăm de îndată ce vin." Soțului Doamnei o să-i placă, spuse Sora San Josef. Cred că se poate juca ore întregi cu pruncii aceștia. Când încep să plângă, el îi ia și îi ține în brațe, și ei încep să râdă de bucurie. După aceea, Kitty și Weddington se pomeniră la ușă. Kitty mulțumi cu seriozitate mai ci stareță pentru osteneala pe care și-o dăduse cu ei. Calugărița se înclină cu un aer de superioritate demnă și amabilă în același timp. Mi-a făcut o mare plăcere. Nu știți cât de binevoitor a fost soțul dumneavoastră față de noi și cât de mult ne-a ajutat. Sunt bucuroasă că ați venit și dumneavoastră cu el. Când se întoarce acasă, trebuie să fie o mare mângâiere să vă vadă aici cu dragostea și cu... și cu obrazul dumneavoastră dulce. Trebuie să aveți grijă de el și să nu-l lăsați să lucreze prea mult. Trebuie să-l îngrijiți de dragul nostru al tuturora. Kitty Roche nu știa ce să spună. Mai ca să o ținea de mână și în acest timp Kitty simțea ochii aceia reci și gânditori care o priveau cu detașare și totuși cu ceva care părea a fi o profundă înțelegere. Sora San Josef închise ușa după ei și Kitty urcă în lectică. Se întoarseră pe aceleași străzi înguste și întortocheate. Weddington făcu o remarcă întâmplătoare. Kitty nu răspunse. Weddington se uită spre ea, dar perdelele lecticii erau trase și nu putea vedea își continuă drumul în tăcere, dar când ajunseră la fluviu și i-a coborât din lectică, spre surprinderea lui, din ochii femeii, lacrimi curgeau și roaie. Ce s-a întâmplat?" întrebă el cu obrazul încrețit de o expresie de îngrijorare. Nimic." Chit încercă să zâmbească. Prostii. Capitolul 44 Singură din nou în salonul mizer al misionarului mort, întinsă în șezlongul din fața ferestrei, privind cu ochii distrați templul de peste fluviu, acum la căderea serii din nou aerian și atrăgător, Kitty încerca să pună ordine în sentimentele care o frământau. N-ar fi crezut niciodată că vizita aceasta la mănăstire ar putea o mișca până într-atâta. Se dusese acolo din curiozitate, n-avea ce să facă și după ce privise atât de multe zile orașul de peste ape înconjurat de ziduri, n-ar fi refuzat să vadă fie și întreagă străzile lui pline de mister. Dar odată în interiorul mănăstirii, i se păruse a fi pătruns într-o altă lume care, în chip ciudat, nu era localizată nici în spațiu și nici în timp acele camere goale și coridoare albe, austere și simple, păreau a fi însuflețite de ceva îndepărtat și tainic. Capela aceea mică, atât de urâtă și de vulgară, care prin însăși lipsa ei de rafinament îți inspira milă, avea ceva pe care nu-l găseai în măreția unei catedrale, cu toate vitralile și picturile ei. Era foarte umilă, și Evlavia cu care fusese împodobită, afecțiunea cu care era înconjurată, îi dăruiseră o delicată frumusețe spirituală. Felul metodic în care treburile mănăstirii fusese îndeplinite în timpul epidemiei dovedeau un calm în fața primejdiei și un simț practic, aproape ironic, atât era de prozaic, care se arătau a fi profund impresionante. În auzul lui Kitty mai vibrau încă sunetele înspăimântătoare pe care le auzise când, pentru o clipă, sora San Josef se ușa infirmeriei. Modul în care vorbiseră despre Walter era neobișnuit. Mai întâi sora și apoi maica stareță, iar tonul cu care îl lăudase răsuna foarte afectuos. Și lucru ciudat fusese încercată de un ușor fior de mândrie care văzuse că îl prețuiesc atât de mult, și Weddington îi vorbise de unele dintre lucrurile pe care le făcea Walter, dar că lugărițele nu lăudau numai priceperea sa. În Hong Kong știa că era socotit ca un om inteligent. Vorbea în același timp de grija și de delicatețea sa. Desigur că putea fi foarte atent. Cel mai mult se vedea acest lucru când erai bolnav. Era prea inteligent ca să te exaspereze și mângâierile lui erau plăcute, calme și liniștitoare. Prin cine știe ce fel de magie, părea fiind stare să-ți potolească suferința prin simpla sa prezență. Știa că n-avea să mai vadă în ochii lui acea privire de afecțiune cu care odată era atât de obișnuită încât o găsea exasperantă. Știa acum cât de uriașă era capacitatea lui de a iubi. Într-un mod oarecum ciudat, el și-o revărsa asupra acelor bolnavi nenorociți, care n aveau pe nimeni altcineva la care să se uite. Nu era geloasă, dar simțea parcă un gol în suflet. Era ca și cum un sprijin cu care se obișnuise atât de mult încât nici să nu-i mai simtă prezența, îi fusese deodată retras, așa că acum se clătina într-o parte și într-alta, ca un obiect lipsit de reazem. Nu simțea decât dispreț față de ea însăși, pentru că în trecut îl disprețuise pe Walter. El trebuie să fi știut cum îl privea și acceptase aprecierea, fără niciun resentiment. Era o proastă și el o știa, dar fiindcă o iubea, asta nu avea pentru el nicio importanță. Acum nu-l mai ura, nu era supărată, ci se gândea la el cu teamă și nedumerire. Nu putea să nu recunoască însușirile lui deosebite. Uneori se gândea chiar că posedă o ciudată și neatrăgătoare măreție. Era curios așadar că nu-l putea iubi, în timp ce iubea încă un om a cărui nimicnicie era atât de clară. După multă gândire în tot cursul acestor zile îndelungi, Ajunsese să-și dea seama bine câte parale făcea Charlie Townsend. Era un tip comun, și însușirile lui erau de duzină. O numai dar fi putut să-și smulgă din inimă iubirea care mai stăruia în sufletul ei. Încerca să nu se mai gândească la el. Și Weddington avea o părere bună despre Walter. Numai ea singură fusese oarbă și nu-i văzuse meritele? De ce? Din cauza că el o iubea, și ea nu-l iubea. Ce anume în suflet omenesc te face să disprețuiești un om fiindcă te iubește. Dar Weddington îi mărturisise că nu-i plăcea Walter. Bărbații nu-l simpatizau. Era limpede că cele două călugărițe aveau pentru el un sentiment care se asemăna foarte mult cu afecțiunea. Cu femeile era altfel. În ciuda timidității, simțeai la el o fermecătoare duioșie. Capitolul 45 dar în cea mai mare măsură o mișcaseră călugărițele, mai întâi sora San Josef, cu fața ei veselă și obrajii rumeni ca mărul. Ea era una din grupul acela restrâns care venise în China în urmă cu zece ani împreună cu maica stareță și care își văzuse tovarășele murind una câte una din cauza bolii, a lipsurilor și a dorului de casă și totuși rămăsese veselă și fericită. Ce anume o făcea să aibă această fire naivă și fermecătoare? Apoi maica stareță, Îngând, Kitty se văzu stând în preajma ei și din nou o copleși umilința și rușina. Deși era atât de simplă și nepretențioasă, avea o demnitate naivă care inspira respect și nu-ți putea închipui că cineva ar fi în stare să o trateze într-un mod irreverențios. Sora San Josef arătase prin felul în care stătea, prin gesturile cele mai mărunte și prin tonul răspunsurilor ei, profunda supușenie față de stareță iar Weddington, frivolul și necuvinciosul, se vedea după cum vorbea că nu se simțea chiar în largul lui. Kitty se gândea că nu fusese necesar să îi se spună că maica stareță se trage dintr-una din marile familii franceze. În comportarea ei era vizibilă distinția unei vechi stirpe și avea aerul acela de autoritate al celui care nu crede că nu poate fi ascultat. Avea condescendența unei mari doamne și umilința unei sfinte. Fața ei, cu trăsături viguroase, frumoasă și frământată, avea o expresie de austeritate pasionată și în același timp arăta o solicitudine și o duioșie care îi făceau pe copilandria aceea să o înconjoare zgomotoși și fără frică, încredințați de adânca ei dragoste. Când se uitase la cei patru nou născuți, pe fața ei plutise un zâmbet dulce și totuși interiorizat, a unei raze de soare luminând un bărăgan sălbatic și pustiu ce spusese sora San Josef despre Walter, cu atâta nonșalanță, o mișcase pe Kitty într-un chip ciudat. Știa că el voia cu disperare să aibă un copil, dar nu bănuise niciodată din cauza felului său reticent de a fi că era în stare să arate unui copil, fără să fie stânjenit deloc, o duioșie jucăușă și fermecătoare. Cei mai mulți dintre bărbați se purtau prostește și stângaci când aveau de-a face cu un prunc. Ce ciudat era acest lucru! dar în toată această experiență emoționantă existase o umbră norul de argint cu marginile negre stăruitoare și clară care o derutase simțise în sobra veselia sorei San Josef și cu mult mai mult în frumoasa cortoazie a maicii starețe o rezervă care o apăsa Fuseseră prietenoase și chiar cordiale, dar era ceva, nu știa nici ea ce, care le făcea să fie reținute, în așa fel încât își dăduse seama că nu era altceva decât o străină oarecare. Între ea și ele era o barieră. Vorbea o altă limbă, nu numai în vorbe, ci și a inimii. Și când ușa se închise în urma ei, Kitty își dăduse seama că și-o scoseseră cu totul din gândurile lor, până într-atâta încât, reluându-și fără întârziere treburile neglijate, pentru ele ar fi putut să nu fi existat niciodată. Se simțea exclusă, și nu numai din acea săracă mănăstire, ci dintr-o grădină misterioasă, grădina a spiritului, după care tângea cu toată ființa ei. Se simți dintr-o dată singură, așa cum nu se mai simțise niciodată, din acest motiv plânsese. Și acum, dându-și obosită capul pe spate, oftă. O, oh, sunt atât de inutilă! Capitolul 46 În seara aceea, Walter se întoarse la bungalow ceva mai devreme ca de obicei. Kitty era lungită pe șezlong lângă fereastra deschisă. Începuse să se întunece. Nu vrei o lampă?" întrebă el. O să o aducă când o să fie gata cina," Îi vorbea întotdeauna pe un ton indiferent despre lucruri neînsemnate, ca și cum ar fi fost niște cunoștințe oarecare și nimic din felul în care se purta nu lăsa să se vadă că ar nutri vreo intenție față de ea. Niciodată nu îi se uita în ochi și nu zâmbea niciodată. Era politicos într-un mod foarte conștiincios. Walter, ce crezi că ar trebui să facem dacă scăpăm tefer din această epidemie?" îl întrebă ea. Walter așteptă o clipă înainte de a răspunde. Kitty nu-i putea vedea fața nu m-am gândit. Altădată Kitty spunea fără să-i pese tot ce-i trecea prin minte. Nu i-ar fi trecut prin cap că trebuie să se gândească înainte de a vorbi. Dar acum îi era teamă de el. Simțea că îi tremură buzele și inima îi bate în chip dureros. Azi după amiază am fost la mănăstire. Am auzit. Se sili să vorbească, deși abia putea rosti cuvintele. Chiar ai vrut să mor când m-ai adus aici? În locul tău m-aș lăsa pe gubașă, Kitty. Nu cred că o să iasă nimic bun din discuția asta despre lucruri pe care ar fi mai bine să le uităm. Dar tu nu le uiți. Și nici eu. De când am venit, am stat și m-am gândit foarte mult. Nu vrei să asculți ce vreau să spun? Ba da. M-am purtat foarte rău cu tine. Ți-am fost necredincioasă. Walter rămase nemișcat. Imobilitatea lui era ciudat de înspăimântătoare. Nu știu dacă ai să înțelegi ce vreau să-ți spun. Când totul s-a terminat, lucrul acesta nu înseamnă foarte mult pentru o femeie. Cred că femeile n-au înțeles prea bine niciodată atitudinea pe care o au bărbații față de treaba asta. Vorbea precipitat cu un glas pe care cu greu și l-ar fi recunoscut. Știai cine e Charlie și știai ce avea să facă. Ei da, ai avut dreptate. E un om de nimic. Cred că nu m-ar fi atras dacă nu eram atât de nimic ca și el. Nu te rog să mă ierți. Nu te rog să mă iubești așa cum mă iubeai. Dar nu am putea fi prieteni? Când oamenii mor cu miile în jurul nostru și călugărițele acelea la mănăstire Ce-au ele de-a face cu treaba asta, întrerupse Walter? N-aș putea să-ți explic prea bine. Când m-am dus azi acolo, m-am simțit cuprinsă de un sentiment ciudat. Totul părea să aibă o atât de mare importanță. Totul era atât de grozav și abnegația lor e extraordinară. Nu mă pot opri să nu mă gândesc că e absurd și fără rost dacă înțelegi ce vreau să spun, să fie abătut din cauza că o femeie fără minte te-a înșelat. Sunt cu mult prea neînsemnată pentru tine ca să-mi acorzi cel mai mic gând." Walter nu-i răspunse, dar nici nu se clinti de la locul lui. Părea să aștepte să continue. Domnul Weddington și călugărițele mi-au spus lucruri admirabile despre tine. Sunt foarte mândră de tine, Walter." Nu era întrecut. De obicei mă disprețuiai. Nu mă mai disprețuiești?" Nu știi că mi-e teamă de tine?" Walter tăcu din nou. Nu te înțeleg," zise el în cele din urmă. Nu știu ce vrei. Nimic pentru mine. Vreau doar să fii mai puțin nefericit." Simți că Walter se îmbățoșează și glasul lui fu foarte rece când îi răspunse. Greșești dacă crezi că sunt nefericit. Am prea mult de lucru ca să mă pot gândi la tine prea des." Mă întreb că femeile acelea de la mănăstire mi-ar da voie să mă duc să lucrez. Duc o foarte mare lipsă de oameni și dacă aș putea fi de vreun ajutor, le-aș fi recunoscătoare. Nu e o muncă nici ușoară și nici plăcută. Nu cred să te amuze foarte multă vreme. Chiar mă disprețuiești cu totul, Walter? Nu. Ezitase și glasul lui sună ciudat. Mă disprețuiesc pe mine însumi. Capitolul 47 Era după cină. Ca de obicei, Walter stătea și citea la lumina lămpii. Citeam fiecare seară până când Kitty se ducea la culcare și apoi trecea în laboratorul pe care și-l amenajase într-una din camerele goale ale bungaloului. Acolo lucra până noaptea târziu. Dormea puțin. Era ocupat cu niște experiențe de care Kitty nu știa nimic. Nu-i spunea deloc la ce lucrează, dar și în trecut fusese rezervat în legătură cu acestea, nefiind prea expansiv din fire. Kitty se gândea mereu la ce-i spusese mai înainte. Convorbirea nu dusese la nimic. Îl cunoștea atât de puțin încât nu știa sigur dacă îi spusese adevărul sau nu. Era posibil ca în timp ce el exista pentru ea într-un mod atât de apăsător, ea să fi încetat cu totul să existe pentru el? Conversația ei care altă dată îl distra pentru că o iubea, acum că nu mai iubea, putea pur și simplu să-l plictisească, se simțea umilită. Se uită la el. Lumina lămpiei accentua profilul ca într-un medalion. Cu trăsăturile regulate și fiind modelate, Walter arăta foarte distins, dar era mai mult decât sever, era sumbru. Imobilitatea aceea a lui, numai ochii se mișcau citind pagina după pagină, era vag îngrozitoare. Cine ar fi crezut că fața aceasta dură ar putea căpăta, datorită pasiunii, o asemenea expresie de afecțiune? Ea o știa, și aceasta trezea în ea un fior de dezgust. Era ciudat că, deși era drăguț și cinstit, un om de încredere și talentat, îi fusese cu neputință să-l iubească. Era bucuroasă că nu mai avea să suporte niciodată mângâierile lui. El nu-i răspunsese când îl întrebase dacă Silindo să vină acolo, voise chiar să o ducă la moarte. Misterul pe care îl ascundea această călătorie o fascina și o îngrozea. Era de necrezut că ar fi putut totuși avea o intenție atât de diabolică. Probabil îi spusese asta numai ca să o înspăimânte și să se răzbune pe Charlie. Asta s-ar fi potrivit cu umorul lui sardonic. Și apoi, din încăpățânare sau de teama de a nu părea caragios, stăruise să meargă până la capăt. Da, a mărturisit că se disprețuiește, dar ce-a vrut să spună cu aceasta? Kitty se uită din nou la fața lui calmă și rece. Ar fi putut să nici nu fie în cameră, atât de insensibil era la prezența ei. De ce te disprețuiești? Întrebă ea abia dându-și seama că vorbește, ca și cum ar fi continuat fără nicio întrerupere conversația de mai înainte. Walter puse jos cartea și se uită la ea gânditor. Părea să-și adune gândurile de undeva de departe, fiindcă te-am iubit. Kitty se înroși și se uită într-altă parte. Nu putea să-i suporte privirea rece, fermă și scrutătoare. Kitty înțelese ce voia să spună. Trecu un timp înainte de a-i răspunde. Cred că mă nedreptățești," spuse ea, nu e drept să-mi faci reproșuri, fiindcă am fost proastă și frivolă și vulgară. Am fost crescută așa. Toate fetele pe care le cunosc sunt așa. E ca și cum ai reproșa unui afon că se plictisește la un concert simfonic. E drept să mă învinovățești pentru că mi-ai presupus calități pe care nu le am? N-am încercat niciodată să te înșel, prefăcându-mă că eram ce nu eram. Eram doar o fată veselă și drăguță." Nu cauți un colier de perle sau un mantou de zibelină într-o dugheană de bâlci. Cauți doar o trompetă de tinichea și un balon. Nu te învinovățesc pe tine. Glasul lui era obosit. Kitty începuse să devină cam nerăbdătoare. De ce nu putea să-și dea seama ceea ce i-a păruse dintr-o dată atât de clar, că pe lângă teroarea morții sub a cărei umbră se aflau și pe lângă respectul pentru frumusețea pe care o întrezărise în dimineața acelei zile, Propriile lor treburi erau neînsemnate. Ce importanță avea cu adevărat dacă o femeie proastă devenise adulteră, și de ce soțul ei, față în față cu sublimul, trebuia să se gândească măcar o clipă la așa ceva? Era ciudat că o altă cu toată inteligența lui avea într-o atât de redusă măsură simțul proporțiilor. Faptul că îmbrăcase o păpușă în rochii somtoase și o așezase într-un sanctuar ca să o adore și după aceea descoperise că păpușa era umplută cu tărâțe, nu și-l putuse ierta nici lui, nici ei. Sufletul lui era sfâșiat, trăise din iluzii și când adevărul le spulberase, îi se păruse că realitatea însă și-a fost spulberată. Era adevărat, n-avea să o ierte pentru că nu se putea ierta pe sine însuși. I se păru că-l aude oftând ușor, și se uită repede spre el. Un gând o fulgeră deodată și îi tăie respirația. Abia se putu stăpâni să nu țipe. Cum se numea asta? Inima zdrobită. Oare din cauza asta suferea el? Capitolul 48 În tot cursul zilei următoare, Kitty se gândi la mănăstire. A doua zi de dimineață, de vreme, după ce plecă Walter, o luă pe ama cu ea ca să-i procure o lectică și traversă fluviul. Abia se făcuse ziua și oamenii care se înghesuiau pe bac, unii în haine țărănești de bumbac albastru, alții în robele negre ale oamenilor cu stare, aveau o stranie învățișare de morți, purtați peste apă spre lumea umbrelor. Când pășeau pe mal, rămânea o clipă la debarcader, nesigur ca și cum n-ar fi știut prea bine unde să se ducă, apoi ezitând o porneau câte doi, câte trei în sus pe povârniș. La ora aceea, străzile erau foarte pustii, așa că mai mult ca oricând orașul părea un lăcaș al morții. Trecătorii avea un aer preocupat încât ai fi putut aproape să-i crezi niște fantome. Cerul fără nori și soarele revărsa o dulceață celestă asupra locurilor. Era greu să-ți imaginezi în dimineața aceea veselă, proaspătă și zâmbitoare că orașul zăcea horcăind, ca un om a cărui viață era sugrumată de mâinile unui dement în ghearele întunecate ale molimei. Era de necrezut că natura, seninul cerului, era limpede ca sufletul unui prunc, să fie atât de indiferentă când oamenii se zbăteau în agonie și mergeau spre moarte copleșiți de spaimă. Când lecticile fură puse jos la ușa mănăstirii, un cerșător se ridică și cerului Kitty să-i dea ceva de pomană. Era îmbrăcat în niște zdrențe decolorate care păreau adunate de pe o grămadă de gunoi și printre rupturi se vedea pielea aspră, brobonată și tăbăcită ca de țap. Picioarele goale erau subțiratice și omul cu claie de păr cărunt și aspru, cu obrajii scofâlciți și cu ochii rătăciți, arăta ca un nebun. Kitty și întoarse capul îngrozită și plină de repulsie, iar purtătorii de lectică îi spuse răcerșetorului pe un ton aspru să plece. El însă stăruia și ca să scape, Kitty înfiorându-se îi dădu câțiva bani. Ușa se deschise și Ama spuse că doamna Fein voia să o vadă pe maica stareță fu condusă din nou în camera aceea severă în care se părea că geamurile niciodată n-au fost deschise și aștepta acolo atât de mult încât era să creadă că maica stareță nu fusese anunțată. În cele din urmă o văzui intrând în cameră. Vă rog să mă iertați că v-am făcut să mă așteptați," spuse ea, nu vă așteptam și eram ocupată. Iertați-mă că vă deranjez, mi-e teamă că am venit într-un moment nepotrivit." Maica stareță îi zâmbi, zâmbetul era reținut, dar atrăgător și o rugă să ia loc. Kitty observă că ochii călugăriței erau umflați. Plânsese. Kitty era uimită, deoarece avusese impresia că maica stareță era o femeie pe care necazurile pământești nu puteau să o miște prea mult. Mi-e teamă că s-a întâmplat ceva în găimăia. N-ar fi mai bine să plec, pot veni altă dată. Nu, nu, spuneți-mi ce pot face pentru dumneavoastră. S-a întâmplat însă că una dintre surorile noastre a murit noaptea trecută. Glasul ei se frânse deodată și ochii se umpluseră de lacrimi. Păcătuiesc, gelindo, fiindcă știu că sufletul ei, simplu și bun, s-a dus de-a dreptul la ceruri, dar e greu să-ți stăpânești slăbiciunile. Tare mi-e teamă că nu sunt întotdeauna rezonabilă. Îmi pare rău, îmi pare rău, spuse Kitty. Simpatia ei promptă o făcu pe maica stareță să suspine. Era una dintre surorile cu care am venit împreună din Franța în urmă cu zece ani. Acum n-am mai rămas decât trei. Îmi aduc aminte, stăteam într-un mic grup la capătul vasului, prora, cum mi se spune. Și când am ieșit din port, la Marsilia, și am văzut statuia de aur a Sfintei Marii de la Gras, am rostit împreună o rugăciune. De când m-am călugărit, dorința mea, cea mai fierbinte, a fost să mi se dea voie să vin în China, dar când am văzut că pământul se îndepărtează, nu m-am putut stăpâni să nu plâng. Eram stareță și nu era un exemplu foarte bun acela pe care îl dădeam surorilor mele. Și atunci, sora San Francis Xavier, așa o chema pe sora care a murit noaptea trecută, m-a luat de mână și mi-a spus să nu plâng, deoarece oriunde am fi, ea, e și Franța cu noi. Fața aceea frumoasă și severă era frământată de durerea pe care firea omenească o stârnea ea și de strădania de a opri lacrimile pe care rațiunea și credința ei le respingeau. Kitty se uită într altă parte. Simțea că nu se cuvine să privească această luptă. I-am scris tatălui ei. Sora ca și mine era singura la părinții. O familie de pescari din Bretania. Le va fi foarte greu. O, oh, când va lua sfârșit această groaznică epidemie?" Două din fetele noastre s-au îmbolnăvit azi dimineață și numai o minune le poate salva. Pierderea sorei San Francis e foarte grea. Sunt atât de multe de făcut și suntem acum mai puține ca oricând ca să le mai putem face față. Mai sunt surori de ale noastre în alte lăcașuri din țară care ar dori să vină aici. Întreg ordinul nostru ar da, cred, orice pe lume ca să poată veni aici, dar asta înseamnă o moarte aproape sigură și atâta vreme cât putem să o scoatem la capăt cu surorile pe care le avem, nu doresc ca și altele să fie sacrificate. Asta mă încurajează, mă mer, spuse Kitty. Am crezut că am venit într-un moment foarte nefericit, Spuneți ieri că aveți de lucru mai mult decât sunt în stare surorile să muncească și mă întrebam dacă mi-ați îngăduit să vin să le ajut. N-are importanță ce voi face, totuie să fiu de folos. V-aș mulțumi dacă m-ați spune fie chiar să spăl și podelele." Maica stareță zâmbi amuzată și Kitty fu uimită de acest temperament mobil, care ar putea trece atât de ușor de la o dispoziție la alta. Nu-i nevoie să spălați podelele." Se opri și se uită duios la Kitty. Draga mea copilă, nu crezi că ai făcut destul venind aici cu soțul dumitale? Multă soțină ar fi avut curajul să facă asta și în ceea ce privește restul, cum ai putea fi mai util ocupată decât asigurându-i liniștea și odihna atunci când se întoarce acasă după o zi de muncă? Crede-mă, are nevoie de toată dragostea dumitale și de întreaga dumitale atenție. Lui Kitty îi veni greu să se uite în ochii aceia care o priveau scrutând-o cu detașare și cu o bunăvoință ironică. N-am nimic de făcut de dimineață până seara, zise Kitty. Am sentimentul că e atât de mult de făcut, încât nu pot suporta gândul să stau degeaba. Nu vreau să supăr pe nimeni, și știu bine că n-am drept nici la bunăvoința dumneavoastră, și nici să vă răpesc timpul, dar vorbesc cu toată seriozitatea, și mi-ați face un mare bine dacă m-ați lăsa să vă ajut într-un fel nu par prea rezistentă. Când ne-ai făcut plăcerea de a veni să ne vezi al mi s-a părut că erai foarte palidă. Sora San Josef a crezut că ești poate însărcinată. Nu, nu, strigă Kitty înroșindu-se până la rădăcina părului. Mai ca stare să ușor, argintiu. N-ai de ce să-ți fie rușine, draga mea copilă. Nu e nimic nefiresc în această presupunere. De cât timp ești căsătorită? Sunt foarte palidă, fiindcă așa sunt de felul meu, dar sunt foarte rezistentă și vă promit că nu-mi e teamă de muncă." Mai Maica stareță redevenise total stăpână pe sine. În mod inconștient își relua atitudinea obișnuită de autoritate și o privi pe Kitty scrutător măsurând-o. Kitty se simți peste măsură de intimidată. Știi să vorbești chinezește?" Îmi pare rău, dar nu știu," răspunse Kitty ah, ce păcat! Aș fi putut să-ți dau în grijă fetele mai mari. Acum e foarte greu și mi-e teamă că o să... cum se spune... că o să ne scape din mână încheie ea pe un ton nesigur. N-aș putea ajuta surorile la îngrijirea bolnavilor? Nu mi-e frică deloc de holeră. Aș putea îngriji fetele sau pe soldați. Maica stareță, fără să zâmbească deloc cu o expresie meditativă pe față, clătină din cap. Dumneata nu știi ce e holera. E groaznic numai să te uiți la bolnavi. Lucrul la infirmierie e făcut de soldați și avem nevoie de o soră numai ca să supravegheze ce fac ei. Iar cât privește fetele, nu, nu, sunt sigură că soțul dumitale nu o să vrea. E un spectacol îngrozitor, înspăimântător. O să mă obișnuiesc cu timpul. Nu, e exclus. E treaba și privilegiul nostru de a face asemenea lucruri, dar nimic nu te obligă pe dumneata să faci așa ceva. Mă faceți să mă simt cu totul inutilă și neputincioasă. Mi se pare de necrezut să nu existe ceva ce aș putea face. Ai vorbit cu soțul dumitale despre dorința aceasta? Da. Mai Maica stareță se uită la ea ca și cum ar fi scormonit în tainițele sufletului ei, dar când văzu privirea neliniștită și rugătoarea a lui Kitty, zâmbi. Sigur că ești protestantă, spuse ea. Da. Nu-i nimic. Dr. Watson, misionarul care a murit, era și el protestant și n-a avut nicio importanță. A fost foarte drăguț cu noi. Îi suntem profund îndatorate și recunoscătoare. Acum, pe fața lui Kitty, trecu umbra unui zâmbet, dar nu spuse nimic. Mai ca stare, să se gândească la ceva, să ridicăm picioare. E foarte frumos din partea dumitale. Cred că voi putea găsi ceva de lucru pentru dumneata. E adevărat că acum, dacă sora San Francis ne-a fost luată, ne e imposibil să facem față muncii. Când vei fi gata să începi? Acum. A la bonheur. Mă bucur să te aud vorbind așa. Vă promit că voi face tot ce-mi stă în putință. Vă sunt foarte recunoscătoare pentru posibilitatea pe care mi-o dați. ca stareță deschise ușa camerei de primire, dar când să iasă, șovăi. Se uită încă o dată la Kitty îndelung, scrutător și pătrunzător, apoi îi atinse ușor brațul. Să știi, copila mea, că pacea nu-ți o poți găsi în muncă sau în plăceri, în lume sau într-o mănăstire, ci numai în propriul tău suflet. Kitty trăsări ușor, dar mai ca stareță, ieși repede din cameră. Capitolul 49 Munca se dovedi pentru Kitty a fi un mijloc de înviorare spirituală. Se ducea la mănăstire în fiecare dimineață, puțin după răsăritul soarelui, și nu se întorcea la bungalou până ce soarele în amurg nu scăldea într-o lumină aurie fluviul și joncile îngrămădite pe apă. Mai ca stareță îi dăduse în grijă copiii mai mici. Mama lui Kitty venise la Londra cu un simț practic gospodăresc format în Liverpoolul ei de baștină și Kitty, în ciuda aparenței ei de frivolitate, avusese întotdeauna unele talente la care se referea cu ironie. Știa să gătească destul de bine și știa să coasă frumos. Când își dezvăluia acest talent, fu pusă să aibă grijă de lucrul de mână al fetelor mai tinere. Știa puțin franceza și în fiecare zi a învățat câteva cuvinte chinezești așa că nu-i venea greu să se descurce. Alteori trebuia să aibă grijă de copiii mici, să nu facă vreo poznă. Trebuia să-i îmbrace și să-i dezbrace și să-i pună să se odihnească atunci când era necesar. Erau foarte mulți prunci și de ei aveau grijă câteva ama, dar fusese rugată să le supravegheze. Nimic din ce făcea nu era deosebit de important și ar fi vrut să facă o treabă care să fie mai grea. Mai ca stareță, nu dădea însă nicio atenție rugăminților ei și Chiti o respectant de ajuns de mult ca să nu stăruie. În primele zile trebuie să facă un oarecare efort ca să-și învingă vaga silă pe care o simțea când se uita la fetițele acelea, îmbrăcate în uniformele lor urâte, cu părul lor negru și țeapăn, cu fețele lor rotunde și galbene, și cu ochii lor fix și negri ca porumbă dar își aduse aminte de privirea duioasă care o transfigurase atât de mult pe maica stareță în ziua în care venise pentru prima dată la mănăstire și o văzuse înconjurată de micuții aceia, așa că nu și îngăduia să se lase dominată de porniri ne la locul lor. Și acum, luând în brațe una sau alta dintre făpturile acelea micuțe care plângeau din cauza că au căzut sau că le ieșeau dinții și descoperind că o vorbă mângâietoare, chiar într-o limbă pe care copilul nu o putea înțelege, îmbrățișarea mâinilor și moliciunea obrazului ei lipit de fața aceea plăpândă care plângea, puteau ajuta și consola, începu să nu mai aibă deloc acel sentiment de înstrăinare. Copiii mici, fără să se teamă, veneau la ea cu necazurile lor copilărești și îi făcea o deosebită plăcere să dezlușească în asta încrederea pe care îi o arătau. Același lucru se petrecea și cu fetele mai mari, cu acelea pe care le învăța să coase. Zâmbetul lor luminos și inteligent și plăcerea pe care l putea face cu un cuvânt de laudă o mișcau. Simțea că le place și măgulită și mândră ținea și ea la ele. Dar exista un copil cu care nu se putea obișnui, o fetiță de șase ani, o idiotă cu un cap mare de hidrocefal, care se clătina greoi pe un trup mic și îndesat, care avea ochi mari și goi și o gură din care curgeau bale. Spunea cu glasul răgușit câteva cuvinte bolborosite. Era o făptură respingătoare și oribilă și, din cine știe ce motiv, avea un atașament stupid pentru Kitty, așa că o urmărea când trecea dintr-un colț într-altul al camerei acelei mari Se agăța de fusta ei și își freca obrazul de genunchi ei căutând să-i mângâie mâinile. Kitty se cutrămura dezgustată. Știa că fata tânjește să fie mângâiată, dar nu se putea hotărâ nici măcar să o atingă. Odată vorbind despre asta cu sora San Josef, îi spusese că era mare păcat că fetița trăia. Sora San Josef zâmbi și întinse mâna spre ființa aceea diformă care veni să-și frece fruntea proeminentă de mâna sorei. Sărman copilaș, zise călugărița, a fost adus aici pur și simplu pe moarte. Prin grija providenței eram la ușă tocmai când a venit. M-am gândit că nu-i niciun moment de pierdut, așa că am botezat-o imediat. Nici nu știți cât ne-am chinuit ca să o ținem în viață. De trei sau patru ore am crezut că moare. Kitty cu. Sora San Josef, volubilă precum îi era felul, început să flecărească, spunând vrute și nevrute. Și a doua zi, când fetița a venit la ea și i-a atinse mâna, Chiti se strădui să-i mângâie craniul acela mare și chel. Se sili să zâmbească. Deodată însă copila, cu o perversitate maladivă, o părăsi, părând a fi pierdut orice interes pentru ea și în ziua aceea, ca și în zilele următoare, nu i-mai dădu nicio atenție. Kitty nu știa ce făcuse ca să o îndepărteze și încercă să atragă fetița prin zâmbete și gesturi, dar copila se uita în altă parte și se făcea că nu o vede. Capitolul 50 Deoarece călugărițele erau ocupate de dimineață până seara cu o sută de treburi, Kitty nu le vedea decât la slujbă, în capela aceea pustie și umilă. În prima zi, maica stareță zărindu-o așezată în spatele fetelor care stăteau în bănci, potrivit vârstei lor, se opri și îi vorbi. Nu trebuie să crezi că e nevoie să vii la capelă când venim și noi," îi spuse ea. Ești protestantă și ai convingerile dumitale." Dar îmi place să vin, maică, mi-am dat seama că mă odihnește." Maica stareță o privi pentru o clipă și înclină ușor capul. Desigur, fă cum dorești. Voiam doar să știi că nu ești supusă niciunor obligații. Cu sora San Josef deveni însă foarte curând, dacă nu intimă, totuși prietenă. Administrația întregii mănăstiri era în seama ei, și asigurarea bunăstării acestei mari familii o ținea în picioare toată ziua. Sora spunea că singurul timp pe care îl avea pentru odihnă era cel închinat rugăciunii dar îi plăcea spre seară când Kitty era cu fetele la lucru să vină și spunând că era grozav de obosită și nu avea nicio clipă de pierdut, să stea câteva minute la taifas. Când mai stareță nu era de față, sora era o ființă vorbăreață și veselă, care îi plăcea o glumă și care ea nu-i displăcea puțină bârfeală. Lui Kitty nu era deloc teamă de ea și felul ei nu o împiedica pe sora San Josef să se poarte ca o femeie simplă și de treabă și să pălăvrăgească bucuroasă. Cu ea Kitty nu se jena deloc să se vadă cât de prost vorbește franceza și râdeau amândouă de greșelile lui. Sora învăța în fiecare zi câteva cuvinte chinezești folositoare. Era fica unui fermier și în sufletul ei rămăsese o țărancă. Când eram mai mică, pășteam vitele, îi spunea ea, ca Ioana Dark, numai că eu n-am avut viziuni. Din fericire, fiindcă dacă le-aș fi avut, cred că tatăl meu m-ar fi bătut cu biciu. Mă bătea des cu biciu, pietul de el, căci eram o fată tare rea. Mi-e rușine câteodată când mă gândesc ce șoti făceam atunci. Kitty râdea când se gândea că această călugăriță grasă, între două vârste, a putut fi vreodată un copil rău. Și totuși ceva copilăresc mai stăruia în purtarea ei, așa încât ți încânta inima. O mirasmă de câmpie părea să o înconjoare, ca atunci când merii sunt încărcați de roade și recolta e la adăpost în hambar. Sora nu avea sfințenia tragică și austera a maicii starețe, fiind caracterizată mai degrabă printr-o veselie simplă și fericită. Nu dorești niciodată să te întorci din nou acasă, ma o întrebă Kitty. O, nu, mi-ar fi greu să mă întorc. Mi-e drag să fiu aici și nu sunt niciodată atât de fericită ca atunci când sunt cu orfanii aceștia. Sunt atât de buni și atât de recunoscători, dar chiar că lugăriță nu poți uita totuși că ai o mamă, că ai sub laptele de la sânul ei. E bătrână mama mea și mi-e greu să mă gândesc că nu o să mai văd niciodată. Dar nora sa e dragă și fratele meu se poartă frumos cu ea. Fiul lui trebuie să fie mare acum și cred că-s bucuroși să aibă încă o pereche de brațe puternice la fermă. Când am plecat din Franța era un copil, dar promitea să aibă un pumn cu care să poată dobori un bou. Era aproape imposibil în camera aceea liniștită, ascultând-o pe sora San Josef. Să-ți închipui că, dincolo de cele patru ziduri, holera făcea ravagii. Sora avea un calm care se transmitea și lui Kitty. Avea o curiozitate naivă cu privire la lumea din afară și la oamenii care o populau îi punea lui Kitty tot felul de întrebări despre Londra și Anglia, o țară unde credea ea ceața era atât de deasă încât nu-ți puteai vedea nici mâna în miezul zilei și voia să știe dacă Kitty se ducea la baluri și dacă locuia într-o casă mare și câți frați și câte surori avea. Vorbea des despre Walter. Maica stareță spunea că e un om minunat și se ruga în fiecare zi pentru el. Cât de fericită era Kitty că avea un soț atât de bun, de brav și de priceput. Capitolul 51 Dar mai devreme sau mai târziu, sora San Josef aducea vorba despre Maica stareță. Kitty fusese conștientă de la început că personalitatea acestei femei domina mânăstirea. Maica stareță era privită de toți cei care stăteau acolo cu dragoste și cu admirație, dar fără îndoială și cu respect și puțină teamă. În ciuda blândeții ei, Kitty se simțea ca o școlăriță în fața sa. Niciodată nu se simțea în largul ei când era cu maica stareță. O încerca un sentiment atât de ciudat încât o stânjenea. Venerație! Sora San Josef, dintr-o dorință sinceră de a o impresiona, îi spusese lui Kitty cât de mare era familia din care făcea parte maica stareță. Printre strămoșii ei se numărau figuri de importanță istorică și era un peu cousin, cu jumătate din regii Europei. Alfonso al Spaniei vânase pe domeniile tatălui ei și aveau de château prin toată Franța. Trebuie să fi fost greu să renunți la atât de multă bogăție. Kitty asculta zâmbind, dar nu era impresionată deloc. Durest, n-ai decât să te uiți la ea, spunea sora, ca să-ți dai seama că confamii se le desu du de panier. Are mâinile cele mai frumoase pe care le-am văzut vreodată, spuse Kitty. O, oh, dacă ai ști cum și le-a folosit, nu e deloc teamă să muncească. Nu trebuie -bon mer. Când sosiseră în oraș, nu exista nimic. Ele clădiseră mănăstirea, mai ca stareță, făcuse planurile și supraveghease munca de construcție. Din momentul în care sosiseră o și pornire să salveze sărmanele fetițe nedorite de turnul pruncilor și de mâinile crude ale moașelor. La început nu aveau paturi în care să doarmă și geamuri care să le ferească de răcoarea nopții și nu exista nimic care să fie mai nesănătos, zicea sora. Și adeseori nu mai aveau bani, nu numai ca să plătească zidarii, ci pur și simplu ca să-și cumpere de mâncare. Trăiau ca țăranii. Dar ce spunea ea? Țăranii din Franța, oamenii care lucrau la tatăl ei, ar fi aruncat la porci mâncarea pe care o mâncau ele. Și atunci mai maica stareță le aduna în jurul ei și în îngenuncheau și se rugau. A doua zi sosea prin poștă o mie de franci sau câte un străin, un englez, un protestant, mă rog, sau un chinez bătea la ușă chiar când ele se rugau în genunchi și le aduceau un dar oarecare. Odată fuseseră în asemenea strâmtoare încât făcuseră toate un legământ față de Sfânta Fecioară că vor avea Odată fuseseră în asemenea strâmtoare, încât făcuseră toate un legământ față de Sfânta Fecioară, că vor spune o novenă, în cinstea ei, dacă avea să le ajute și ce să crezi. Domnul acesta Nostim, Weddington, veni să ne vadă a doua zi și, spunându-ne că arătăm ca și cum am avea nevoie de o mâncare bună, ne dărui o sută de dolari. Ce omuleț amuzant e cu capul lui Chiel, cu ochișorii lui și reți și cu glumele lui! Mon Dieu, cum stâlcește limba franceză și totuși nu pot să nu râs de el. Și întotdeauna e bine dispus. În tot timpul acestei oribile epidemii, el s-a purtat ca și cum ar fi fost în vacanță. Are un suflet cu adevărat de francez și un umor care te face cu greu să crezi că e englez, cu excepția accentului. Dar sora San Josef credea că el vorbea stâlcit în adins ca să te facă să râzi. Desigur, moralmente cam lasă de dorit. Totuși, asta e treaba lui. Aici un oftat, o înălțare din numeri și o clătinare a capului. Și apoi e burlac și e tânăr. Dar ce-a făcut domnul Weddington, masăr?" întrebă Kitty zâmbind. Cum se poate să nu știi? Fac un păcat să vă spun. Nu-i treaba mea să mă amestec în asemenea lucruri. Domnul Weddington trăiește cu o chinezoaică. Adică nu cu o chinezoaică, ci cu o manciuriană. După cât se pare o prințesă care iubește la nebunie. N-ați auzit când ați venit pentru prima dată la mănăstire și când el n-a mâncat madlenele pe care le făcusem anume, că notre bon mer spunea că stomacul lui e ruinat de bucătăria manciuriană? Asta voia să spună și trebuia să fi văzut ce mutra a făcut el. E o poveste oricum de ajuns de ciudată. După cât se pare, el era la Hankou, în timpul Revoluției, când îi masacrau pe manciurieni și omulețul ăsta de treabă a salvat viața uneia din marile lor familii. Sunt rudiți cu familia imperială. Fata s-a îndrăgostit nebunește de el. E bine, restul vi-l puteți imagina. Și apoi, când a plecat din Hankou, fata a fugit. Și l-a urmărit și acum îl urmează pretutindeni și el a trebuit să se resemneze și să o accepte, sărmanul om. Și aș zice că ține foarte mult la ea. Aceste femei manciuriene sunt foarte atrăgătoare. Dar ce mai trece prin minte? Am o mie de lucruri de făcut și eu stau aici mi rușine de mine însă. Capitolul 52 Kitty avea sentimentul ciudat că se maturizează. Faptul că era ocupată în mod permanent îi înviora gândurile și posibilitatea de a cunoaște frânturi din viața altora și altfel de concepții decât ale ei îi stimulau imaginația. Începu să-și revină. Se simțea mai bine și mai puternică. I se păruse că nu poate face altceva decât să plângă. Dar spre mirarea ei și nu mai puțin încurcarea ei, se surprinsese râzând de un lucru sau de altul. Începu să-i se pară cu totul firesc să trăiască în mijlocul unei teribile epidemii. Știa că oamenii mor în jurul ei, dar încetă să se mai gândească atât de mult la asta. Maica stareță îi interzisese să intre în infirmerie, și ușile închise îi atâtau curiozitatea. Ar fi vrut să-și arunce ochii să vadă ce se întâmplă înăuntru, dar nu putea să o facă fără să fie văzută, și nu știa cum ar fi pedepsit-o Maica stareță. Ar fi fost groaznic să o dea afară. Se devotase îngrijirii copiilor și le-ar fi lipsit dacă ar fi plecat. De fapt, nici nu știa ce ar fi putut face fără ea. Și într-o zi îi trecu prin minte că nici nu se mai gândise la Charlie Townsend și nici nu-l mai visase de o săptămână. Inima mai bătu de îndată cu putere, era vindecată. Se putea gândi acum la el cu indiferență. Nu-l mai iubea. O oh, ce ușurare și ce sentiment de eliberare. Era ciudat când își amintea cât de pasionat îl dorea. I se părea că o să moară când nu-l vedea. Credea că viața de aici înainte nu are să-i mai ofere nimic altceva decât nefericire. Și acum iată că și râdea, o ființă de nimic. Cum se prostise singură, judecându-l calm, se întreba ce văzuse oare la el. Din fericire, Weddington nu știa nimic, n-ar fi putut suporta niciodată privirile lui malițioase și aluzile lui ironice. Era liberă, în cele din urmă liberă. Abia se putea stăpâni să nu râdă singură. Copiii se jucau zburdalnici și se obișnuise să-i vegheze cu un zâmbet înțelegător, potolindu-i când făceau prea mult zgomot și având grijă ca niciunul să nu se lovească. Neastâmpărați cum erau, acum însă simțindu-se la fel de tânără ca și ei, intră în joc. Fetițele o primiră cu mare bucurie, se fugăreau prin cameră, țipând, cât le ținea gura cu glasul lor ascuțit într-o veselie nesăbuită și aproape sălbatică. Erau atât de înfierbântate încât săreau în sus de bucurie. Zgomotul pe care îl făceau era teribil. Deodată ușa se deschise și mai maica stareță se ivi în prag. Kitty rușinată se desprinse din brațele a douăsprezece fete care țipând amarnic o prinseseră. Așa-i ții pe copiii aceștia cu minți și liniștiți?" o întrebă maica stareță cu zâmbetul pe buze. Ne jucam și s-au înfierbântat, e greșeala mea, eu i-am încurajat." Maica stareță făcu câțiva pași, și, ca de obicei copiii se strânseră în jurul ei. Luându-i de umerii lor înguști, maica-i trase în joacă de urechi. Se uită la Kitty lung și mângâietor. Kitty era îmbujorată și îi respira agitat. Ochii ei înrăurați străluceau și părul ei frumos, răvășit de joacă și veselia aceea, era într-o fermecătoare dezordine. Che vous êtes belle, ma chère enfant, spuse maica stareță, alin inima când ești privită. Nu-i de mirare că te adoră copiii. Kitty se înroși foarte tare și, fără să știe de ce, lacrimi se i viră în ochi. Își acoperi obrazul cu mâinile. O, oh, maică, m-ați făcut să mă rușinez de mine însămi. Hai, nu fi proastă! Frumusețea este și ea un dar al Domnului, unul dintre cele mai rare și mai prețioase și ar trebui să fim recunoscători dacă suntem atât de fericite că l-am căpătat, iar dacă nu, pentru că alții l au spre plăcerea noastră. Zâmbi din nou și ca și cum Kitty ar fi fost și ea un copil, o mângâie pe bărbia catifelată. Capitolul 53 De când lucra la mănăstire, Kitty nu-l mai vedea atât de des pe Wellington, de vreo două sau trei ori venise la malul fluviului ca să o întâmpine și apoi urca să rădealul împreună. Intra să bea un whisky, dar rare ori rămânea la masă. Într-o duminică îi propuse să ia mâncare cu ei și apoi să meargă cu lectica la o mănăstire budistă. Mănăstirea se afla la vreo zece mile și avea faima unui loc de pelerinaj. Maica stareță, care stăruia ca să aibă o zi de odihnă, nu o lăsa pe Kitty să lucreze duminica și Walter, ca de obicei, era ocupat. O porniră de vreme ca să ajungă înainte de a se ridica arșița zilei și trecură cu lectica de-a lungul unei poteci înguste care străbătea ogoarele de orez. Din când în când treceau pe lângă case atrăgătoare de țară, cuibărite într-o atmosferă de tihnă și liniște în de bambus. pe Pechitio încântau clipele acestea de odihnă. După ce stătuse în atmosfera aceea închisă din oraș, era plăcut să privească acele câmpii întinse. Ajunseră la mănăstire, un șir de clădiri joase împrăștiate pe malul fluviului în umbra agreabilă a copacilor. Fură călăuziți prin curțile interioare de o pustietate solemnă, de către călugări zâmbitori, și li se arătară temple în care se aflau zei cu fețe schimonosite. În sanctuar era statuia lui Buddha cu o expresie de îndepărtare și de tristețe pe fața gânditoare, albastră și vag zâmbitoare. Peste tot plutea o atmosferă deprimată. Măreția de altă dată era în ruină. zei erau acoperiți de praf și credința care îi crea se agoniza. Călugării păreau a fi rămas în virtutea obișnuinței, așteptând parcă să li se spună să plece. Și în zâmbetul starețului, cu politețea sa deosebită, stăruia ironia resemnării. Într-o bună zi, călugării aveau să părăsească păduricea umbroasă și plăcută, iar clădirile, abandonate și năruindu-se, aveau să fie biciuite de furtună praznice și asediate de natura înconjurătoare. Plante agățătoare se vor răsuci în jurul chipurilor moarte și copacii vor crește în curțile interioare. Și apoi zeii vor pleca și spiritele rele ale întunericului vor rămâne să se lășluiască acolo în locul lor. Capitolul 54 Se așezară pe treptele unei mici clădiri, patru coloane lăcuite și un acoperiș înalt de olane, sub care se afla un clopot uriaș de bronz, și se uitară la fluviul care curgea leneș și cu meandre către orașul lovit de molimă, se zăreau zidurile crenelate deasupra cărora ți ța plutea ca un lințoliu. Fluviul, deși curgea atât de alene, îți dădea totuși senzația de mișcare și îți comunica un sentiment trist al trecerii tuturor lucrurilor. Totul trece și ce urma acestei treceri rămâne. chiti se gândea că toți, întreaga omenire, nu erau decât asemenea unei picături de apă în fluviul acela, și toate se îndreptau, picătură lângă picătură, și totuși atât de departe una de alta, un fluviu fără nume, către mare. Când toate lucrurile durau atât de puțin timp și nimic nu avea o prea mare însemnătate, era păcat ca oamenii, acordând o importanță cu totul absurdă unor lucruri nensemnate, să fie ei înșiși și să-i facă și pe alții nefericiți. Știi unde e Harrington Gardens? îl întrebă Kitty pe Weddington, cu o lumină de zâmbet licărindu-i în ochii ei frumoși. Nu, de ce? Așa. Numai că-i tare departe de aici. Acolo locuiesc ai mei. Te gândești să pleci acasă? Nu. Cred că veți pleca de aici în vreo două luni. Epidemia pare să scadă în intensitate și vremea rece ar trebui să o facă să dispară. Mă gândesc că aproape o să-mi pară rău să plec. O clipă se gândi la viitor. Nu știa ce planuri are Walter. Nu-i spunea nimic. Era rece, politicos, tăcut și impenetrabil două picături de apă în acel fluviu care curgea tăcut spre necunoscut, două picături care în sine erau atât de pline de viața lor, dar care pentru cel care le privea erau tot una cu vălmășagul apelor. Ai grijă să nu te lași convertită de către călugărițe, îi spuse Weddington schițând un zâmbet malițios. Sunt preocupate și nici nu sunt preocupate de asta. Sunt minunate și atât de bune și totuși nu știu cum să-ți explic. E un zid între ele și mine. Nu știu despre ce e vorba. E ca și cum ar fi în posesia unui secret care ar explica de ce viețile lor sunt deosebite de a mea și pe care nu aș fi demnă să-l împărtășesc. Nu e vorba de credință. E ceva mai profund și mult, mult mai semnificativ. Ele trăiesc într-o lume diferită de-a noastră și vom fi întotdeauna străini față de ele. În fiecare zi, când poarta mănăstirii se închide în spatele meu, am sentimentul că am încetat să trăiesc pentru ele. Am impresia că e oarecum o lovitură dată vanității dumitale, observă el ironic. Vanitatea mea. Kitty dădu din numeri, apoi zâmbind din nou se întoarse alene spre el. De ce nu mi-ai spus niciodată că trăiești cu o prințesă manciuriană?" ce ți-au spus bătrânele acelea bârfitoare. Sunt convins că pentru o călugăriță e un păcat să discute despre problemele particulare ale funcționarilor de la vamă. De ce ai fi atât de sensibil? Wedington privi jos, într-o parte, ceea ce-l făcu să aibă un aer de viclenie, de ușor din numeri. Nu e un lucru despre care să faci caz în public. Nu știu cu cât ar putea spori asta șansele mele de a înainta în slujbă. Ți foarte mult la ea? El o privi și pe fața lui mică și urâtă se-i vii o privire de școlar poznaș. A renunțat pentru mine la tot, cămin, familie, siguranță și la propria ei demnitate. Sunt foarte mulți ani de când a zvârlit totul ca să fie cu mine. Am trimis-o acasă de vreo două, trei ori, dar s-a întors întotdeauna înapoi. Am fugit eu însumi de ea, dar m-a urmat întotdeauna oriunde. Și acum am renunțat la treaba asta gândindu-mă că fac o prostie. Cred că trebuie să mă deprind cu ea pentru tot restul vieții mele. Trebuie să te iubească într-adevăr la nebunie. E o senzație mai curând ciudată, știi, spuse el încruntându-se. Nu am nici cea mai mică îndoială că dacă aș părăsi-o definitiv, s-ar sinucide. Nu pentru că ar avea vreun resentiment față de mine, ci din potrivă, în chipul cel mai firesc, fiindcă nu ar voi să mai trăiască fără mine. Asta îți dă un sentiment ciudat. Nu se poate să nu însemne ceva pentru tine. Dar ce e important e să iubești, nu să fii iubit. Nici nu ești recunoscător celui care te iubește, dacă nu-l iubești, te plictisește doar. Nu am experiența mai multor iubiri, spuse el. A mea e numai la singular. E adevărat că e o prințesă de neam imperial? Nu, asta e o exagerare romantică a călugărițelor. Face parte dintr-una din marile familii manciuriene, dar desigur au fost ruinați de către revoluție. E totuși o mare doamnă. Spuse asta cu mândrie în glas, așa că un zâmbet licări în ochii lui Kitty. Atunci vei rămâne aici pentru tot restul vieții dumitale. În China, da, ce-aș face în altă parte. Când voi ieși la pensie, îmi voi cumpăra o căsuță chinezească la Pekin și îmi voi petrece restul zilelor mele acolo. Aveți copii? Nu. Kitty se uită la el curioasă. Era ciudat faptul că omulețul acela chel, cu obrazul lui de maimuță, trezise în femeia aceea străină o asemenea pasiune pustiitoare, N-ar fi putut spune de ce, dar felul în care vorbea despre ea, în ciuda tonului nepăsător și al vorbelor lui ușuratice, îi sugera cât de puternică era devoțiunea unică și intensă a femeii, o tulburant într-un fel. Până la Harrington Gardens pare a fi o cale lungă, zâmbia. De ce spui asta? Nu înțeleg nimic. Viața este atât de stranie. Mă simt ca un om care a trăit toată viața pe lângă o baltă. Și deodată îi se arată marea. Îmi cam taie răsuflarea și totuși mă umple de încântare. Nu vreau să mor, vreau să trăiesc. Încep să simt că am un nou curaj. Mă simt asemenea celor bătrâni marinari care pornesc la drum spre mări neștiute și cred că sufletul meu tângește după necunoscut. Weddington se uită la ea gânditor. Privirea ei absentă se oprise pe suprafața lucioasă a valurilor două picături de apă care pluteau în tăcere spre veșnica și întunecata mare. Pot veni să fac cunoștință cu doamna Manciuriană?" întrebă Kitty ridicând odată capul. Nu poate rosti o boabă de engleză. Ai fost foarte bun cu mine, ai făcut foarte mult pentru mine, pentru că aș putea să-i arăt prin purtarea mea că am sentimente prietenești față de ea." Weddington zâmbi subțire și ironic, dar răspunse amabil. Am să vin într-o zi să te iau și femeia îți va oferi o ceașcă de ceai de iasomie. Nu-i spusese că povestea aceasta, a unei iubiri stranii, îi stârnise din primul moment imaginația într-un mod neobișnuit și că prințesa manciuriană era acum pentru ea simbolul unui lucru care, în mod vag, dar stăruitor, o chema. Femeia aceasta îi indica drumul către o vrăjită țara spiritului. Capitolul 55 o zi sau două după această convorbire, Kitty făcu însă o nebănuită descoperire. Se dusese la mănăstire ca de obicei, și se apucase de primul lucru pe care l-avea de făcut, și anume să vadă dacă fetele se spălaseră și se îmbrăcaseră. Întrucât că lugărițele susțineau cu tărie că miazmele nopții erau vătămătoare pentru copii, aerul în dormitor era închis și greu. Asta o făcu pe Kitty să nu se simtă prea bine și de aceea se grăbi să deschidă ferestrele. Dar în acea zi se simți deodată groaznic de rău și amețită, rămase la geam încercând să-și revină. Niciodată nu se mai simțise atât de rău. Deodată greața o copleși și vomită. Scoase un geamăt atât de puternic încât copiii se înspăimântară și fata mai mare care o ajuta alergă spre ea, dar văzând-o pe Kitty albă la față și tremurând, se opri deodată exclamând, Holeră!" Gândul îi trecu prin minte lui Kitty ca un fulger și o spaimă de moarte o cuprinse. Luptă o clipă cu noaptea care părea să alerge chinuitor prin vinele ei, se simți teribil de rău și apoi se făcu întuneric. Când deschise ochii, mai întâi nu-și dădu seama unde e. Părea să zacă pe podea și, mișcându-și ușor capul, se păru că are o pernă de de desubt. Nu putea să-și aducă aminte ce îi se întâmplase. Maica stareță îngenunchiase lângă ea și îi dădea să miroasă săruri, iar sora San Josef în picioare o privea. Și deodată și reveni. Holera! Zăriu mirea zugrăvită pe fața călugărițelor, sora San Josef părea uriașă și o vedea ca prin ceață. Din nou o și spaima. O, maică, maică, hohotia, voi muri, nu vreau să mor. Nu, nu firește că n-ai să mor, spuse maica stareță. Era foarte calmă și în ochii ei se zărea o licărire veselă. Dar am holeră. Unde-i Walter? Ați trimis după el? Maică, maică!" izbucni într-un șuvoi de lacrimi. Maica stare să i dădu mâna și Kitty o apucă de parcă s-ar fi agățat de viața pe care se temea să o piardă. Haide, haide, copilă dragă, nu fi proastă, nu-i holeră și nimic de felul ăsta. Unde-i Walter? Soțul dumitale e mult preocupat ca să fie deranjat. În cinci minute ai să te simți foarte bine. Kitty se uită la ea cu privirea fixă, hărțuită. De ce era atât de calmă? Era crud din partea ei. Stai complet liniștită un minut, îi spuse mai ca stareță, n-ai de ce să te alarmezi. Chiti simți că inima îi bate nebunește, se obișnuise atât de mult cu gândul holerei, că îi se păruse imposibil să se poată îmbolnăvi și ea. O, oh, ce proastă fusese! Știa că avea să moară, era înspăimântată. Fetele aduse înăuntru un scaun lung de răchită și la șezară lângă fereastră. Hai, o să te ridicăm, zise maica stareță, o să stai mai bine pe șezlong. Crezi că te poți ține pe picioare? O luă pe Kitty de mijloc și sora San Josef o ajută să se ridice în picioare. Kitty căzui stovită pe scaun. Am să închid mai degrabă fereastră," zise sora San Josef, aerul de dimineață nu poate să-i facă bine." Nu, nu," zise Kitty, te rog, las-o deschisă." Cerul albastru îi dădea încredere în ea. Era zdruncinată, dar fără îndoială că începuse să se simtă mai bine. Cele două călugărițe se uitară la ea tăcute pentru o clipă. Apoi sora San Josef îi spuse ceva stareței, dar Kitty nu înțelese ce anume îi spuse. Maica stareță se așeză alături de ea și îi luă mâna. Uite ce e, draga mea copilă," Îi puse câteva întrebări. Kitty răspunse fără să-și dea seama ce sens au aceste întrebări. Buzele îi tremurau atât de tare încât abia era în stare să formuleze cât un cuvânt. Nu am nicio îndoială, zise sora San Joseph. Nu sunt omul care să mă înșel în privința asta. Râse. Și lui Kitty i se păru că dezlușește în acest râs o notă de atâțare și nu de duioșie. Mai ca stareță, ținând-o de mână, zâmbi cu o dragoste blândă. Sora San Josef are mai multă experiență decât mine în aceste lucruri, draga mea copilă, și ea mi-a spus imediat ce e cu dumneata. Și are fără îndoială dreptate. Ce vreți să spuneți?" întrebă Kitty îngrijorată. E foarte limpede. Nu ți-a trecut prin minte niciodată o asemenea posibilitate? Ești însărcinată, draga mea." Kitty trăsări atât de tare, încât se cutremură din cap până în picioare și dădu să se ridice, ca și cum ar fi vrut să sară în sus. Stai așa întinsă, stai așa întinsă, spuse maica stareță. Chiti simți că se roșise violent și își duse mâinile la piept. E imposibil, nu-i adevărat. că le-a di? întrebă sora San Josef. Maica stareță traduse. Fața sorii San Josef, simplă, cu obrajii roșii, strălucea. Orice greșeală este exclusă, vă dau cuvântul meu. De când ești măritată, copila mea?" o întrebă maica stareță pe Kitty. Uite cum nata mea, după atâta vreme, avea doi copii." Kitty căzut din nou în șezlong. Era abătută de moarte. E atât de rușine," șoptia. Fiindcă vei avea un copil, dar ce poate fi mai firesc?" Chel joaie pur le doctor," spuse sora San Joseph. Dar gândește-te ce fericit va fi soțul dumitale, va fi copleșit de bucurie. Ar trebui să-l vezi când e cu copiii și expresia de pe fața lui când se joacă cu ei, ca să-ți dai seama cât de încântat va fi să aibă și el un copil. Chitită cu câteva minute. Cele două maici se uitau la ea cu un interes afectuos și mai maica stareță o mângâie pe mână. A fost o prostie din partea mea că n-am bănuit asta mai de dinainte, spuse Kitty. În orice caz, mă bucur că nu e holeră, Mă simt cu mult mai bine, o să mă întorc la lucru. Nu astăzi, draga mea copilă, ai avut o emoție puternică. Ar fi mai bine să te duci acasă și să te odihnești. Nu aș prefera să rămân și să lucrez. Stărui să te duci. Ce-ar spune bunul nostru doctor dacă te-aș lăsa să fii imprudentă? Vino mâine, dacă vrei, sau poi mâine, dar azi trebuie să stai liniștită. O să trimit după lectică. N-ai vrea ca una din fetele noastre să te însoțească? Nu, o să mă simt mai bine singură. Capitolul 56 Kitty stătea întinsă pe pat cu jaluzelele trase la ferestre. Era după amiază și servitorii dormeau. Ce aflase în dimineața aceea, și acum era sigură că era adevărat, consternase. De când se întorsese acasă, tot încerca să se gândească la asta, dar mintea ei era un gol și nu-și putea aduna gândurile. Deodată auzi pași de om încălțat cu cizme așa că nu putea fi unul dintre boys. Cu răsuflarea întretăiată de spaimă își dădu seama că poate fi bărbatul ei. Era în sitting room și auzi că o cheamă. Nu răspunse. După o clipă de tăcere se auzi o bătaie în ușă. Da? Pot intra?" Kitty se dădu jos din pat și își puse un capot. Da." Walter intră. Kitty era bucuroasă că jaluzelele trasei umbrau fața. Sper că nu te-am sculat din somn, am bătut foarte, foarte ușor." Nu dormeam. Walter se duse la una din ferestre și trase jaluzelele. Un val de lumină scăldă camera. Ce s-a întâmplat?" întrebă Kitty. De ce te-ai întors atât de devreme?" Călugărițele mi-au spus că nu te simți prea bine. M-am gândit că e mai bine să vin să văd ce este." O cuprinsă mânia. Ce-ai fi spus dacă ar fi fost holeră?" Dacă ar fi fost așa, cu siguranță că n-ai fi putut să ajungi acasă în dimineața asta." Kitty se îndreptă spre măsuța de toaletă și își trecu pieptenul prin părul tun scurt. Voia să câștige timp. Apoi, așezându-se, își aprinse o țigară. Nu m-am simțit prea bine azi dimineață și mai castareță s-a gândit că ar fi mai bine să mă întorc acasă, dar acum mă simt mult mai bine. Mă voi duce ca de obicei la mănăstire mâine. Ce ai avut? Nu ți-au spus? Nu, mai castareță mi-a zis că trebuie să-mi spui tu singură ce e. Făcu acum ceea ce făcea adesea, o privi drept în față. Instinctul său profesional era mai puternic decât cel personal. Atunci Kitty se sili să-i susțină privirea. Voi avea un copil," spuse ea. Kitty era obișnuită cu tăcerea cu care Walter întâmpina de obicei o afirmație care în chip firesc te-ai fi așteptat să iște o exclamație, dar niciodată nu-i se păruse a fi mai copleșit nu spuse nimic, nu făcu niciun gest, nicio mișcare a feței și nicio schimbare a expresiei ochilor lui negri nu arătă ca auzise. Kitty simți brusc că-i vine să plângă. Când un bărbat își iubește soția și soția îl iubește pe el, în asemenea clipe sunt atrași unul spre altul de o emoție puternică. Tăcerea era de nesuportat și Kitty o întrerupse. Nu știu de ce, nu mi-a trecut deloc prin minte până acum. A fost o prostie din partea mea, dar toate lucrurile astea, de când ești, când crezi că vei naște? Cuvintele păreau să iasă din gură cu greu. Kitty își dădu seama că e gâtul uscat ca și al ei. Din păcate și buzele ei tremurau când încercă să vorbească. Dacă nu era de piatră, trebuie să-i trezească mila. Cred că e de vreo două-trei luni. Eu sunt tatăl? Simți că se înnăbușă. În glasul lui se bănuia vag un tremur. Era îngrozitor dar recea lui stăpânire de sine făcea ca semnul cel mai mărunt al unei emoții să devină zguduitor. Nu știa de ce i-a apărut deodată în minte un aparat, care fusese arătat la Hong Kong și în care una ac oscila puțin. Și se spusese atunci că ăsta era semnul unui cutremur produs la vreo mie de mile de într-un loc unde poate o mie de persoane își pierduseră viața. Se uita la el. Era palid ca o arătare și mai văzuse odată sau de două ori această paloare. Se uita în jos, puțin cam într-o parte. Ei? Kitty își duse mâinile la piept. Știa că dacă ar fi putut spune da, lucrul acesta ar fi însemnat totul pentru Walter. Ar fi crezut-o, desigur că ar crede-o, fiindcă voia să o creadă, și apoi ar fi iertat-o. Știa cât de profundă era afecțiunea lui și cât era de doritor, în ciuda sficiunii lui, să-și o cheltuiască. Știa că nu era răzbunător. Ar fi iertat-o dacă ar fi putut să-i dea un motiv să ierte, un motiv care să-l fi mișcat și el ar fi iertat-o pe deplin. Kitty putea fi sigură că el n-avea să-i arunce mereu trecutul în față, putea fi crud, rece și morbid, dar nu era niciodată rău și meschin. Totul s-ar fi schimbat dacă ar fi spus da. Și ea avea nevoie imperioasă de afecțiune. Neașteptata știre că e însărcinată o copleșise cu stranii speranțe și dorințe neprevăzute. Se simțea slabă, puțin cam înspăimântată, singură și foarte departe de orice prieten. În dimineața aceea, deși nu ținea prea mult la maică sa, o încercase o subită dorință de a fi cu ea. Avea nevoie de ajutor și de consolare. Nu-l iubea pe Walter. Știa că n-ar fi putut niciodată să-l iubească, dar în clipa aceea tângea din tot sufletul să o ia în brațe și să-și poată sprijini capul de pieptul lui. Ghemuită în brațele lui, ar fi plâns fericită, Voia să o sărute și voia să-și înlănțuie brațele de după gâtul lui. Începu să plângă. Mințise atât de mult și putea minți ușor. Ce-ar mai fi contat încă o minciună, când ar fi putut să-i aducă numai bine? O minciună, o minciună, ce însemna o minciună? Era atât de ușor să spună da. Văzu cum ochii lui Walter se înrourează și cum își întinde brațele spre ea. Nu putea să spună minciuna asta. știa de ce, pur și simplu, nu putea tot ce îndurase în aceste săptămâni de chin, Charlie și asprimea lui, holera și toți oamenii aceștia care mureau, călugărițele până și acest mic bețivan ciudat Weddington, totul părea a fi schimbat-o până într-atât, încât ea însă și nu se mai putea recunoaște. Deși era atât de profund mișcată, un privitor părea să stea în sine ei și să o privească cu spaimă și mirare. Trebuia să spună adevărul, nu avea rost să mintă. Așa îi se părea. Gândurile îi rătăceau și o purtau pe căi ciudate. Deodată îi se-i vin înaintea ochilor cerșătorul mort lângă zidul care le împrejmuia locuința. De ce să se fi gândit la el? Plângea în hohote, lacrimile îi roiau pe față, curgându-i fără oprire din ochii larg deschiși. În cele din urmă răspunse la întrebare. O întrebase dacă el era tatăl copilului. Nu știu, nu știu," spuse Kitty. Walter râse fără zgomot. Kitty se cutremură. E o situație puțin cam dificilă, nu-i așa? Răspunsul era caracteristic pentru felul lui de a reacționa. Era exact ce se aștepta să spună, dar o făcu să-i se strângă inima. Se întreba dacă el și-a dat seama cât de greu îi fusese să-i spună adevărul. În aceeași clipă, Kitty recunoscu că nu-i fusese deloc greu, ci că nu putuse altfel. Și dacă o prețuia pentru asta. Răspunsul ei, nu știu, nu știu, îi ciocănea în cap. Acum era imposibil să și ia înapoi. Își scoase Batista din poșetă și șterse ochii. Amândoi tăceau. Pe măsuța de lângă patul ei era un sifon și Walter îi umplu un pahar. Îl duse și îi ținu paharul ca să poată bea. Kitty observă ce mână subțire avea, o mână frumoasă, suplă, cu degete prelungi, dar acum numai piele și oase. Tremura puțin. Putea să-și controleze expresia feței, dar mâinile îl trădau. Nu fi îngrijorat din pricină că plâng, spuse Kitty. De fapt n-am nimic, numai că nu pot să mă stăpânesc și lacrimile mi curg fără voie. Bău sifonul și el puse paharul la loc. Se așeză pe un scaun și și-a prins o țigară. Walter oftă ușor. Kitty îl mai auzise odată sau de două ori oftând în felul acesta și întotdeauna îi se strângea inima când o făcea. Uitându-se la el, Walter privea țintă cu ochii goi spre fereastră, surprinsă că nu observase cât de slab devenise în săptămânile din urmă. Tâmplele erau scobite și oasele feței ei străpungeau obrazul. Hainele atârnau pe el ca și cum fusese răcroite pentru cineva mai gras. Obrajii lui bronzați aveau o umbră de paloare verzuie. Arăta ca un om sfârșit. Muncea prea mult, dormea puțin și nu mânca nimic. Cu toată tulburarea și cu toată durerea ei găsi putere să-l compătimească. Era crud din partea ei că nu putea face nimic pentru el. Walter își duse mâna la frunte ca și cum l-ar fi durut capul și Kitty a avut impresia că și în capul lui cuvintele acelea ciocăneau nebunește. Nu știu, nu știu. Era ciudat că acest bărbat morocănos, rece și sfios, avea o asemenea afecțiune firească pentru copiii foarte mici. Celor mai mulți dintre bărbați nu le prea pasă nici de pruncii lor, dar că lugărițele, mișcate și amuzate, vorbiseră și nu odată de această afecțiune, dacă astea îi erau sentimentele față de micuții și nostimii prunci chinezi. Ce-ar fi simțit față de copilul lui? Kitty-și mușcă buzele ca să nu plângă. Walter se uită la ceas. Îmi pare rău, dar trebuie să mă întorc în oraș. Am o mulțime de lucruri de făcut azi. Te simți mai bine?" O, sigur." Nu te necăji din pricina mea. Cred că ar fi mai bine să nu mă aștepți în noaptea asta. S-ar putea să vin foarte târziu și o să mănânc ceva la colonelul Iu. Foarte bine. Se ridică. În locul tău n-aș mai încerca să mai fac ceva astăzi. Nu te obosi. Dorești ceva înainte să plec? Nu mulțumesc. Nu o să am nevoie de nimic. Walter tăcu o clipă, ca și cum ar fi fost nehotărât și apoi, brusc și fără să se uite la ea, își luă pălăria și ieși din cameră. Îl auzi trecând prin curtea casei. Se simții teribil de singură. Acum că nu mai era nevoită să se stăpânească, să lăsăm voia lacrimilor care o podideau. Capitolul 57 Noaptea era înnăbușitoare și când Walter veni într-un târziu acasă, Kitty stătea la fereastră uitându-se la acoperișurile fantastice ale templelor chinezești îndunecate în lumina stelelor. Ochii erau grei de atâta plâns, dar se mai liniștise. În ciuda gândurilor care o hărțuiau, se simțea probabil din cauza epuizării ciudat de senină. Credeam că ai să dormi când voi veni," spuse Walter intrând. Nu mi-a fost somn. M-am gândit că-mi va fi mai răcoare așa. Ai mâncat ceva?" Atât cât am avut nevoie," Se învârti în sus și în jos prin camera aceea lungă și Kitty își dădu seama că voia să-i spună ceva. Vedea că e încurcat. Fără să-și facă vreo grijă, Kitty îl așteptă să se hotărască. Walter început deodată să vorbească. M-am gândit la ce mi-ai spus azi după amiază. Cred că ar fi mai bine să pleci de aici. Am vorbit cu colonelul Iu și o să-ți dea o escortă. Poți să o iei pe ama cu tine. O să fii în deplină siguranță. Și unde să mă duc? Poți să te duci la maică ta. Crezi că îi va face plăcere să mă vadă? Walter tăcu o clipă, ca și cum ar fi vrut să aprecieze situația. Atunci te pot duce la Hong Kong. Și ce să fac acolo? Vei avea nevoie de multă îngrijire, nu cotesc că-i drept să-ți cer să rămâi aici. Kitty nu-și putut stăpâni zâmbetul, nu de amărăciune, ci de veselie, care îi trecu pe față. Îi aruncă o privire și făcât pe aici să râdă. Nu înțeleg de ce ar trebui să fie atât de neliniști din cauza sănătății mele. Walter se apropie de fereastră și se uita afară în noapte. Niciodată nu mai fuseseră atâtea stele pe cerul senin. Ăsta nu e un loc pentru o femeie în situația ta. Kitty se uită la el, o siluetă albă în haine ușoare, profilându-se în întuneric. Era ceva amenințător în profilul lui fin și totuși ciudat, în clipa aceea nu-i inspira deloc teamă. Când ai insistat să vin aici, ai făcut-o cu intenția ca să mor? Întrebă Kitty deodată. Walter întârzia atât de mult cu răspunsul, încât Kitty crezu că nu voise să audă ce îi spusese. La început, Kitty se cutremură ușor, fiindcă pentru prima dată Walter își recunoștea intenția. Dar nu-i purta pică pentru această intenție. Sentimentul care o încerca o surprinsese. Era un amestec de admirație și de vag amuzament. Nu știa de ce, dar deodată gândindu-se la Charlie Townsend, îi se păru că era un sinistru dobitoc. Te-ai asumat un risc teribil," spuse ea, cu conștiința ta deosebit de sensibilă. Mă întreb dacă ți-ai fiertat fi vreodată moartea mea." de iată că n-ai murit, ba chiar ai înflorit." Niciodată în viața mea nu m-am simțit mai bine. Fu cuprinsă de dorința de a se lăsa în voia îndurării lui după câte li se întâmplaseră în viață, de când trăiau în mijlocul atâtor situații groaznice și dezolante, îi se părea stupid să acorde atâta importanță ridicolului act al împreunării. Când moartea pândea după colț, se cerând viețile așa cum grădinarul dezgroapă cartofii, era o prostie să te mai preocupe ce fapte murdare face cu tare sau cu tare cu trupul lui dacă ar fi putut să-l facă să înțeleagă cât de puțin însemna Charlie pentru ea, încât îi venea greu să-și aducă aminte până și cum arăta și cât de deplin îi trecuse dragostea pentru el. Din cauză că nu simțea nimic pentru Townsend, tot ce făcuseră împreună își pierduse orice semnificație. Își recâștigase stăpânirea asupra inimii sale și ceea ce îi dăruise trupește nu îi se părea să mai aibă vreo importanță. Era înclinată să-i spună lui Walter, uite ce e, nu crezi că ne-am purtat destul timp?" Ca niște proști, am făcut-o pe îmbuvnații, ca niște copii. De ce să nu ne sărutăm și să fim prieteni? Nu e motiv să nu fim prieteni din cauza că nu ne iubim. Walter rămase nemișcat, și lumina lămpii făcea ca paloarea feței lui impasibile să pară înspăimântătoare. Nu avea încredere în el. Dacă ar fi spus un lucru nepotrivit, s-ar fi întors împotriva ei cu o severitate de gheață. Acum cunoștea sensibilitatea lui excesivă pe care și-o apăra printr-o ironie acidă, și știa cât de repede putea să-și închidă sufletul când sentimentele ei erau rănite. O clipă se înfurie din cauza prostiei lui. Sigur, ceea ce îl tulbura cel mai mult era vanitatea lui jignită. Kitty își dădea seama în mod vag că această rană era cea mai greu de vindecat. I se părea ciudat că bărbații dădeau o atât de mare importanță fidelității nevestelor lor. Când se iubise pentru prima dată cu Charlie, se așteptase să se simtă o femeie cu totul diferită, schimbată, dar îi se păruse că e exact aceeași, doar că încercase un sentiment de mai mare satisfacție și de vitalitate. Ar fi vrut acum să-i poată spune lui Walter că pruncul era al lui, minciuna ar fi însemnat atât de puțin pentru ea, în schimb pentru el ar fi fost o mare mângâiere. Apoi, la urma urmei, s-ar fi putut chiar nici să nu fie o minciună. Era ciudat acel ceva din inima ei care o oprea să-și acorde ei însă și o umbră de îndoială. Cât de proști sunt bărbații! Rolul lor în procreație e atât de neînsemnat. Femeia poartă copilul luni întregi și chinuitoare și îl naște în dureri și totuși bărbatul, din cauza trecătoarei lui legături cu acest proces, are asemenea pretenții ridicole. Ce deosebire poate crea acest lucru în sentimentele lui față de copil? Gândurile lui Kitty se îndreptară apoi către copilul pe care avea să-l nască. Se gândea la el nu cu emoție, nici cu pasiunea maternității, ci cu o curiozitate leneșă. Aș spune că ar trebui să te mai gândești puțin," zise Walter întrerupând o lungă tăcere. Să mă gândesc la ce?" Walter se întoarse spre ea ca și cum ar fi fost surprins. Să te gândești când ai vrea să pleci." Dar eu nu vreau să plec." De ce nu?" Îmi place munca pe care o fac la mănăstire. Am impresia că sunt folositoare. Aș prefera să rămân, cât vei sta și tu. Cred că ar trebui să-ți spun că în starea în care ești acum, ai probabil mai multe șanse să te îmbolnăvești. Îmi place modul învăluit în care ai rostit acest avertizment, spuse ea zâmbind ironic. Sper că nu stai pentru că stau și eu. Chidi ezită. El nu știa că acum îi provoca într-un mod neașteptat un foarte puternic sentiment de milă. Nu, tu nu mai iubești. se urmă gândesc că mai curând te plictisesc. N-aș fi zis că ești chiar persoana care s-ar omorâ pentru câteva călugărițe înțepate și o liotă de țânci străini. Pe buzele ei trecu un zâmbet vag. Cred că eu e oarecum nedrept să mă disprețuiești atât de mult, fiindcă ai greșit în părerea pe care ți-ai făcut-o despre mine. N-a fost vina mea că ai fost un atât de mare nesocotit. Dacă ești hotărâtă să rămâi, ești liberă să o faci. Îmi pare rău că nu-ți pot da posibilitatea de a fi mărinimos. Mi se părea ciudat de greu să fie serioasă cu Walter. De fapt, ai toată dreptatea, nu rămân numai de dragul orfanilor. Știi, mă găsesc în foarte neobișnuita situație că n-am pe lumea asta un om la care să mă pot duce. Nu cunosc pe nimeni care să nu mă socotească opacoste. Nu cunosc pe nimeni căruia să-i pese măcar de doi bani dacă trăiesc sau dacă am murit. Walter se încruntă dar nu fiindcă era supărat. Am stricat îngrozitor totul, nu-i așa?" întrebă el. Tot mai vrei să divorțezi de mine?" În ceea ce mă privește nu-mi pasă. Trebuie să știi că aducându-te aici, ți-am iertat păcatul." Nu știam. Vezi?" Nu prea eram la curent cu ceea ce înseamnă infidelitate. Ce vom face când vom pleca de aici? Vom continua să trăim împreună? Nu crezi că putem lăsa viitorul să decidă singur? În glasul lui se simțea o oboseală de moarte. Capitolul 58 Două sau trei zile mai târziu, Weddington o duse pe Kitty, care se întorcea de la mănăstire, nerăbdarea ei o făcuse să-și reia imediat lucrul, să bea promisa ceașcă de ceai cu iubita lui. Kitty cinase de mai multe ori la Weddington, Casa lui era o clădire pătrată, o albă, pretențioasă, din acelea pe care vama le construise pentru funcționarii ei peste tot în străinătate și sufrageria în care mâncau, salonul unde stăteau după masă, erau mobilate cu o mobilă simplă și solidă. Camerele aveau aerul că sunt și de hotel și de birou, nu exista nimic în ele care să fie mai intim și era limpede că aceste case nu reprezentau pentru succesivii lor ocupanți decât niște locuri de trecere întâmplătoare. Nu ți-ar fi putut niciodată trece prin minte că la etaj misterul și poate dragostea trăiesc înfășurate în văluri. Urcare niște scări și Weddington deschise o ușă. Kitty intră într-o cameră mare și goală cu pereții văruiți pe care erau atârnate suluri cu diverse inscripții caligrafiate. La o masă pătrată într-un jilț țeapăn, amândouă din lemn negru și bogat sculptate, ședea femeia din Manciuria. Când Kitty intră împreună cu Weddington, femeia se ridică, dar nu le ieși în întâmpinare. Iată, zise Weddington și adăugă ceva în chineză. Kitty dă mâna cu femeia. În halatul ei lung, brodat, arăta zveltă și ceva mai înaltă decât se așteptase Kitty să fie, obișnuită cu oamenii din sud. Purta o tunică de mătase verde pal cu mânecile strâmte, care cădeau peste încheietura mâinii, și în părul negru, pieptenat în chip complicat, avea o podoabă pe care o purtau femeile manciuriene. Fața era acoperită de un strat gros de pudră și obrajii, de la ochi și până la gură, erau dați cu un roșu aprins. Sprâncenele subțiate arătau ca două linii negre și buzele erau stacojii, în această mască, ochii ei mari, negri, ușor oblici, ardeau ca două lacuri de lignit lichid. Părea a fi mai degrabă un idol și nu o femeie. Mișcările erau lente și sigure. Kitty a avut impresia că era ușor intimidată, dar foarte curioasă în același timp. Femeia dădui din cap de două sau trei ori, uitându-se la Kitty, în timp ce Weddington îi vorbea despre ea. Kitty se uita atent la mâinile ei. Erau nefiresc de lungi, foarte subțiri și de culoarea fildeșului. Unghiile delicate erau lăcuite. Kitty îi spuse că niciodată nu văzuse ceva mai fermecător ca aceste mâini languroase și elegante. Îți sugera o rasă dăinuind de nenumărate secole. Spuse câteva cuvinte cu un glas ascuțit, asemănător cu ciripitul păsărilor într-o livadă și Weddington, traducând, îi spuse lui Kitty că e bucuroasă că a venit, ce vârstă are și câți copii. Se așezară pe trei scaune simple la masa aceea pătrată și un boi aduse cupele cu ceai slab și parfumat cu iasomie. Doamna Manciuriană îi întinse lui Kitty o cutie verde cu țigări Three Castles. În afară de masă și scaune, camera nu prea avea multă mobilă. Mai era un pat larg, pe care se vedea o pernă brodată, și două scrinuri de lemn de santal. Și ce face cât e ziua de lungă?" întrebă Kitty. Mai pictează și câteodată scrie versuri, dar cea mai mare parte a timpului stă. Fumează, dar nu prea mult, ceea ce e foarte bine, întrucât una din îndatoririle mele e să previn comerțul cu opium. Dumneata fumezi? Rare ori. Ca să fiu sincer, prefer mai mult whisky-ul. Un miros ușor acriu plutea prin încăpere. Nu era neplăcut, dar era ciudat, exotic. Spune că îmi pare rău că nu-i pot vorbi direct. Sunt sigură că am avea multe lucruri să ne spunem. Când Weddington îi traduse aceste cuvinte manciurienei, femeia îi aruncă lui Kitty o privire fugară în care se zărea o intenție de zâmbet. Te impresiona așa cum stătea fără nicio stânjeneală în frumoasele ei veșminte și ochii, pe fața aceea pictată avea o privire cercetătoare, reținută și impenetrabilă. Era ireală asemenea unui tablou și avea un aer de eleganță care o făcea pe Kitty să se simtă stângace. Kitty nu avusese decât un interes fugar pentru această țară în care o aruncase soarta. Nu intra în sfera preocupărilor ei. Acum, dintr-o dată, îi se părea de slușinia ceva îndepărtat și misterios. Aici era orientul străvechi, obscur și de nepătruns. Credințele și idealurile apusului păreau grosolane pe lângă idealurile și credința pe care le întrezărea în această delicată făptură. Aici exista o viață deosebită, trăită pe un plan deosebit. Kitty simțea în mod ciudat că vederea acestui idol cu obraji pictați, cu ochii oblici și cercetători, făcea ca strădanile și necazurile lumii de fiecare zi pe care o cunoștea să pară ușor absurde. Această mască colorată părea să ascundă taina unei profunde, bogate și semnificative experiențe. Aceste mâini lungi și delicate, cu degetele lor subțiri, dețineau cheia unor enigme nerezolvate încă. La ce se gândește toată ziua?" întrebă Kitty. La nimic," răspunse Weddington zâmbind. E o ființă minunată. spune că n-am văzut niciodată mâine atât de frumoase. Mă întreb ce a găsit la dumneata." Zâmbind, Weddington traduse cuvintele lui Kitty. Spune că sunt un om bun. Ca și cum vreo femeie ar fi iubit vreodată un bărbat pentru această virtute." Manciuriana râse o singură dată și aceasta atunci când Kitty, ca să spună ceva, își arăta admirația pentru brățara de jad pe care o purta femeia. Aceasta și-o scoase și Kitty, încercând să-și o pună, descoperi că, deși avea mâini mici, brățara nu-i trecea peste degete. Atunci Manciuriana izbucni într-un râs copilăresc. Spunându-i ceva lui Weddington, chemă o ama. Îi dădu un ordin și ama aduse imediat o foarte frumoasă pereche de pantofi manciurieni. Vrea să-ți dea acești pantofi dacă-ți vin," zise Weddington. Ai să constați că sunt de fapt niște papuci foarte buni. Îmi vin perfect, spuse Kitty, nu fără o oarecare satisfacție. În aceeași clipă, surprinse pe fața lui Weddington o expresie bagiocoritoare. Sunt prea mari pentru ea? întrebă Kitty repede. Mult prea mari. Kitty râse și când Weddington traduse și Manjuriana și Ama izbucniră în râs. Mai târziu, pe când ea și Weddington urcau de-alul, Kitty se întoarse spre el și îi zâmbi prietenos. Nu mi-ai spus că ți-e atât de mult la ea. Ce te face să crezi asta? Am văzut-o în ochii dumitale. Ciudat. Trebuie să fie ca și cum ai iubi o fantomă sau un vis. Bărbații sunt de neînțeles. Am crezut că ești un om ca oricare altul și acum am sentimentul că nu știu nici cel mai mic lucru despre dumneata. Când se apropiară de bungalow, Weddington o întrebă brusc. De ce ai vrut să o vezi? Kitty ezită o clipă înainte de a răspunde. Caut ceva și nu prea știu ce anume. Dar e foarte important să știu ce, și dacă aș ști, ar fi cu totul altceva. Poate că știu că călugărițele. Când sunt cu ele, am impresia că sunt în posesia unui secret pe care nu vor să mi-l împărtășească. Nu știu de ce mi-a trecut prin minte că dacă o voi vedea pe această femeie, aș putea să-mi dau seama ce caut. Când va spune dacă va putea. Ce te face să crezi că ea știe? Kitty aruncă o privire piezișă, dar nu-i răspunse. În loc de asta, îl întrebă. Dumneata cunoște acest secret? Weddington zâmbi și dădu din numeri. Cum să-ți spun, unii dintre noi își caută calea în uitare, alții în credință. Unii dintre noi în whisky, iar alții în dragoste. Dar niciuna din aceste căi nu duce nicăieri. Capitolul 59 Kitty reveni la confortabila rutina a muncii sale și, deși dis de dimineață era departe de a se simți bine, avea destul de multă energie ca să nu se lasă doborâtă. Era umilită de interesul pe care îl arătau lugărițele. Surori care, când le întâlnea pe coridor, nu făceau altceva decât să-i spună bună dimineața, intrau acum sub cele mai vagi pretexte în încăperea în care lucra și o priveau, pălăvrăgind câteva minute într-o stare de excitație dulce și copilărească. Sora San Josef îi povestea mereu, câteodată chiar într-un chip plictisitor, cum se tot gândea de mai multe zile. Totuși mă întreb dacă o fi sau nu aș fi surprinsă dacă ar fi. Și acum când Kitty și își spusese, nu mai e vorba de nicio îndoială, țare în ochi. Îi povestea lui Kitty lungi istorii despre sarcinile cumnatei sale, care dacă Kitty n-ar fi avut un foarte pronunțat simț al umorului, ar fi fost destul de alarmante. Sora San Josef îmbina într-un mod agreabil în povestirile ei bunul simț al originii sale, un râu șerpuia pe pajiștile fermei tatălui ei și plopii care creșteau pe maluri se clătinau la cea mai mică adiere, cu o fermecătoare familiaritate. Taina nașterii se abătu asupra mănăstirii, asemenea unei adieri jucăușe printre florile albe dintr-o livadă. Gândul că Kitty era însărcinată, tulbura și înfierbânta toate femeile acelea sterpe. Le înspăimânta oarecum, și în același timp le fascina. Fiind fice de țărani sau de pescari, priveau aspectul fizic al nașterii cu un robust bun simț, dar în adâncul inimii lor de fete mari să le-și lua teamă. Erau tulburate de gândul greutăților care o așteptau, și totuși erau fericite și ciudat de exaltate. Kitty fu mișcată și amuzată de interesul pe care îl trezise, dar fu surprinsă peste măsură când văzu că însă și maica stareță, atât de sobră în sfințenia ei, o trata cu o neostenită bunăvoință. Fusese întotdeauna binevoitoare față de Kitty, dar într-un mod distant. Acum se purta cu ea cu o duioșie în care era ceva matern, Glasul ei avea o nouă și blândă intonație, și în ochii ei se zărea o lumină jucăușă neobișnuită, ca și cum Kitty ar fi fost un copil care a făcut o amuzantă și năstrușnică ispravă. Era ciudat de mișcător. Sufletul ei era asemenea unei mări calme, cenușii, care se unduiește majestuos, inspirând teamă în măreția ei sumbră și deodată o rază de soare o face să pară veselă, prietenoasă și însuflețită. Acum se întâmpla să vină mereu spre seara să stea de vorbă cu Kitty. Trebuie să am grijă să nu te obosești, mon enfant, spunea ea, altfel doctorul Fein nu mă va ierta niciodată. O stăpânire aceasta de sine britanică este peste măsură de încântat și când îi vorbești despre asta se face palid. O luă pe Kitty de mână și o mângâie afectos. Doctorul Fein mi-a spus că voia să pleci, dar că dumneata nu ai vrut din cauza că nu dorești să ne părăsești. asta e frumos din partea dumitale copila mea, și aș dori să știi că apreciem ajutorul pe care ni l-ai dat. Dar cred că nu ai vrut să-l lași singur nici pe el și asta e și mai bine, deoarece locul dumitale e lângă el și el are nevoie de dumneata. Ah, nu știu ce am fi făcut fără acest om admirabil. Sunt bucuroasă să știu că a putut face ceva pentru dumneavoastră, spuse Kitty. Trebuie să-l iubești din toată inima, draga mea, e un sfânt. Kitty zâmbi și în adâncul inimii ei oftă. Un singur lucru putea să facă acum pentru Walter și nu știa cum. Voia ca el să o ierte, nu de dragul ei, ci de-al lui, deoarece avea sentimentul că numai asta i-ar putea reda liniștea. N-avea rost să-i ceară să o ierte și dacă Walter ar fi bănuit că dorea să facă acest lucru pentru binele lui, mai degrabă decât pentru al ei, încăpățânarea lui vanitoasă l-ar fi împins să o refuze cu orice preț. Era curios că vanitatea lui nu o mai supăra acum, îi se părea a fi firească și o făcea să-i pară și mai rău de el. Și singura șansă era ca o întâmplare neașteptată să-l scoată din atitudinea precaută. Avea impresia că Walter ar saluta o dezlănțuire emotivă, care l-ar elibera din coșmarul resentimentelor sale, dar că în nefericita lui nebunie i s-ar împotrivi din toate puterile. Nu e păcat ca oamenii care întârzie un timp atât de scurt într-o lume unde e atâta durere să se chinuie singuri? Capitolul 60 Deși mai castarea să nu vorbi cu Kitty decât de vreo trei sau patru ori și odată sau de două ori numai zece minute, impresia pe care i-o făcu fu foarte puternică. Caracterul ei era asemenea unei țări care, la prima vedere, pare măreață, dar neospitalieră, și în care descoperi pe urmă mici sate vesele așezate printre pomi roditori în văile unor munți majestuoși și râuri șerpuind plăcut printre pajiști luxuriante. Dar priveliștile acestea plăcute, deși te surprindeau și te linișteau, nu erau suficiente ca să te facă să te simți bine într-o țară cu înălțimi sumbre și spații vaste măturate de vânt. Ar fi fost imposibil să devii intim cu maica stareță. Avea aerul acela impersonal pe care Kitty îl observase și la celelalte călugărițe, chiar și la vesela și vorbăreața soră San Josef, dar la ea te izbei și de o barieră care era aproape palpabilă. Senzația pe care ți-o dădea cu totul ciudată, înghețându-te, dar și inspirându-ți respect, era că pășește pe același pământ ca și tine, se ocupă de treburi pământești și totuși trăiește în chip evident pe un alt râm la care nu poți ajunge. Odată îi spusese lui Kitty, nu e suficient ca o maică să se roage mereu lui Dumnezeu, trebuie să fie ea însă și o rugă. Deși conversația ei era plină de pilde religioase, Kitty își dădu seama că acest lucru era firesc și că maica stareță nu făcea niciun efort să o influențeze pe ea eretica. I se părea ciudat ca maica stareță, cu adâncul ei sentiment de caritate, să se mulțumească să o lase într-o stare pe care ea trebuie să o fi considerat ca fiind o stare de ignoranță plină de păcat. Într-o seară stăteau amândouă de vorbă. Zilele se scurtau și lumina blândă a serii era plăcută și ușor melancolică. Maica stareță arăta foarte obosită. Fața ei tristă era trasă și palidă, ochii ei frumoși și negri își pierduse răstrălucirea. Oboseala poate o făcuse să fie într-una din rarele ei momente de confidențe. E o zi memorabilă pentru mine, copila mea," spuse ea, întrerupându-se dintr-o lungă reverie, căci e aniversarea zilei în care, în cele din urmă, m-am hotărât să devin călugăriță. Doi ani m-am tot gândit la asta, dar mă chinuia un fel de teamă, deoarece mă înspăimânta gândul că aș putea fi câștigată din nou de spiritul lumesc. Dar în dimineața aceea, când m-am hotărât, am făcut legământ ca înainte de căderea nopții să anunț vestea dragei mele mame. Mai ca stareță părut să se piardă în amintiri din trecut. În ziua aceea, una dintre prietenele noastre, doamna Viernu, plecase la carmelite fără să spună ceva rudelor sale. Știa că ele se opuneau hotărârii sale, dar fiind văduvă, era de părere că avea dreptul să facă tot ce voia. Una dintre verișoarele mele se dusese să și-a rămas bun de la iubita fugară și nu se întorsese decât pe seară. Era foarte mișcată. Nu-i vorbisem mamei și tremuram la gândul de a-i spune ce intenții aveam, și totuși doream să-mi țin legământul pe care îl făcusem. O întrebam pe verișoara mea tot felul de lucruri. Mama, care părea absorbită de tapițeria ei, nu pierdea niciun cuvânt din conversația noastră. În timp ce vorbeam, îmi spuneam: Dacă vreau să vorbesc azi, nu mai am niciun minut de pierdut. E ciudat cât de limpede mi-amintesc de această scenă. Și în jurul mesei, o masă rotundă acoperită cu o stofă roșie, și lucram la lumina unei lămpi cu abajur verde. Cele două verișoare ale mele erau cu noi și lucram toate la tapițeria cu care trebuia să reacoperim scaunele din salon. Închipuieți, nu mai fusese îmbrăcate de pe timpul lui Ludovic al XIV-lea, când fusese răcumpărate și erau atât de decolorate și deponosite, încât mama spunea că sunt o rușine. Am încercat să formulez o propoziție, dar buzele nu se mișcau, și apoi, deodată, după câteva minute de tăcere, mama am spuse: Nu pot deloc să înțeleg comportarea prietenei tale. Nu-mi place plecatul acesta fără un cuvânt, pentru cei cărora le este atât de dragă. Gestul e teatral și jignește sensibilitatea. O femeie bine crescută nu va face un lucru care să determine lumea să vorbească despre ea. Sper. Dacă vreodată ne vei face marea durere de a ne părăsi, că nu vei fugi ca și cum ai fi săvârșit o crimă. Venise clipa să vorbesc, dar eram atât de slabă încât n-am putut spune decât O fi liniștită, mamă, n-aș avea putere să o fac. Maica mea nu mi-a răspuns, și m-am căit, fiindcă nu îndrăznisem să mă explic. Țineam la confortul de acasă, la felul meu de trai, la familia și la distracțiile mele. Eram pierdută în aceste gânduri amare când, ceva mai târziu, ca și cum conversația nu fusese întreruptă, mama am spuse. Totuși, Odet, nu cred că vei muri fără să fi făcut ceva care să dăinuiască. Eram încă pierdută în gândurile și temerile mele, iar verișoarele mele, neștiind ce se întâmplă cu mine, lucrau liniștite, când odată maică mea lăsând lucrul din mână și uitându-se atentă la mine, îmi spuse. Draga mea copilă, sunt sigură că vei sfârși prin a deveni călugăriță. Vorbești serios, spunea mea mamă, am întrebat-o. Îmi dezvălui cele mai tăinuite gânduri și dorințe ale inimii mele. ui strigăram, în două verișoarele mele, fără să-mi dea răgazul să-mi termin vorba. De doi ani odet nu s-a mai gândit la nimic altceva. Dar nu-i vei da voie, ma nu se poate să-i dai voie. Cu ce drept, dragii mei copii, aș putea să o refuz dacă aceasta este voia ei? Atunci verișoarele mele, dorind să transforme conversația într-o glumă, m-au întrebat ce aveam de gând să fac cu fleacurile care mă aparțineau și începure să se certe, glumind, care să ia un lucru și care altul. Dar aceste prime clipe de veselie durară foarte puțin și izbucnirăm în plâns și în momentul acela l auzirăm pe tata care urca scările. Maica stareță se întrerupse pentru o clipă și oftă. i veni foarte greu. Eram singura lui fică, și bărbații au o mai adâncă dragoste pentru fiicele lor, decât pentru fiilor. E o mare nenorocire să ai o inimă, spuse Kitty zâmbind. Este un mare noroc să-ți consacri această inimă dragostei față de aproapele tău. În clipa aceea, o fetiță se apropie de maica stareță și, sigură de interesul ei, îi arătă o jucărie fantastică pe care pusese mâna. Maica stareță luă copila de umeri cu brațul ei delicat și frumos și fetița se cuibări lângă ea. Kitty fu mișcată, văzând ce afectuos zâmbea și totuși în același timp cât de impersonal. E minunată această adorație pe care toți orfanii o au pentru dumneavoastră," spuse ea. Cred că aș fi foarte mândră dacă aș putea stârni o devoțiune atât de mare." Maica stare să zâmbi din nou cu zâmbetul acela distant și totuși frumos. Există o singură cale pentru a câștiga inimile altora, și anume să iubești pe cei de care vrei să fii iubit. Capitolul 61 Walter nu se întoarse la cină în seara aceea. Kitty l-așteptă câtva timp, deoarece când era reținut în oraș, făcea întotdeauna așa ca să-i trimită vorbă, dar în cele din urmă se așeză la masă se făcu că mănâncă din numeroasele feluri pe care bucătarul, cu simțul datoriei și în ciuda molimei și a dificultăților de aprovizionare, îi le servea invariabil la masă. Și după aceea, înfundându-se în șezlongul de pânză de lângă fereastra deschisă, se lăsă copleșită de frumusețea nopții înstelate. Liniștea o odihnea. Nu încercă să citească. Gândurile alunecau prin mintea ei asemenea unor nourași albi, oglindiți în suprafața unui lac liniștit. Era prea obosită ca să rămână la vreunul, să-l urmărească și să se cufunde în desfășurarea lui. Se întreba vag dacă a existat ceva care să-i fi rămas în suflet ca rezultat al variatelor impresii pe care îi le lăsaseră convorbirile ei cu călugărițele. Era ciudat că, deși felul lor de viață o impresionase atât de adânc, credința care îl determinase nu o afectase deloc. Nu putea să-și închipuie că ar fi posibil să fie vreodată cuprinsă de o asemenea ardoare cu cernică. Oftă. Poate că totul ar fi mai ușor dacă acea înaltă flacără albă i-ar lumina sufletul. Odată sau de două ori avusese intenția să-i povestească stareței cât era de nefericită și de ce era așa, dar nu îndrăznise. Nu putea suporta gândul că această femeie austeră să-și facă o părere proastă despre ea. Ceea ce făcuse ea i-ar fi părut desigur un păcat grav. Lucrul ciudat era că nu-l considera atâta un fapt de condamnat, cât unul prostesc și urât. Poate că se datora și unei mărginiri proprii faptul că privea legătura ei cu Townsend ca fiind ceva regretabil și chiar rușinos, dar care trebuia uitat mai degrabă decât condamnat. Era ca și cum ar fi făcut o gafă la o petrecere. N-aveai ce să mai faci, era îngrozitor de jenant, dar ar fi însemnat să fii lipsit de bun simț ca să-i acorzi o prea mare importanță. Se cutremura gândindu-se la Charlie și la statura lui masivă, bine clădită, la linia vagă a bărbiei și la felul în care stătea, cu pieptul scos în afară ca să nu pară cumva că are burtă. Temperamentul lui sanguin se vedea în vinișoarele roșii care aveau în curând să formeze un păienjeniș pe obrajii rumeni. Îi plăcuseră sprâncenele lui stufoase. Acum vedea în ele ceva animalic și respingător. Și viitorul? Era curios cât de indiferentă o lăsa, mai ales că nu putea să-l prevadă. Poate că va muri când se va naște copilul pe care l-aștepta. Sora ei Doris fusese întotdeauna mai puternică decât ea și când născuse fusese aproape să moară. Își făcuse datoria și dăduse un moștenitor nou baronilor. Kitty zâmbi când se gândi la satisfacția mamei sale. Dacă viitorul era atât de vag, poate că era destinată să nu-l cunoască niciodată. Walter avea probabil să roage pe maică sa să aibă grijă de copil, dacă pruncul avea să trăiască. Și ea îl cunoștea bine și era convinsă că oricât de nesigur ar fi fost de paternitatea lui, îl va trata cu bunătate. Puteai fi sigur că Walter avea să se poarte admirabil în orice împrejurare. Era păcat că, cu toate marile lui calități, altruismul și cinstea sa, inteligența și sensibilitatea, era atât de neatrăgător. Acum nu-i mai era deloc frică, ci îi părea rău de el și în același timp nu se putea opri să nu-l considere puțin cam absurd. Adânca lui emotivitate îl făcu vulnerabil și avea sentimentul că poate odată îl va putea influența în așa fel încât să-l facă să o ierte. O urmărea gândul că redându-i astfel liniștea ar face singurul gest posibil de căință pentru chinul pe care îl cauzase. Era păcat că avea atât de puțin simț al umorului. Ea, de pildă, și închipuia cum amândoi aveau să râdă într-o zi de felul în care se frământaseră. Simțindu-se obosită, Kitty lua lampa în camera ei, se dezbrăcă, se culcă și a dormi imediat. Capitolul 62 Fu trezită însă de o puternică bătaie în ușă. La început, deoarece părea a fi în visul din care se trezise, Kitty nu făcu nicio legătură între zgomotul acesta și realitate. Bătăile continuară și atunci își dădu seama că trebuie să fie cineva la poarta din curte. Era întuneric beznă. Avea un ceas cu minutarele fosforescente și văzu că era două și jumătate. Trebuia să fi fost Walter care se întorcea, cât de târziu, și nu izbutise să-l trezească pe boi. Bătăile se auzeau mereu, din ce în ce mai tare, și în tăcerea nopții răsuneau într-adevăr alarmant. Bătăile încetară și auzi trăgându-se zăvorul cel greu. Walter nu mai venise niciodată atât de târziu. Sărmanul trebuia să fie mort de oboseală. Spera că va fi atât de rezonabil să se ducă imediat la culcare și să nu intre ca de obicei în laboratorul lui ca să lucreze. Se auziră glasuri și câțiva oameni intrară în curte. Ăsta era ciudat, fiindcă Walter când venea acasă târziu se străduia să nu facă zgomot deloc. Două sau trei persoane urcară grăbite scările de lemn și intrară în încăperea învecinată. Lui Kitty i s-a făcut teamă. Se întâmplase ceva? Inima ei început să bată cu putere, dar înainte de a-și putea exprima într-un fel oarecare vaga ei spaimă, cineva traversă încăperea alăturată și ciocăni la ușa ei. Doamnă Fain, Kitty recunoscu glasul lui Weddington. Da, ce s-a întâmplat? Vrei să te scoli? Aș dori să-ți comunic ceva. Kitty se dădu jos din pat și-și puse un capot deschise ușa, Al văzu pe Weddington îmbrăcat în niște pantaloni chinezești și cu o jachetă pongi, boiul din casă care ținea în mână o lampă de vânt și ceva mai în urma lor, trei soldați chinezi în uniformă ca Văzând fața îngrijorată a lui Weddington, trăsări, obrazul lui era mototolit ca și cum ar fi sărit chiar în clipa aceea din pat. Ce s-a întâmplat?" spuse ea cu glasul sugurmat. Trebuie să-ți păstrezi calmul, Nu avem timp de pierdut, îmbracă-te imediat și vină cu mine. Vederea soldaților a făcut să se gândească imediat că izbucnise vreo tulburare și că veniseră să o apere. Soțul dumitale s-a îmbolnăvit. Am vrea să fii imediat. Walter, strigă ea. Nu te neliniști. Nu știu exact despre ce e vorba. Colonelul Iu a trimis acest ofițer la mine și m-a rugat să te duc la Yemen imediat. Kitty îl privi fix câteva clipe, apoi simți ceva rece în piept și se întoarse. Voi fi gata în două minute. Am venit așa cum am fost, spuse el, dormeam. Mi-am pus doar o jachetă și pantofi în picioare. Kitty nu auzi ce îi spunea Weddington. Se îmbrăcă la lumina stelelor, punând pe ea ce îi venea la îndemână. Dintr-o dată, degetele îi deveniseră atât de stângace încât îi se păru un veac până să găsească micile copci cu care își încheia rochea. Își puse pe umer șalul cantonez pe care îl purta în seara aceea nu mi-am pus pălăria, nu e nevoie, nu-i așa? Nu. Boiul mergea cu felinarul înaintea lor, coborâră în grabă scările și ieșiră pe poartă. Ai grijă să nu cazi, spuse Weddington. Mai bine rează mă -te de brațul meu. Soldații urmăreau de aproape. Colonelul Iu a trimis niște lectici. Ne așteaptă pe malul celălalt al fluviului. Urcare repede dealul. Kitty nu se putea hotărâ să rostească întrebarea care tremura pe buzele ei. Era înspăimântată de moarte de răspuns. Ajunseră la mal și, acolo, cu un fir de lumină la pupa, îi aștepta un șampan. Are holeră?" spuse ea în clipa aceea. Mi-e teamă că da." Kitty scoase un țipăt scurt și se opri brusc. Cred că trebuie să vii cât se poate mai repede. Weddington îi dă mâna ca să o ajute să se urce în barcă." Trecerea fluviului dură puțin și apa aproape că stătea pe loc. Rămaseră la pupa, în timp ce o femeie cu un copil legat la brâu împingea șampanul cu o singură vâslă. S-a îmbolnăvit azi după amiază, adică ieri după amiază, spuse Weddington. De ce n-am fost chemată imediat? Deși n-aveau niciun motiv, vorbeau în șoaptă. În întuneric, Kitty simțea doar cât de adâncă era neliniștea lui Weddington. Colonelul Iu a vrut, dar doctorul nu l-a lăsat. Colonelul Iu a fost tot timpul cu el. Ar fi trebuit totuși să fi trimis după mine. A făcut o faptă fără inimă. Soțul dumitale știa că n-ai văzut niciodată un bolnav de holeră. E un spectacol îngrozitor și respingător. Totuși e soțul meu, spuse Kitty cu glas înăbușit. Weddington tăcu. De ce-mi dați voi acum să-l văd? Weddington o luă de braț. Draga mea, trebuie să fii foarte vitează. Trebuie să fii pregătită pentru tot ce e mai rău. Kitty scoase un geamă de durere și se întoarse puțin într-o parte, deoarece îi văzuse pe cei trei soldați chinezi că se uită la ea și, dintr-o dată, într-un mod ciudat, le văzu albul ochilor. E pe moarte? Nu cunosc decât mesajul pe care colonelul Iul a trimis prin ofițerul care a venit la mine, după cât pot să-mi dau seama, e în stare de comă. Nu mai e nicio speranță? Îmi pare foarte rău, dar mi-e teamă că, dacă nu ajungem acolo mai repede, nu-l vom mai găsi în viață. Chidise cu tremură. Lacrimile începură să-i șiroiască pe obraji. Știi, a lucrat din răs și nu are forța să reziste. Kitty își desprinse brațul cu un gest de iritare. O exaspera faptul că Weddington vorbea pe tonul acela scăzut, îndurerat. Ajunseră la celălalt mal și doi bărbați, doi culiz, care stăteau pe mal, o ajutară să coboare din barcă. Lecticii le așteptau. Când se se urce în lectică, Weddington îi spuse lui Kitty, Încearcă să-ți stăpânești cât mai bine nervii." Vei avea nevoie de întreaga dumitale stăpânire de sine. Spune purtătorilor de lectică să se grăbească. Au ordin să meargă cât se poate de repede. Ofițerul, care se și urcase în lectica sa, trecu pe lângă chitii și din mers îi îndemnă pe purtătorii care îi duceau lectica să se grăbească, Purtătorii ridicară lectica cu dibăcie și potrivirea hulubele pe umeri și o porniră în pas grăbit. Weddington o urmă imediat. Urcară pe deal alergând și înaintea fiecarei lectici mergea un om cu un felinar în mână. La poarta orașului stătea un paznic cu o torță în mână. Ofițerul strigă la el în timp ce se apropiau și el le deschise larg poarta ca să-i lase să treacă. Când trecură, paznicul rosti ceva și purtătorii îi răspunseră. În liniștea nopții, sunetele acelea guturale ale unei limbi necunoscute sunau misterios și îngrijorător. Urcare cu greu pe pietrele umede și alunecoase ale uliței și unul dintre purtătorii lecticii ofițerului se potigni. Kiti auzi glasul furios al ofițerului, replica rostită pe un ton ascuțit, și apoi lectica din frunte o porni iar în grabă. Străzile erau înguste și întortocheate. Aici, în oraș, bezna era adâncă. Orașul era mort. Trecură rapid de-a lungul unei ulițe înguste, dădură colțul și apoi, alergând, urcară niște scări. Purtătorii de lectică începură să sufle din greu. Mergeau în tăcere, cu pași mari, grăbiți. Unul își scoase o batistă în zdrențe. Și mergând, șterse sudoarea care îi curgea de pe frunte în ochi. Coteau de pe o stradă pe alta, de parcă ar fi alergat printr-un labirint. În umbra prăvăliilor, cu obloanele trase, părea câteodată că zace cineva, dar nu puteai ști dacă era vorba de vreun om care dormea și avea să se trezească în zori, sau de un om care dormea ca să nu se mai trezească niciodată. Străzile înguste, pustii și tăcute aveau un aer spectral și când un câine lătră deodată, chitii cu nervii torturați, se înfioră de spaimă. Nu știa încotro mergeau, drumul părea fără sfârșit. Nu puteau să meargă mai repede, mai repede, mai repede. Timpul trecea și în orice clipă putea fi prea târziu. Capitolul 63 Deodată, trecând pe lângă un zid lung și alb, ajunseră la o poartă flancată de gherete pentru santinele. Purtătorii puseră lecticile jos. Weddington se grăbi spre Kitty. Ea și sărise din lectică. Ofițerul bătu cu putere în poartă și strigă. O ușă laterală se deschise și pătrunseră într-o curte mare și pătrată. Ghemuiți lângă ziduri, sub streșinile acoperișurilor prelungi, soldați înveliți în pături zăceau pe pământ. Se opriră o clipă și ofițerul vorbi cu cineva care părea a fi sergentul de gardă, apoi se întoarse și îi spuse ceva lui Weddington. Mai trăiește spuse Weddington cu glasul scăzut. Fii atentă cum mergi. Precedați în continuare de oameni cu felinare, își croiră drum prin curte, apoi urcară câteva trepte, trecură printr-un portic și intrară într-o altă curte largă. Într-o parte a curții se găsea o încăpere prelungă, unde se vedeau lumini. Luminile dinăuntru, care se zăreau prin transparența hârtiei de orez, scoteau în relief desenul complicat al zăbrelelor de la ferestre. Purtătorii de felinare îi conduseră de-a lungul curții spre acea încăpere, și ofițerul bătu la ușă. Ușa se deschise imediat, și ofițerul, uitându-se la Kitty, se dădu la o parte. Te rog să intri, spuse Weddington. Încăperea era prelungă și joasă, și lămpile afumate îi dădeau un aer prevestitor de rele. Două sau trei ordonanțe stăteau prin jur. Pe un culcuș, lângă peretele din fața ușii, zăcea un om gemuit sub o pătură. Un ofițer stătea nemișcat la picioarele lui. Kitty se grăbi și se aplecă peste culcuș. Acolo zăcea Walter cu ochii închiși și în lumina aceea întunecată fața lui era cenușie ca unui mort. Era îngrozitor de nemișcat. Walter, Walter, gâfâi cu glas șoptit și îngrozit. O ușoară mișcare agită trupul culcat sau fu numai o părere că se mișcă. Mișcarea era atât de ușoară încât părea asemenea unei adieri pe care nu o pot simți, dar care totuși pentru o clipă încrețește suprafața apei liniștite. Walter, Walter, vorbește-mi! Ochii se deschiseră încet, ca și cum ar fi făcut un efort nemăsurat să ridice pleoapele acelea grele, dar nu o privi. Se uită țintă la peretele de lângă el. Vorbi, în glasul lui șoptit și slab era parcă o umbră de zâmbet. Frumoasă poveste, spuse el. Chitin nu îndrăznea să răsufle. Walter nu mai scoase niciun sunet și nici nu încercă să facă vreun alt gest, dar ochii lui, ochii aceia negri și reci ai lui, care acum întrevedeau cine știe ce taine, se uitau țintă la zidul alb văruit. Kitty se ridică, cu privirea rătăcită se uită la bărbatul care stătea lângă pat. Cu siguranță că se poate face ceva, doar nu o să stați așa fără să faceți nimic. Își frângea mâinile. Weddington vorbi cu ofițerul care stătea la căpătuiul patului. Mi-e teamă că s-a făcut tot ce se putea face. L-a îngrijit doctorul regimentului. Soțul dumitale l-a învățat ce să facă și a făcut tot ce s-a putut face chiar el. El e doctorul? Nu, el e colonelul Iu. Nu s-a mișcat de la căpătâiul soțului dumitale. Disperată, Kitty aruncă o privire. Era un bărbat înăltuț, dar bine făcut, și nu părea că se simte prea grozav în uniforma aceea ca chi. Se uita la Walter și Kitty observă că ochii omului erau umezi de lacrimi, o durere pătrunzătoare cuprinse. E îngrozitor să nu poți face nimic. Cel puțin nu mai are dureri, zise Weddington. Kitty se aplecă din nou peste patul unde zăcea bărbatul ei. Ochii aceia îngrozitori și goi priveau țintă înainte. Nu se putea spune dacă vedeau ceva. Nu știa dacă auzea ce îi se spune. Își apropie buzele de urechea lui. Walter, nu putem face ceva?" Se gândea că trebuie să fie vreun medicament pe care îl ar putea da și care i-ar opri îngrozitoarea scurgere a vieții. Acum că ochii ei se mai obișnuiseră cu obscuritatea, zări cu groază că obrazul lui se scofulcise. Abia de l-ar fi putut recunoaște. Era de neconceput ca în câteva ore să arate ca un alt om. De fapt, abia mai arăta om, arăta de acum ca un mort. Crezu că face un efort să vorbească, își apropie și mai mult urechea. Nu te agita, mi-a fost mai greu, dar acum e bine. Kitty aștepta o clipă, dar Walter nu mai spuse nimic. Nemișcarea lui sfâșie inima. Era îngrozitor cum zăcea așa nemișcat. Părea să fie de pe acum pregătit pentru nemișcarea morții. Cineva, doctorul sau un infirmier, se apropie și cu un gest îi făcu semn să se dea la o parte. Se aplecă asupra muribundului și cu o cârpă murdară îi umezi buzele. Kitty se ridică din nou și se întoarse spre Weddington, disperată. Nu mai e nicio speranță, șoptia. Weddington clătina din cap. Cât mai poate trăi? Nu se poate ști, poate un ceas. Kitty se uită prin camera aceea goală și privirea ei se opri asupra siluetei masive a colonelului Yu. Pot fi lăsată singură cu el pentru scurt timp? întrebă ea. Doar un minut. Firește, dacă dorești. Weddington se apropie de colonel și îi vorbi. Colonelul se înclină scurt și dădu un ordin cu glasul scăzut. O să așteptăm pe scări," spuse Weddington ieșind din cameră împreună cu ceilalți. N-ai decât să ne chemi." Acum, când ceea ce fusese de necrezut îi covârșise conștiința ca un drog care i-a alerga prin vine, când își dădu seama că Walter avea să moară, nu mai avea decât un singur gând și acesta era să-i facă sfârșitul mai ușor, eliberându-i sufletul de resentimentul care l-o trăvise. Dacă Walter ar fi putut muri în păcat cu ea, îi se părea lui Kitty că ar muri în păcat cu el însuși. Nu se gândea acum la ea, ci numai la el. Walter, te implor să mă ierți," spuse ea, plecându-se peste el. De teamă că n-ar putea suporta greutatea ei, Kitty a avut grijă să nu-l atingă îmi pare atât de rău pentru tot ce ți-am făcut. Regret foarte mult ce-am făcut." Walter tăcea. Părea să nu fi auzit. Fu obligată să stăruie. Într-un mod ciudat, îi se păru că sufletul lui era ca o molie care zbura încolo și încoace cu aripile acoperite de ură. Dragă! O umbră trecu pe fața lui lividă și scofâlcită. Nu era o mișcare, ci ceva mai puțin decât atât, și totuși făcea impresia unei convulsii înspăimântătoare. Niciodată nu-i mai spusese așa. Poate că prin creierul lui, care agoniza, trecu gândul confuz și cu greu sezizat, cu auzise. Un cuvânt obișnuit în vocabularul ei, folosindu-l doar pentru câini, copii sau mașini. Și atunci ceva oribil se produse. Kitty și încleștă pumnii, încercând cu toată puterea să se controleze, căci văzu două lacrime alunecând încet pe obrajii lui Istoviți. O, comoara mea, dragul meu, dacă m-ai iubit vreodată, știu că m-ai iubit și m-am purtat groaznic, te rog să mă ierți. N-am nicio șansă să-ți arăt acum că mă căiesc. Ai milă de mine, te implor, iartă-mă. Kitty se opri, se uită la el, ținându-și răsuflarea, așteptând încordată un răspuns. Văzu că încearcă să-i spună ceva, Inima îi cu putere, și se păru că ar fi o răsplată pentru suferințele pe care îi le provocase, dacă în acest ultim moment i-ar putea lua de pe suflet povara aceasta de amărăciune. Buzele lui Walter se mișcară, nu se uită la ea. Ochii lui priveau țintă fără să vadă zidul văruit în alb. Se apleca asupra lui ca să poată auzi ce o să spună. Walter însă vorbi foarte limpede. Dar câinele muri. Kitty rămase nemișcată ca și cum ar fi devenit deodată de piatră. Nu înțelegea și se uita la el nedumerită și îngrozită. N-avea niciun sens. Delira? Nu înțelesese nimic din ce-i spusese. Era cu neputință să fie atât de nemișcat și totuși să trăiești. Se uită țintă la el. Ochii erau deschiși. Nu ar fi putut spune dacă respira. Începu să-i se facă frică. Walter, șuptia Walter, în cele din urmă se ridică deodată. O spaimă subită o cuprinse, se întoarse și se îndreptă spre ușă. Vreți să veniți, vă rog? Nu pare să... Oamenii intrară în cameră. Doctorul chinez se apropie de pat. În mână avea o lanternă electrică, o aprinse și se uită în ochii lui Walter, apoi îi închise. Spuse ceva în chineză. Weddington o luă de mijloc pe Kitty. Mi-e teamă că a murit. Kitty oftă din adânc. Lacrimii se-i viră în ochi. Se simțea mai degrabă zăpăcită decât zdrobită. Chinezii stăteau în jurul patului, neputincioși, ca și cum n-ar fi știut ce să facă. Weddington tăcea. După câteva clipe, începură să vorbească între ei cu glas scăzut. Ar fi mai bine să te conduc la bungalow," spuse Weddington. O să-l aduc acolo." Kitty își trecu obosită mâna peste frunte. Se duse la culcușul de lângă zid și se aplecă. Îl sărută pe Walter ușor pe buze cum nu mai plângea. Iertați-mă că vă deranjez atâta. Când plecă, ofițerii o salutară și ea se înclină cu gravitate. Trecură din nou prin curte și se urcară în lectică. Îl văzu pe Weddington că și aprinde o țigară. Un rotocol de fum care se pierde în văzduh. Asta e viața unui om. Capitolul 64 Se crăpă de ziua și aici și colo câte un negustor dădea jos obloanele prăvăliei. Într-un unghier întunecat, o femeie se spăla pe mâini și pe față, la lumina unei lumânări. Într-o ceinărie, un grup de bărbați luau o gustare matinală. Lumina rece, cenușie a zilei care se ridica, se strecura de-a lungul ulițelor înguste asemenea unui hoț. Deasupra fluviului plutea o ceață alburie și catargele joncilor, înghesuite una lângă alta, străpungeau negura ca lăncile unei armate fantomatice. Când traversară fluviul, era frig și Kitty se înveli cu șalul ei în culori vesele. Urcară de-alul și se treziră deasupra vălului de ceață. Soarele strălucea pe un cer fără nori. Strălucea ca și cum ziua aceea era o zi ca oricare alta și nimic nu se întâmplase ca să o deosebească de celelalte. Nu vrei să te culci?" o întrebă Waddington când intrară în bungalou. Nu, o să stau la fereastră." Șezuse la fereastră atât de des și atât de mult în timpul săptămânilor trecute și ochii ei se obișnuiseră atât de mult cu templul fantastic, misterios și bătător la ochi de pe marele bastion, încât îi odihnea mintea. Era atât de ireal, chiar și în lumina crudă a miezii, încât o îndepărta de realitatea vieții. O să-i spun boiului să-ți facă un ceai. Mi-e teamă că va trebui să-l îngropăm în dimineața asta, o să am eu grijă de tot ce va fi nevoie. Îți mulțumesc. Capitolul 65 După trei ore în mormântară, Lui Kitty se păru îngrozitor ca Walter să fie înmormântat într-un sicriu ca acela, culcuș ciudat în care părea să stea incomod, dar n-a cotro. Călugărițele, aflând de moartea lui Walter, așa cum aflau de tot ce se întâmpla în oraș, trimiseră printr-un mesager o cruce din dali, țeapănă și rece, dar făcută parcă de mâinile unui florar, Crucea părea grotescă și ne la locul ei pe sicriul acela grosolan. Când totul fugata, trebuirea să-l aștepte pe colonelul Yu, care îi trimisese vorba lui Weddington că vrea să ia parte la înmormântare, venind soțit de un aghiotant. Urcare dealul, sicriul fu purtat de o duzină de culiz către un petic de pământ unde zăcea îngropat misionarul al cărui loc îl luase Walter. Weddington găsise printre lucrurile misionarului o carte englezească de rugăciuni și cu glasul coborât, cu o stânjeneală care era neobișnuită, citi slujba de îngropăciune. Poate că recitând versetele acelea solemne și teribile, îi trecea prin minte gândul că, dacă avea să cadă și el victimă molimei, n-avea să fie nimeni care să îi le citească la căpătâi. Scriul fu coborât în groapă și groparii începură să arunce pământul înăuntru colonelul Iu, care stătuse pe marginea gropii, cu capul gol, își puse chipiul, o salută grav pe Kitty și urma de aghiotantul său plecă. Culi, curioși să vadă o înmormântare creștină, mai zăboviseră și acum, târând prăjinile după ei, se îndepărtau agale. Kitty și Weddington așteptară până ce groapa se umplu și apoi așternură pe movilița, care mirosea a pământ reavăn, dalile țepene ale călugărițelor. Nu plânsese, dar când primii bulgări de pământ răsunară lovind țicriul, simți că îi se strânge inima cuprinsă de o îngrozitoare durere. Îl văzu pe Weddington că o așteptă să plece. Ești grăbit?" îl întrebă ea. Încă nu vreau să mă întorc la bungalou. N-am nimic de făcut. Sunt cu totul la dispoziția dumitale. Capitolul 66 o pornire de-a lungul potecii până ajunseră pe creasta dealului, unde se ridica porticul dedicat memoriei văduvei virtuoase, portic care jucase un rol atât de important în impresiile ei despre acele locuri. Era un simbol, dar acea anume nu prea știa. Nu putea spune de ce îi se părea că are un aer de ironie sardonică. Nu vrei să stăm puțin jos? N-am mai stat aici de veacuri. Câmpia se întindea vastă în fața ei. În lumina dimineții era liniștită și pașnică. Am fost pe aici doar acum câteva săptămâni și între timp parcă ar fi trecut o viață întreagă. Weddington tăcu și un timp Kitty își lăsă gândurile să rătăcească în voie. Oftă. Crezi că sufletul e nemuritor? întrebă ea. Weddington nu păru surprins de această întrebare. De unde să știu? Mai devreme, când l-au spălat pe Walter, înainte de a-l pune în sicriu, m-am uitat la el. Părea foarte tânăr prea tânăr ca să moară. Îți mai aduce aminte de cerșătorul acela pe care l-am văzut când am fost prima dată să ne plimbăm? Mi-a fost teamă, nu fiindcă era mort, dar pentru că arăta de parcă n-ar fi fost niciodată o ființă umană. Era ca un animal mort. Și acum și Walter semăna atât de mult cu o mașină care s-ar fi sfărmat. De aceea era atât de înspăimântător. Și dacă e numai o mașină, atunci cât de zadarnică e toată această suferință și durerile inimii și nefericirea! Weddington nu-i răspunse, dar privirile lui străbătură pământurile care se întindeau la picioarele lor. În dimineața aceea veselă și însorită, spațiul acela vast ți umplea inima de bucurie. Micile ogoare de orez cu formele lor precise se întindeau cât vedeai cu ochii, și pe multe din ele, țărani îmbrăcați în albastru și bivolii lor lucrau cu sârg. Era o priveliște pașnică și fericită. Chit întrerupse tăcerea. Nici nu-ți pot spune cât de adânc impresionat am fost de tot ce am văzut la mănăstire. Călugărițele acelea sunt minunate și mă fac să mă simt groaznic. Renunță la tot, la casa lor, la țară, la dragoste, la copii, la libertate și la toate acele lucruri mai mici, la care uneori mă gândesc că e mai greu să renunți la flori și la pajiștile verzi, la o plimbare într-o zi de toamnă, la cărți și la muzică, la confort, renunță la tot, la tot. Și fac asta ca să se poată dedica unei vieți de sacrificii și sărăcie, de ascultare și de trudă ucigătoare. Pentru toate, lumea asta e cu adevărat un loc al exilului. Viața e o cruce pe care o poartă cu plăcere, dar în inima lor e tot timpul o dorință, ceva mult mai puternic decât dorința un dor, un dor arzător, pasionat după ceva neasemuit de înalt. Frământându-și mâinile, Kitty se uita la el chinuită. Și? Și dacă nu există viață veșnică, gândește-te ce se întâmplă dacă moartea e cu adevărat sfârșitul tuturor lucrurilor. Au renunțat la tot, pentru nimic. Au fost înșelate. Sunt niște naive. Weddington se gândi un timp. Mă întreb Mă întreb dacă are vreo importanță faptul că ținta lor se dovedește a fi doar o iluzie. Părerea mea e că singurul lucru care ne dă posibilitatea de a privi lumea asta în care trăim fără a fi dezgustați e frumusețea pe care oamenii o creează din nimic. Tablourile pe care le pictează, muzica pe care o compun, cărțile pe care le scriu și viața pe care o duc. Din toate acestea, cea mai bogată în frumusețe este o viață frumoasă. E o operă de artă desăvârșită. Vorbele lui Weddington îi se părea un Voia să fie mai lămurită. Ai fost vreodată la un concert simfonic?" continua el. Da," zâmbia. Nu mă pricep deloc la muzică, dar îmi place." Fiecare om din orchestră cântă la micul său instrument. Și ce crezi că știe el de armoniile complicate care se desfășoară în aerul nepăsător? Pe el îl privea numai mica sa partitură dar el știe că sinfonia e frumoasă și, deși nu are cine să o asculte, ea rămâne frumoasă și el e mulțumit să joace rolul la oaltă cu ceilalți. Tăcura amândoi și Kitty întrerupse tăcerea. Spune-mi, dar câinele muri e vreun citat? Pe buzele lui Weddington se schiță un zâmbet și fu cât pe ce să răspundă, dar probabil că în clipa aceea sensibilitatea lui era peste măsură de ascuțită, Kitty nu se uită la el, dar ceva în expresia ei îl făcu să-și schimbe intenția. Nu știu dacă e sau nu, răspunse el precaut. De ce? Așa mi-a trecut prin minte. Îmi sună la ureche ca un lucru cunoscut. Se făcu din nou tăcere. Când ai rămas singură cu soțul dumitare, spuse Weddington, am vorbit cu doctorul regimentului. Mă gândeam că ar fi trebuit să avem mai multe amănunte. Și? Era foarte agitat, n-am putut înțelege deloc ce voia să spună. După câte am putut desluși din ce spunea, bărbatul dumitale s-a infectat în timpul experiențelor pe care le făcea. Făcea mereu experiențe. De fapt, nu era doctor, era bacteriolog. De aceea a vrut atât de mult să vină aici. Dar din ce îmi spunea doctorul, n-a putut înțelege dacă s-a infectat dintr-o întâmplare sau dacă a experimentat, de fapt, ceva asupra lui însuși. Kitty deveni foarte palidă. Sugestia au făcu să se cutremure. Weddington o luă de mână. Iartă-mă că vorbesc din nou despre acest lucru," spuse el blând, dar m-am gândit că asta te-ar putea consola. Știu cât de groaznic de greu e în aceste împrejurări să spui ceva care să fie de cel mai mic folos." M-am gândit că ar putea să însemne ceva pentru dumneata că Walter a murit ca un martir al științei și al datoriei. Kitty înălță din numeri parca nerăbdare. Walter a murit de inimă rea, spuse ea. Vă Kitty se întoarse încet și îl privi. Fața ei era albă și înghețată. Ce a vrut să spună cu dar câinele muri? Ce e asta? E ultimul vers din elegia lui Goldsmith. Capitolul 67 A doua zi dimineață, Kitty se duse la mănăstire. Fata care i deschise ușa păru surprinsă să o vadă și după câteva minute, după ce se apucase de lucru, maica să intră în încăpere. Se apropie de Kitty și o luă de mână. Mă bucur să te văd, draga mea copilă. E un frumos act de curaj că ai venit atât de curând după marea durere care te-a încercat și e un lucru înțelept, căci sunt sigură că puțină treabă o să te împiedice să te tot gândești la același lucru. Kitty își lăsă ochii în jos, înroșindu-se puțin. Nu voia ca maica stareță să vadă ce e în inima ei. Nu trebuie să-ți mai spun cât de mult te compătimim noi toți cei de aici." Sunteți foarte amabilă," șopti Kitty. Ne rugăm cu toții mereu pentru dumneata și pentru sufletul celui pe care l-ai pierdut." Chiti nu răspunse nimic. Maica stareță îi lăsă mâna și cu tonul ei rece și autoritar îi dădu diverse sarcini mângâie pe cap doi sau trei copii, le zâmbi cu ceritor, dar distant, și plecă să-și vadă de treburile ei urgente. Capitolul 68 Trecu o săptămână, Kitty cosea, maica stareță intră în încăpere și se așeză lângă ea. Se uită la lucrul lui Kitty cu o privire pătrunzătoare. Coș foarte bine, draga mea, e un lucru rar azi printre femeile din lumea dumitale. Datorez asta mamei mele, sunt sigură că mama dumitale va fi foarte bucuroasă să te vadă din nou. Kitty se uită la ea. Ținând seama de felul în care se purta Maica stareță, remarca aceasta nu putea fi considerată dreptopolitețe întâmplătoare. Maica stareță continua. Am fost de acord să vii aici după moartea bărbatului dumitale, drag, deoarece m-am gândit că lucrul te va distrage. La vremea aceea am socotit că nu ești în stare să faci lunga călătorie până la Hong Kong singură și n-am vrut să stai în casa aceea și să nu faci altceva decât să-ți amintești mereu de pierderea suferită. Acum însă au trecut opt zile. A venit vremea să pleci. Nu vreau să plec, mai că vreau să rămân aici. N-ai de ce să rămâi. Ai venit ca să fii cu soțul dumitale. Soțul dumitale a murit. Ești într-o situație în care, în scurtă vreme, vei avea nevoie de îngrijiri și de o atenție pe care e imposibil să le ai aici. E datoria dumitale, draga mea copilă, să faci ce se poate pentru binele ființei pe care Dumnezeu a încredințat-o grijii dumitale. O clipă, Kitty nu spuse nimic. Se uită în jos. Am avut impresia că eram de un oarecare folos aici. Mi-a plăcut să cred că eram de folos. Speram că îmi veți îngădui să-mi continui lucru până ce epidemia va lua sfârșit. Îți suntem cu toții foarte recunoscători pentru tot ce ai făcut pentru noi, spuse stareța zâmbind ușor. Dar acum că epidemia a dat înapoi, primejdia pentru cei ce vin aici nu mai e atât de mare și aștept două surori din canton. Trebuie să fie aici în scurtă vreme și când vor sosi, nu cred că voi mai avea nevoie de serviciile dumitale. Lui Kitty se strânse inima. Tonul stareței nu admitea nicio replică. O cunoștea destul de bine ca să știe că va fi insensibilă la orice rugăminți. Faptul că trebuie să se o convingă pe Kitty făcuse ca în glasul ei să răsune o nuanță, dacă nu de iritare, cel puțin de fermitate, care ar fi putut duce la iritare. Domnul Weddington a fost atât de amabil și mi-a cerut părerea. Aș fi preferat să-și vadă de treburile lui, o întrerupse Kitty. Dacă n-ar fi făcut-o, m-aș fi simțit oricum obligată să-i o spun, zise maica stareță cu blândețe. În momentul de față, locul dumitale nu e aici, ci alături de mama dumitale. Domnul Weddington a aranjat cu colonelul Yu să ți se asigure o escortă puternică, așa că vei fi în perfectă siguranță în timpul călătoriei și a avut grijă să ai purtători de lectică și culiz. Ama va merge cu dumneata și se vor face demersuri ca să ai tot ce e necesar în orașele prin care vei trece. De fapt, s-a făcut tot ce e posibil pentru confortul dumitale. Kitty strânse din buze. Se gândi că ar fi trebuit cel puțin să o fi consultat într-o chestiune care o privea numai pe ea. Trebuie să se stăpânească pentru a nu răspunde tăios. Și când trebuie să plec? Maica stareță rămase foarte liniștită. Cu cât te vei întoarce mai repede la Hong Kong și apoi vei pleca în Anglia, cu atât va fi mai bine, draga mea copilă. Ne-am gândit că ai dori să pleci poi mâine în zori. Atât de curând? Lui Kitty îi veni să plângă, dar adevărul era adevăr, ea nu mai avea ce căuta acolo. Păreți cu toții foarte grăbiți să scăpați de mine, spuse ea abătută. Kitty își dădu seama că stareța devenise mai puțin severă. Văzuse că Kitty era pregătită să cedeze și în chip inconștient vorbi pe un ton mai amabil. Kitty avea un simț ascuțit al umorului și ochii ei licăriră când se gândi că până și sfinților le plăcea să fie așa cum voiau ei. Să nu crezi că nu apreciezi bunătatea inimii dumitale, draga mea copilă, și milostenia care te face să nu dorești a-ți părăsi îndatoririle pe care singură ți le-ai impus. Kitty se uită țintă înaintea ei dădu ușor din numeri. Știa că nu-și putea atribui asemenea virtuți înălțătoare, voia să rămână fiindcă nu avea unde să se ducă. Senzația aceasta, că nimănui nu-i pasă nici cât negru sub unghie, dacă trăiește sau nu, i se păru ciudată. Nu înțeleg de ce să te împotrivești ideii de a pleca acasă, continuă stareța amabilă. Sunt mulți străini în această țară care ar da nu știu cât să aibă norocul dumitale. Dar nu dumneavoastră, maică, o, cu noi e altceva, dragă mea copilă. Când am venit aici, știam că ne-am părăsit căminurile pentru totdeauna. Din pricina sentimentelor sale jignite, în mintea lui Kitty se iscă dorința, răutăcioasă poate, de a găsi o fisură în această armură a credinței care le făcea pe călugărițe atât de superiori imune la orice sentiment firesc. Voia să vadă dacă mai rămăsese la stareță vruna din slăbiciunile omenești. Aș fi crezut că uneori e foarte greu să nu-i mai vezi niciodată pe cei ce-ți sunt dragi și locurile în care ai crescut. Mai Maica stareță șovăie o clipă, dar Kitty, care o privea cu atenție, nu putu observa nicio schimbare în seninătatea feței ei austere și frumoase. E foarte greu pentru mama mea, care e bătrână acum, deoarece sunt singura ei fică și ar dori mult să mă vadă încă o dată înainte de a muri. Aș vrea să-i pot face această bucurie, dar nu se poate și vom aștepta până ne vom întâlni altfel. Totuși, când te gândești la cei care -ți sunt atât de dragi, trebuie să fie greu să nu te întreb dacă ai avut dreptate să te desparți de ei. Mă întrebi dacă am regretat vreodată pasul pe care l-am făcut? Fața stareței deveni deodată radioasă. Niciodată. Niciodată. Am schimbat o viață care a fost nensemnată și fără valoare pentru una de sacrificiu. Urmă o clipă de tăcere și apoi mai castareță, luând o mină mai veselă, zâmbi. Vreau să te rog să iei un mic pachet și să-l pui la poștă pentru mine când vei ajunge la Marsilia. Ți-l aduc imediat. Puteți să mi-l dați mâine. Vei fi prea ocupată mâine ca să mai vii aici, draga mea. Ar fi mai bine pentru dumneata să ți ai rămas bun de la noi în această seară. Se ridică și cu o demnitate liniștită pe care rasa ei amplă nu o putea ascunde, plecă din cameră. În clipa următoare intră sora San Josef, venise să-i spună la revedere. Spera să aibă o călătorie plăcută, avea să fie în siguranță, deoarece colonelul lui dădea o puternică escortă și surorile călătoreau mereu singure și nu li se întâmpla nimic rău. Și cum avea să fie pe mare, mon Dieu, ce rău i-a fost când s-a dezlănțuit furtuna în oceanul indian!" Lui madame, mama lui Kitty, avea să-i facă plăcere să-și vadă fica, mai ales că trebuia să aibă grijă de ea. La urma urmei mai avea un suflet în grija ei acum și se vor ruga cu toate pentru ea. Se vor ruga mereu pentru ea și pentru micuțul ei drag și pentru sufletul sărmanului viteazului doctor. Era volubilă, amabilă și afectoasă. Totuși Kitty era foarte conștientă că pentru sora San Joseph nu era decât o fantomă fără trup sau substanță. O cuprinse deodată o nestăpânită dorință să o apuce de umeri pe călugărița aceea solidă și de treabă și să o zgâlție strigându-i. Află că sunt o ființă omenească, nefericită și singură și am nevoie de îngrijire, simpatie și încurajare. Nu poți întoarce fața de la Dumnezeu la celălalt tău doar pentru o clipă ca să mă compătimești puțin? nu compătimirea aceea creștină, rece, pe care o aveți toate pentru cei ce suferă, ci o compasiune omenească, firească și caldă. Gândul acesta aduse un zâmbet pe buzele lui Kitty. Cât de surprins ar fi sora San Josef, ar fi fost într-adevăr convinsă de ceea ce bănuia doar, că toți englezii sunt nebuni. Din fericire, suport foarte bine marea, spuse Kitty, niciodată nu mi-a fost rău de mare. Maica stareță se întoarse cu un pachetel curat și mic. Sunt batiste pe care le-am făcut pentru ziua mamei, spuse ea. Inițialele au fost brodate de către tinerele noastre fete. Sora San Josef spuse că poate Kitty ar dori să vadă ce frumos erau lucrate și maica superioară, cu un zâmbet indulgent, dezaprobator, desfăcu pachetul. Batistele erau foarte fine și deasupra inițialelor, un cifru complicat, era brodată o coroană din frunze de fagi. După ce Kitty admiră cum se cuvine lucrul, batistele fură împachetate la loc și coletul îi fu înmânat din nou. Sora San Joseph, după un «A bien, madame, je vous quitte!» și după ce își repetă urările ei politicoase și impersonale, plecă. Kitty își dădu seama că sosise momentul să și-a rămas bun de la maica stareță. Îi mulțumi pentru bunătatea pe care o arătase față de ea și merseră de-a lungul coridoarelor pustii și văruite în alb. Ar fi prea mult dacă te-aș ruga să trimiți pachetul recomandat de la Marsilia?" spuse stareța. Nu, desigur, așa voi face." Kitty se uită la adresă. Numele îi se păru foarte nobil, dar locul menționat îi atrase atenția. Dar e unul din șatourile pe care le-am vizitat. Călătoream cu mașina prin Franța cu niște prieteni." E foarte posibil," spuse maica stareță. Străinilor li se permite să-l viziteze de două ori pe săptămână." Cred că dacă aș fi locuit vreodată într-o asemenea casă frumoasă, n-aș fi avut inima să o părăsesc. Desigur, e un monument istoric. Nu e prea intim. Dacă aș regreta ceva, n-ar fi acest loc, ci micul castel în care am stat când eram copil. Eram Pirinei, m-am născut aproape de mare. Nu neg că uneori mi-ar plăcea să ascult valurile care lovesc stâncile de pe mal. Kitty a avut impresia că maica stareță, ghicindu-i gândurile și motivul remarcilor sale, își bătea joc pe ascuns de ea. Ajungând la mica și nepretențioasa poartă a mănăstirii, spre surpriza lui Kitty, stareța o luă în brațe și o sărută. Apăsarea buzelor ei palide pe obrajii lui Kitty, o sărută pe un obraz și apoi pe celălalt, foarte atât de neașteptată, încât o făcu să se roșească și fugata să izbucnească în plâns. La revedere! Dumnezeu să te binecuvânteze, copila mea dragă. O țin o clipă în brațe. Adu-ți aminte că ați face datoria nu înseamnă mare lucru și că nu e cu nimic mai meritoriu decât a te spăla pe mâini când te murdărești. Singurul lucru care are importanță e dragostea pentru ceea ce trebuie să faci. Când dragostea și datoria sunt una, atunci te bucuri de o fericire care depășește orice înțelegere. Poarta mănăstirii se închise pentru ultima dată după ea. Capitolul 69 Weddington urcă împreună cu Kitty dealul și se opriră o clipă la mormântul lui Walter. La porticul memorial îi spuse la revedere. Uitându-se la portic pentru ultima dată, Kitty simți că ar putea da o replică enigmatice ironii a prezenței lui cu o ironie proprie egală. Urcă în lectică. Zilele trecură una după alta. Priveliștile de pe marginea drumului se înșiruiau ca un fundal al gândurilor ei. Se uita la ele ca la un duplicat, ca și cum ar fi fost rotunjite printr-un stereoscop, având o semnificație sporită, deoarece la tot ce zărea acum se adăuga amintirea a ceea ce văzuse doar cu câteva săptămâni înainte de a fi făcut același drum în sens invers. Culis, cu poverile lor, se răzlețeau în dezordine, câte doi sau câte trei, apoi la vreo sută de iarzi, unul singur, apoi iar doi sau trei. Soldații din escortă se târau și ei cu mersul lor greoi, făcând douăzeci și cinci de mile pe zi. Ama era purtată de doi oameni și chiti de patru, nu fiindcă era mai grea, ci pentru a-i sublinia rangul. Din când în când întâlneau un șir de culi stârându-se unul după altul cu poverile lor grele sau un funcționar chinez într-un sedan, uitându-se cu ochi scrutători la femeia albă. Țărani în hainele lor albastre decolorate, cu pălării uriașe pe cap, în drum spre târg, sau câte o femeie bătrână ori tânără, clătinându-se pe picioarele legate treceau în sus și în jos pe dealurile cu ogoarele cultivate cu orez, cu fermele cuibărite în poiene de bambus, treceau prin sate prăpădite și prin orașe înconjurate de ziduri asemenea orașelor dintr-o carte veche. Soarele toamnei târzii era plăcut și dacă în zori, când lumina pâlpâitoare învăluia câmpiile curate în farmecul unei povești cu zâne, era frig, mai târziu căldura devenea binefăcătoare, Căldura o făcea pe Kitty să încerce un sentiment de beatitudine pe care nu făcea niciun efort să-l înlăture. Priveliștile vii cu culorile lor rafinate, cu neașteptata lor finețe și ciudățenie, erau asemeni unei tapițerii, în fața căreia, ca niște forme misterioase și sumbre, jucau fantomele imaginației lui Kitty. Păreau a fi cu totul ireale. Mei Tanfu, cu zidurile lui crenelate, era ca o pânză pictată pusă pe scenă într-o piesă veche pentru a reprezenta un oraș. Călugărițele, Weddington și femeia manciuriană care îl iubea erau niște personaje fantastice dintr-o dramă, iar oamenii care mergeau pe străzile întortocheate și ceilalți care muriseră erau figuranții. Desigur și ea și toți ceilalți aveau o anume semnificație, dar care era aceasta? parcă ar fi dansat un dans complicat și vechi. Înțelegeai că aceste figuri complicate aveau un sens important de știut și totuși nu-ți puteai da seama care anume. I se părea de necrezut lui Kitty. O femeie bătrână trecea de-a lungul drumului îmbrăcată în albastru și albastru în lumina soarelui părea idoma unui lapis lazuli. Fața ei, cu o mie de riduri mărunte, era ca o mască de fildeș vechi mergând cu picioarele ei mici, se sprijinea într-un toiag mare și negru. Îi se părea de necrezut lui Kitty că ea și Walter au avut vreun rol în acest ciudat și ireal dans. Și totuși avuseseră roluri importante. Ar fi putut foarte ușor să-și piardă viața, așa cum și-o pierduse el. Poate că nu era decât un vis din care avea să se trezească deodată cu un oftat de ușurare. Îi se părea că totul s-a întâmplat cu multă vreme în urmă și într-un loc foarte îndepărtat, era ciudat cât de neclare păreau a fi personajele acestei piese proiectate pe fundalul însorit al vieții adevărate. Lui Kitty totul îi se părea o povestire pe care o citise undeva. Era puțin cam surprinzător că-i păsa de ea atât de puțin. Descoperi că nu-și mai putea aminti cu precizie fața lui Weddington, care îi fusese atât de familiară. În seara aceea aveau să ajungă în orașul de pe fluviul de apus, de unde avea să ia un vapor, și de acolo nu mai era decât o noapte până la Hong Kong. Capitolul 70 La început, fiindcă nu plânsese când murise Walter, îi fusese rușine. I se păruse că e îngrozitor de nesimțită. Căci până și ochii ofițerului chinez, colonelul Yu, erau înlăcrimați. Moartea soțului ei o zăpăcise. Era greu de conceput că nu avea să mai vină în bungalow și că atunci când se scula dimineața nu avea să-l mai audă făcând baie. Fusese viu, și acum pur și simplu nu mai exista. Surorile se mirau că era atât de resemnată și admirau curajul cu care își suporta durerea. Dar Weddington era un om abil. Cu toată simpatia lui solemnă, Kitty avea sentimentul că era, cum să spună, că se făcea că e serios. Desigur, moartea lui Walter fusese pentru ea o lovitură. Nu voise ca el să moară. Dar totuși, ea nu-l iubea. Nu-l iubise niciodată. Era decent să se arate îndurerat așa cum se cuvenea. Ar fi fost urât și chiar vulgar să lase pe cineva să vadă ce e în inima ei, dar trecuse prin prea multe ca să se prefacă față de ea însăși. I se părea că aceste câteva săptămâni din urmă o învățaseră cel puțin măcar acest lucru, că dacă e necesar câteodată să minți pe alții, e întotdeauna josnic să te minți singur. Îi părea rău că Walter murise atât de tragic, dar îi părea rău omenește, așa cum i-ar fi părut dacă ar fi fost vorba de o cunoștință, recunoștea că Walter era un om dotat cu calități admirabile, se întâmplase să nu-i placă. O plictisise întotdeauna. Nu voia să admită că această moarte era pentru ea o ușurare. Putea spune în chip cinstit că dacă l-ar fi putut aduce din nou în viață cu un cuvânt, ar fi rostit cuvântul. Dar nu putea să nu aibă sentimentul că moartea lui îi făcuse drumul oarecum mai ușor. N-ar fi fost fericiți niciodată împreună, și totuși ar fi fost teribil de greu să se despartă. Era surprinsă, dându-și seama ce sentimente are. Se gândea că oamenii ar fi considerat-o crudă și fără inimă dacă ar fi știut. Ei bine, nu trebuiau să afle. Se întreba dacă toți semenii ei păstrau în inima lor asemenea secrete rușinoase pe care se străduiau tot timpul să le ferească de priviri curioase. Nu se gândea decât foarte puțin la viitor și nu-și făcea niciun fel de planuri. Singurul lucru pe care știa că-l dorește era să stea la Hong Kong cât mai puțin posibil. Se gândea cu groază la sosirea în oraș. I se părea că i-ar fi plăcut să rătăcească mereu cu lectica ei prin această țară zâmbitoare și prietenoasă și, spectator pe veci indiferent al fantasmagoriei vieții, să-și petreacă fiecare noapte sub un alt acoperiș. Dar firește trebuia să înfrunte viitorul imediat. Avea să se ducă la hotel de îndată ce va ajunge la Hong Kong, să aranjeze să scape de casă și să vândă mobila. Nu era necesar să-l vadă pe Townsend. Va avea eleganța să se ferească din calea ei. Ar fi vrut totuși să-l mai vadă odată ca să-i spună ce ființă abjectă îl considera. Dar ce conta lui Townsend? Ca o melodie înălțătoare, răsunând în arpegii exaltante, la harpă, în complicată armonie a unei sinfonii, un gând stăruia mereu în mintea ei. Acest gând redase o rezăriilor frumusețea lor exotică, făcuse ca pe buzele ei palide să apară un început de zâmbet când zărise un flăcău cu obrazul neted, trecând în grabă pe lângă ea în drum spre târg, mergând mândru și țanțoș, și dăduse orașelor prin care trecea farmecul unei vieți tumultoase. Orașul Molimei fusese o închisoare din care scăpase și niciodată nu mai văzuse până atunci cât de fermecător era albastru cerului și ce bucurie era să privești bambușii care se înclinau cu atâta grație pe deasupra potecilor. Libertate! Acesta era gândul care cânta în inima ei, așa că în ciuda faptului că viitorul părea întunecat, el strălucea totuși ca și ceața de pe fluviu când soarele de dimineață și arunca razele asupra ei. Libertate. Nu era numai eliberarea de o legătură care o irita și de o tovărășie care o deprima, nu era numai eliberarea de moartea care o amenința, ci eliberarea de dragostea care o degradase. Și odată cu libertatea, curajul și o vitează nepăsare pentru tot ce avea să vină de aici înainte.